Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta această carte, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi, la început de an nou, vă invit să începem împreună o nouă carte de George Simenon din seria Maigret. Cartea se numește Pic Pus. Un singur lucru, aș vrea doar la început să vă urez la absolut toți care mă ascultați un an nou cât mai liniștit, cât mai bun, cu multă sănătate, bucurii, fericire și să aveți parte de tot ceea ce este mai bun. Vă mulțumesc că mă însoțiți de 2 ani deja, să sperăm la cât mai mulți ani împreună și dacă vă va face plăcere această carte, vă rog să lăsați un comentariu, așa cum știți deja, îmi face mare plăcere să vă citesc comentariile, un like, un share eventual, ca să poată auzi cât mai multă lume despre aceste cărți. Vă mulțumesc tare mult, acestea fiind spuse, să începem. Capitolul 1. Amințit pic pus, 5 fără 3 minute. Un cerculeț alb se lumină pe harta imensă a Parisului care acoperea o întreagă porțiune a peretelui. Un angajat își lăsă jos sandvișul și introduse o fisă în unul dintre miile de orificii ale centralei telefonice. Alo, arondismentul 14? Duba voastră a ieșit? Maigret, care ar fi vrut să aibă un aer indiferent, stătea în picioare în bătaia soarelui și se ștergea de transpirație. Angajatul mormăi câteva cuvinte monosilabice, scoase fișa, își luă sandvișul și spuse spre comisarul de la poliția judiciară. Un bersi, ceea ce în limbajul meseriei însemna un bețiv. Era luna august, Parisul mirosea asfalt încins. Vacarmul din centru pătrundea pe ferestrele larg deschise în acea încăpere, care era ca un fel de creier al serviciului Police Secur. Jos, în curtea prefecturii de poliție, se puteau vedea două dube pline de agenți, gata să plece la primul semnal. Apoi se aprinse alt cerculeț, de astădată în arondismentul 18. Sandviș lăsat jos, fișă. Alo, ia uite, Gerard, de serviciu, ce se întâmplă la voi, bătrâne? A, bine, e în regulă. Cineva se aruncase pe fereastră. Era modul în care se sinucideau oamenii amărâți, îndeoseb bătrânii și lucru ciudat, mai ales în arondismentul 18. Maigret goli pipa, lovind-o de pervazul ferestrei, o umplu din nou și se uită la ceas. Era 5:02. Ghicitoarea fusese sau nu ucisă? Ușa se deschise și a apărut brigadierul Lucas. Era mic de statură, durduliu, agitat și se ștergea și el de transpirație. Tot nimic, șefule. Ca și Maigret, traversase bulevardul care despărțea poliția judiciară de prefectură. Auziți, tipul e acolo. Mascuvin? Are o față de om bolnav. Vrea neapărat să vă vorbească. Spune că nu i-a mai rămas decât să se sinucidă. Un cerculeț luminos. Poate de data asta? Nu. O încăierare la poarta SN1. Sună telefonul. Directorul poliției judiciare dorea să vorbească cu Maigret. Alo, Maigret. Ia zi, nimic? În vocea lui se simțea o fărâmă de ironie. Maigret clocotea de furie. Îi era cald, ar fi dat orice pentru o bere rece. Și, pentru prima dată în viața lui, aproape că ar fi dorit să fie comisă o crimă, cea pe care o aștepta. Splendid! Dacă ghicitoarea nu era ucisă la ora 5 fix, sau mai exact, după cum anunța textul de pe sugativă, la 5 după amiază va trebui să suporte luni de zile zâmbetele ironice ale celor din jur și glumele lor mai mult sau mai puțin spirituale. Adu-mi-l pe Mascuvin! Numai că omul ăla părea un farsor. Venise cu o zi în urmă la poliția judiciară cu un aer lugubru, încruntat, cu fața agitată de un tic nervos și voise musai să vorbească cu comisarul Maigret în persoană. E o problemă de viață și de moarte, spusese el. Un tip mic de statură și slab, destul de șters, trecut de prima tinerețe, emanând un izfat de celibatar neîngrijit. Își debitase povestea trosnindu-și degetele ca un școlar care spune lecția. Lucrez de 15 ani la Prau de Druin, negustorii de pe Bulevardul Bon Nouvel. Locuiesc singur într-un apartament cu două camere în piața Vosges, număr 21. În fiecare seară mă duc să joc o partidă de bridge într-un club de pe strada Piramidelor. De 2 luni mă urmărește ghinionul, mi-a întocat toate economiile.
Datorez 800 de franci contesei. Maigret asculta puțin distrat, gândindu-se că jumătate dintre parizieni erau în vacanță și că restul, la ora aceea, beau ceva rece sub umbrarele teraselor. Care contesă? Omul cel trist explică. O femeie de lume care avusese necazuri și deschisese un salon de bridge pe strada piramidelor. O femeie foarte frumoasă. Se vedea că individul era îndrăgostit de ea. Astăzi, la ora 4, domnule comisar, am luat o bancnotă de 1000 de franci din casa de bani a patronilor mei. N-ar fi arătat mai tragic nici dacă ar fi mărturisit că omorâse o familie întreagă. Își continuase mărturisirea, trosnindu-și mai departe degetele. La închiderea birourilor, rătăcise pe bulevarde cu bancnota de 1000 de franci în buzunar. Era chinuit de remușcări. Intrase la Cafe de Sport, la colțul pieței Republicii cu bulevardul Voltaire, unde avea obiceiul să bea singur un aperitiv înainte de masa de seară. Ce v-a descris Nestor? Îi spunea chelnerului pe numele mic. Da, le va scrie patronilor săi. Le va mărturisi totul și le va trimite înapoi bancnota de 1000 de franci. Prea mult ghinion. Pierdea de 2 luni. Contesa, pe care o adora în tăcere, n-avea ochi decât pentru un capitan în retragere și îi ceruse cu duritate lui Mascuvin banii datorați. În mijlocul mulțimii de consumatori, omul privea țintă la sugativa din fața lui. Cu un gest mecanic își așeză lomionul pe sugativă și se uită la el cu ochii lui mari și miopi. Atunci se produse fenomenul. Una dintre lentile, comportându-se ca o oglindă, reflectă urmele de cerneală care se uscaseră pe sugativă. Mascuvin desluși 2 cuvinte. Voi ucide. Se uită mai atent. Lentila reda imaginea inițială. Mâine, la 5 după amiaza, o voi ucide. Mâine, la 5 după amiaza, o voi ucide pe ghicitoare. Semnat Picpus. 5 și 5. Telefonistul avea timp să-și termine sandvișul cu salam care mirosea a usturoi, pentru că cerculețele albe de pe harta Parisului nu se mai luminau. Se auziră pași pe scară. Era Lucas care l-aducea pe tristul Mascuvin. Cu o zi înainte, Maigret sfătuise să se ducă acasă, să meargă la birou ca de obicei și să pună la loc cei 1000 de franci. Lucas îl urmărise pe individ pentru orice eventualitate. Pe la 9 seara, acesta se dusese să dea târcoale pe strada piramidelor, dar nu intrase în imobilul contesei. Dormise acasă. Dimineața se dusese la birou, iar la prânz luase masa la autoservire de pe bulevardul Saint-Martin. Brusc, pe la 4:30, neputând să mai reziste, a părăsit biroul și s-a îndreptat spre poliția judiciară. Nu mai pot, domnule comisar. Nu mai am curajul să-mi privesc patronii în ochi. Mi se pare... Stai jos și taci. 5:08. Un soare triumfător lumina Parisul plin de lume. Bărbații se plimbau fără haină și femeile erau aproape goale sub rochile lor subțiri. În acest timp, poliția supraveghea 482 de ghicitoare, mai mult sau mai puțin clarvăzătoare. Maigret, nu crezi că e o glumă? Și Lucas era îngrijorat pentru șeful lui, care risca să se facă de râs. Un cerculeț se aprinse în arondismentul 3. Alo, bine, e în regulă. Telefonistul oftă și spuse spre Maigret. Încumbersi și nu e sâmbătă. Mascuvin, care nu mai putea sta locului și-și tot trosnea degetele, deschise gura. Mă scuzați, domnule comisar, dar aș vrea să vă spun niciun cuvințel. Îl repezi Maigret. Numitul Picpus se va hotărâ sau nu să o ucidă pe ghicitoare. Cerculeț luminos, din nou arondismentul 18. Alo, comisarul Maigret? Vi-l dau. Maigret simți o strângere de inimă când lua receptorul din mână în mână. Alo, da? Postul din strada Damremont? Cum? Strada Culencur, număr 67 bis, domnișoara Jean? O ghicitoare? Vocea îi devenise iar puternică, fața îi se luminase. Repede, copii! Ia-l cu tine, Lucas, nu se știe niciodată. Joseph Mascuvin, asemenea unui somnambul, un somnambul lugubru, îi urmă pe cei doi bărbați pe scările pline de praf. O mașină de poliție aștepta în curte. Strada Culencur, număr 67 bis. Repede! Pe drum, Maigret constată că numele domnișoarei Jean nu era trecut pe lista ghicitoarelor în cărți și a clarvăzătoarelor pe care o ceruse cu o zi înainte pentru punerea lor sub o supraveghere discretă. Mai repede, bătrâne! Iar imbecilul de Mascuvin îl întrebă timid. A murit? O clipă, Maigret se întrebă dacă era chiar atât de naiv pe cât părea. Se va vedea mai târziu. Revolver? Întrebă cu glas căzut Lucas.
cuțit. Nu era nevoie să se uite la numerele caselor. Exact în fața pieței Constantin Pechiur, un grup de oameni indica imobilul unde avusese loc drama. Vă aștept? Băigui Mascovin. Intri cu noi. Să mergem. Vino. Agenții se dădură la o parte ca să-i lase să treacă pe Megre și pe brigadierul Lucas. Etajul 5, pe dreapta. Clădirea nu avea ascensor. O casă curată, destul de confortabilă. Locatari pe paliere, cum era și normal, la etajul 5, comisarul de poliție din arondismentul 18 dădu mâna cu Megre. Intrați, mai aia din aur s-a întâmplat. Am avut noroc că am fost anunțați atât de repede, după cum veți vedea. Intrară brusc în lumina soarelui. Salonașul, unde totul sună înnăbușit, cu ferestrele larg deschise, dădea spre un balcon de unde vedeai orașul de sus. Salonul era cochet, cu draperii în culori deschise, cu scaune Louis XVI și bibelouri încântătoare. Un medic de cartier se ridică la intrarea lor. Nu se mai poate face nimic. A doua lovitură a fost mortală. Încăperea era prea mică pentru toată lumea care se afla acolo. Megre, după ce își umplu pipa, își scoase haina, arătându-și astfel bretelele mov, cumpărate de soția lui cu o săptămână înainte. Comisarul de poliție zâmbi când văzu bretelele care, culmea, erau din mătase, iar Megre se încruntă. Haide, spune-mi, aștept. Păi, încă n-am avut timp să culeg multe informații, mai ales că portărea sa nu e prea vorbăreață. Trebuie să-i scoți vorbele din gură cu cleștele. Domnișoara Jean, pe numele ei adevărat Marie Picard, născută la Bayeux. Megre ridică cearșaful aruncat peste cadavru. O femeie drăguță, zău așa, de vreo 40 de ani. Plinuță, îngrijită, cu părul de un blond, poate nu chiar natural. Nu era înscrisă ca ghicitoare și nu își făcea publicitate. Totuși avea o clientelă regulată, persoane foarte bine, după cât se pare, care veneau să o consulte. Câți clienți a primit în după amiaza asta? Portărea sa, doamna Bafon, Eugen Bafon, nu știe. Pretinde că asta nu o privește și că nu toate portăresele sunt atât de curioase pe cât se spune. La 5 și câteva minute, doamna aici de față, o femeie mică de statură și vioaie și ea între două vârste, cu o pălărie puțin cam ridicolă, se ridică de pe scaun și începu să explice. O cunoșteam pe domnișoara Jean, care venea să petreacă uneori câteva zile la Morsang. Cunoașteți Morsang, pe malul Senei, puțin mai sus de Corbei, în dreptul barajului. Eu țin hanul Bon Pigeot. Isidor tocmai pescuise o frumusețe de lin și cum tot trebuia să vin la Paris, mi-am zis. Peștii erau acolo, înveliți în iarbă, încă proaspătă, într-un coș. Înțelegeți, știam că o să-i facă plăcere, pentru că-i plăcea tare mult peștele. O cunoașteți de mult pe domnișoara Jean. De vreo 5 ani, odată a stat și o lună întreagă la noi. Singură? Dar ce părere aveți? Așadar, am urcat între două cumpărături. Ușa nu era încuiată, era întredeschisă. Exact așa. Și am zis, domnișoara Jean, sunt eu doamna Roy. Apoi, văzând că nu răspunde, am intrat și... Uitați, stăteam în fața acestui gheridon cu corpul plecat în față, încât am crezut că adormise. Am vrut să o trezesc și... Prin urmare, pe la 5 și 7 minute, domnișoara Jean, ghicitoare, murise în urma a două lovituri de cuțit primite în spate. A fost găsită arma? Întrebă Megret, adresându-se comisarului de poliție. Nu. Vreo mobilă ruptă? Nimic, totul e în ordine. Asasinul nu pare să fi intrat în dormitor, uitați! Deschis o ușă. Dormitorul arăta și mai vesel decât salonul. Un adevărat budoar cu nuanțe deschise. Un cuib de femeie cochetă care iubea confortul. Și spui că portărea sa pretinde că nu știe nimic. Doamna Roy s-a dus la barul din vecinătate ca să ne telefoneze. Am găsit-o în prag. Ar mai fi ceva. A, iată că a venit lăcătușul pe care l-am chemat. Pe aici, omule, uite, deschide-mi ușa asta. Megre se uită din întâmplare la Moscovin, așezat pe marginea unui scaun, iar angajatul de la Praude, Druin, Gemu. Simt că mă lasă inima, domnule comisar. Să fi sănătos. Peste puțin timp, când domnii de la parche și specialiștii de la identitatea judiciară vor ajunge acolo, va fi și mai rău. Megre și-ar fi dorit măcar să aibă timp să bea o bere la manier. După cum vedeți, continuă comisarul de poliție, apartamentul e format din acest salon, o sufragerie rustică, iată, o dormitor, o debara și... Arătă spre ușa încuiată la care lucra lăcătușul. Presupun că e bucătăria. Un șperaclu se învârti în broască, ușa se deschise. Hei, ce faci aici? Cine ești? Apariția aceea neașteptată era aproape comică, în bucătăria mică și foarte curată, unde nu vedeai nicio farfurie murdară sau un pahar murdar,
se afla un bătrân care aștepta foarte demn, așezat pe marginea mesei. Răspunde ce faci aici! Bătrânul se uita cu stupoare la bărbații care îi se adresau și nu găsea nimic de răspuns. Lucrul cel mai ciudat era că purta un par de siu verzui, deși era luna august. Nebărbierit, bătrânul își ferea privirea și avea umerii lăsați. De când te afli în această bucătărie? Făcu un efort, ca și cum n-ar fi înțeles prea bine, scoase din buzunar un ceas din aur și îi desfăcu capacul. De 40 de minute, răspunse el în cele din urmă. Adică te aflai aici la ora 5. Am sosit înainte. Ai asistat la crimă? Care crimă? Era cam tare de ureche și a plecat ușor capul spre interlocutorul lui, așa cum fac surzii. Cum, nu știai că... Îi arătară cadavrul. Bătrânul se uită la el, stupefiat și rămase încremenit. Ei? Nu răspunse. Se șterse la ochi, dar asta nu însemna că plânge, pentru că Megreu îi remarcase deja ochii lăcrimoși. Ce făceai în bucătărie? Se uită iar la ei. S-ar fi zis că vorbele lor nu aveau niciun sens pentru el. Cum se face că ai fost încuiat în această bucătărie? Cheia nu e afară și nici înăuntru. Nu știu, răspunse el, oftând ca un copil căruia e teamă să nu fie bătut. Ce nu știi? Nimic. Ai acte? Se căută în buzunare cu stângăcie, se șterse iar la ochi, își trase nasul și în sfârșit întinse un portofel cu inițiale din argint. Comisarul de poliție și Megre se uitară unul la altul. Bătrânul chiar era ramolit sau juca rolul la perfecție? Megre scoase din portofel o carte de identitate pe care o citi cu glas căzut. Octav Le Cloaghen, medic de marină în retragere, 68 de ani, Bulevardul Batignol, număr 13, Paris. Apoi comisarul rosti cu o voce tunătoare. Să iasă toată lumea! Joseph Mascuvin se ridică ascultător. Dumneata nu, rămâi! Stai jos, firar să fie! 10-15 oameni pur și simplu te sufoca în locuința aceea minusculă. Stați jos și dumneavoastră, domnule Le Cloaghen! Și mai înainte de toate, spuneți-mi ce făceați aici. Le Cloaghen tresări. Auzise sunetul, dar nu înțelesese sensul. Megre repetă întrebarea și se văzu obligat să răgnească. A, da, pardon, venisem... Pentru ce? La ea, băigui el arătând spre cadavrul acoperit. Voia să vă aflați viitorul? Bătrânul nu răspunse. În fine, erați sau nu unul din clienții ei? Da, venisem. Și ce s-a întâmplat? Stăteam jos, aici, da, pe scaunul aurit. Cineva a bătut la ușă, așa. Se îndreptă spre ușă. S-ar fi putut crede că voia să fugă, dar nu, doar bătu într-un anumit fel, s-a cadat. Atunci ea mi-a spus, haide vorbiți ce v-a spus. Mi-a spus, repede, aici, și m-a împins în bucătărie. Ea a încuiat ușa, nu știu, și pe urmă, nimic, m-am așezat pe masă. Fereastra era deschisă, m-am uitat în stradă și... și nimic. Au venit mulți oameni. Am crezut că era bine să nu mă vadă nimeni. Vorbea domol, lent, cu regret parcă și brusc puse întrebarea cea mai neașteptată. N-aveți cumva puțin tutun? O țigară? Tutun. Fumați pipă? Megre întinse punga lui cu tutun. Le Cloaghen lua tutun între degete și îl băgă în gură cu o satisfacție vizibilă. Nu-i nevoie să-i spune soției mele. În acest timp, Luca scotocise locuința. Megre știa ce căutau. Ei, nimic, șefule, cheia bucătăriei nu-i nicăieri. I-am cerut unui inspector să o caute în stradă în caz că ar fi fost aruncată pe fereastră. Megre se adresă din nou lui Cloaghen. Pe scurt, pretindeți că ați venit aici cu puțin înainte de ora 5 ca să o consultați pe ghicitoare. La 5 fără 3 minute, cineva a bătut la ușă într-un fel anume și domnișoara Jean v-a împins în bucătărie. Așa e? V-ați uitat în stradă, apoi ați auzit voci și n-ați făcut nicio mișcare. Nici măcar nu v-ați uitat pe gaura cheii. Nu? Credeam că aștepta pe cineva. Ați mai fost aici? În fiecare săptămână. De mult timp? De foarte mult timp. Ramolit? Neramolit? Între cartierul era tulburat. La sosirea mașinilor parchetului, în stradă erau peste 200 de persoane. Soare, culori vesele, terase, unde viața era plăcută în fața unui pahar cu bere rece. Megre își îmbrăcă haina ca să nu fie găsit în cămașă de domnii de la parchet. Sunteți aici, domnule comisar? Întrebă cu mirare adjunctul procurorului. Asta înseamnă că e vorba de un caz interesant. Doar că deocamdată mă aflu în fața a doi sonați. Bombănii Megre numai pentru el. Dobitocul de Mascovin care nu-și mai lua ochii de la comisar.
și bătrânul care își mestecă tutunul și tot trăgea nasul. Sosiră și alte mașini. De data asta erau jurnaliștii. Auzi, Lucas, ia-mi pe tipii ăștia doi. Voi fi la poliția judiciară peste o jumătate de oră. Atunci Moscovin spuse ceva teribil de caragios, după ce dădu din cap și căută pălăria în jurul lui, în salonul acum în dezordine, murmură cu gravitatea lui caracteristică. Vedeți deci, domnule comisar, că Picpus a ucis ghicitoarea. Capitolul 2. Bărbatul lac de nădușală. Lucru ciudat, fixând fără să vrea cu privirea o mână omenească așezată pe un genunchi acoperit de o stofă uzată, Megre se simțise într-un fel pătruns de dramă și încetase să-și mai considere însoțitorul un personaj oarecare, mai mult sau mai puțin pitoresc. Mai adineaur, pe strada cu Lancur, fusese un adevărat bâlci, după expresia lui Megre, care avea oroare de descinderile parchetului. În mijlocul nebuniei din apartamentul ghicitoarei, Octave Le Cloaghen i-a păruse comisarului ca un bătrân șters cu ochii buimaci. În cel mai bun caz, fusese intrigat de faptul că omul privea deodată în gol cu ochii lui spălăciți, ca și cum gândurile i-ar fi zburat pentru un moment în cu totul altă parte. O întrebare era repetată de 2, de 3 ori, iar când cuvintele ajungeau în sfârșit la el, se încrunta și încerca să înțeleagă. Mai târziu, la poliția judiciară, în biroul lui, pe care soarele l-a asfințit, îl transformă într-o etuvă, Megre, asudând și ștergându-și transpirația, îl interogase minuțios, dar rezultatul fusese aproape nul. Le Cloaghen nu se tulbură. Ba chiar avea impresia că încerca să-i facă pe plac comisarului și, în timp ce acesta își trecea într-una batista peste frunte și peste ceafă, bătrânul, deși nu-și scosese pardesiul, avea pielea perfect uscată. Megre remarcase lucrul acesta. Era sigur. Iar acum, cei doi bărbați mergeau cu un taxi decapotabil. Era 8 seara și pe străzile Parisului se lăsa o răcoare plăcută. Le Cloaghen nu se mișca, iar Megre, fără să-și dea seama, se uita fix la mâna dreaptă pe care bătrânul o ținea pe genunchi, o mână ciudat de lungă, cu articulații noduroase și piele atât de pergamentoasă, încât în unele locuri ai fi zis că e gata să crape ca o scoarță prea uscată. Îi lipsea prima falangă de la degetul arătător. Oare mâna aceea? Megre visa. Câte lucruri poate să facă o mână într-o viață de om? Și ce făcuse aceea în 67 de ani? Deodată o picătură căzu pe pielea întinsă. În acel moment mergeau pe bulevardul Wagram, între 2 șiruri de cafenele și cinematografe, în mijlocul unei rumori vesele. Megre ridică ochii. Bătrânul privea drept înainte cu trăsăturile rigide, dar pe frunte i-a apăruseră câteva picături de transpirație. Lucrul acesta era atât de neașteptat încât comisarul se simți tulburat. După ce își păstrase atâta timp o stăpânire de sine aproape exagerată, de ce lui Cloaghen era acum aproape cuprins de panică? Pentru că Megre nu se putea înșela. Acea transpirație nu era provocată de căldură, ci de spaimă, de prăbușirea interioară împotriva căreia nu se poate face nimic. Oare bătrânul văzuse ceva, pe cineva? Puțin probabil. Fusese impresionat de privirea polițistului fixată asupra mâinii sale? Oare acel deget tăiat putea să constituie un indiciu? Ajunseră curând pe bulevardul Cursel, trecură pe lângă parcul Monceau cu poarta de fier aurită, cu umbre albăstrui și Megre înțelese în sfârșit, pentru că transpirația era mai abundentă pe fruntea însoțitorului său, iar tenul îi devenea mai pământiu. Panica era provocată de apropierea de propriul domiciliu. În câteva clipe ajungeau pe bulevardul Batignol, un imobil din piatră cenușie, o poartă mare, o atmosferă de îndestulare, aproape de bogăție. Portărea sa era îmbrăcată în negru și încăperea ei era bine întreținută. Scara era întunecoasă, lustruită, acoperită cu un covor stacojiu, prins cu triunghiuri din cupru. Le Cloaghen urca încet, respirând greu și chiar dacă nu spunea nimic, transpira în continuare abundent. De ce anume era teamă? O singură ușă la fiecare etaj, uși mari din stejar închis la culoare cu părțile metalice din cupru bine lustruite. La etajul 3, Megre sună la ușă. Timp de un minut, care păru lung, în apartament s-auziră pași furișați, după care ușa se întredeschise, doar se întredeschise, și apăru o față de femeie nedumerită, bănuitoare. Doamna Le Cloaghen, presupun. Iar ea răspunse foarte repede. Slujnica a ieșit, sunt obligată să...
intuia că minte. Ar fi jurat în acel moment că nu avea nicio slujnică. Aș vrea, dacă nu vă deranjează foarte mult, să vorbesc câteva clipe cu dumneavoastră. Sunt comisarul Maigret de la poliția judiciară. Atunci femeia, care trebuia să aibă vreo 50 de ani, mică de statură, energică, cu o față cu trăsături foarte mobile și ochi de o vioiciune remarcabilă, se uită la soțul ei. Dar totul dură doar câteva secunde și Maigret, încă o dată, a avut impresia că simte un fel de teamă. Trăsăturile lui Le Cloaghen nu exprimau nimic. Nu vorbea, nu dădea explicații. Se afla acolo cu gândurile din nou în altă parte, așteptând în fața ușii să intre în apartamentul lui. Femeia, care își recăpătase stăpânirea de sine, le făcea loc să treacă și le deschidea ușa unui salon mare, unde perdelele groase lăsau să pătrundă doar o lumină cenușie. Luați loc, Altă privire scurtă spre soțul ei, care nu se gândea să-și scoată nici pardesiul, nici pălăria. Maigret ar fi putut să-și reamintească și peste 10 ani acel salon, în cele mai mici detalii, să deseneze cele trei ferestre înalte cu perdele de catifea verde și ciucuri galbeni, fotoliile vechi acoperite cu huse, gheridonul aurit, oglinda mare și cam ștearsă deasupra unui cămin de marmură neagră, suportul de cupru pentru butuci din vatră. Un foșnet ușor în spatele unei uși. Cineva trăgea cu urechea. Maigret presupunea că era vorba de o femeie și nu se înșela. Avea să afle în curând că era Giselle Le Cloaghen, o domnișoară de 28 de ani. Apartamentul era probabil mare, deoarece ocupa întreg etajul. Unele detalii indicau bogăția și totuși simțeai un iz de sărăcie. Îmbrăcată într-o roche de mătase neagră, doamna Le Cloaghen avea inele frumoase pe degete și o camee în montură de aur pe piept. Aș putea să vă întreb mai întâi, doamnă, dacă o cunoașteți pe o anume domnișoară Jean? Comisarul își dădu seama că nu. Femeia chiar încercă să-și amintească, așteptându-se în mod vădit la o cu totul altă întrebare. Cu ce se ocupă această persoană? Locuiește pe strada cu Lancur. Nu-mi dau seama. Profesiunea ei constă în a ghici viitorul. Pot să vă spun în câteva cuvinte despre ce e vorba. Această persoană a fost asasinată astăzi la ora 5 în apartamentul ei. Întâmplarea a făcut ca soțul dumneavoastră să se afle în acel moment în apartament, unde a fost găsit încuiat în bucătărie. Auzi, Octav, ce... Întoarsă spre el, femeia vorbea cu calm și demnitate și totuși avea impresia că totul era fals. Demnitatea, calmul, ca și decorațiunile din bronz ale căminului. Maigret era convins că dacă ar fi plecat, imediat după ce ușa s-ar fi închis în urma lui, o scenă sordidă ar fi izbucnit între cele două personaje. Le Cloaghen înghiți în sec înainte de a răspunde. Mă aflam acolo, spuse el cu un aer umil și abătut, iar ea cu semeție. Nu știam că mergi la ghicitoare. Apoi, brusc, nu se mai ocupă de el, se așeză în fața lui Maigret și, ca o femeie de lume, jucându-se mecanic cu camea, prinse a vorbi cu o volubilitate crescândă. Trebuie să vă spun, domnule comisar, nu am habar de povestea asta, dar îmi cunosc soțul. După cum probabil v-a zis, a fost mult timp medic pe navele care fac curse spre America de Sud. Timp de câțiva ani a navigat pe mările Chinei. Din păcate, de atunci n-a mai fost niciodată un om ca toți oamenii. Prezența lui Le Cloaghen nu o stânjenea deloc. V-ați dat cu siguranță seama că se poartă ca un copil. Situația e destul de nefericită pentru mine și fiica mea și aduce un mare prejudiciu vieții noastre mondene. Maigret se uită în jur și, ca într-o viziune, își imagină recepțiile din acel salon, fotoliile fără huse, lustra aprinsă, prăjiturele de pe gheridonul aurit, doamne foarte țepene, fandosindu-se cu o ceașcă de ceai în mână. Puțin mai târziu, portărea să avea să-i confirme ideea, vorbindu-i despre recepțiile săptămânale, recepțiile de luni, cum spuneau ironic cei din casă. La fel de adevărat era și că familia lui Cloaghen nu avea servitori, că o femeie de serviciu venea în fiecare dimineață, dar că lunea era adus un majordom de la Potele Chabot. Și totuși sunt bogați, spunea portărea sa, mai vorbăreață decât cea din imobilul de pe strada Culancur. Se spune că ar avea o rentă de peste 200.000 de franci. Notarul de la San Rafael vine special în fiecare an în luna decembrie ca să le aducă banii. Tot se întreabă ce fac cu ei. Să vedeți ce spun și negustorii din cartier. De la măcelărie iau doar bucățile proaste și pe deasupra și mici. Ați văzut cum e îmbrăcat bietul om și iarna și vara.
Dar ce legătură există între acest apartament și locuința luminoasă din strada Caulaincourt, între această femeie slabă, vioaie, foarte stăpână pe sine și domnișoara Jeanne, durdulie și îngrijită, care murise într-un salon scăldat de lumina soarelui? Ancheta era abia la început. Maigret nu încerca să tragă concluzii din ceea ce vedea și auzea și-l imagina pe ciudatul Mascovin în biroul lui de la Prau de Druin, apoi la el acasă, în piața Vosges sau în saloanele de brigi ale contesei de pe strada Piramidelor. Exact ca un copil mare, domnule comisar, nu găsesc alt cuvânt. Își petrece zilele rătăcind pe trotoare și se întoarce doar la masă. Totuși vă garantez că e inofensiv. Inofensiv. Cuvântul îl frapă pe Maigret, care se uita la bătrân. Transpirația îi dispăruse de pe frunte și omul stătea acolo, indiferent la ceea ce se întâmpla în jurul lui. De ce anume îi fusese teamă? De ce redevenise senin sau, mai curând, indiferent? Iar un foșnet în spatele ușii. Doamna Leclogen rosti cu voce tare. Intră Giselle. Vă prezint pe fiica mea. Ea suferă cel mai mult din cauza tatălui ei. Cred că mă înțelegeți. Când îi vin prietenele în vizită... De ce Giselle era îmbrăcată atât de prost și de ce avea acel aer dur, fără de care ar fi fost o fată drăguță? Îi strânse mâna ca un bărbat. Fără zâmbet, fără grație. Apoi se uită la bătrân cu o privire necruțătoare și îi spuse de parcă ar fi vorbit unui servitor. Du-te și dezbracă-te! Închipuiesc, Giselle, îi explică mama, că tatăl tău s-a dus în după masa asta la o ghicitoare de cărți și că acolo a avut loc un scandal. Foarte ciudat suna cuvântul scandal aplicat unei crime. Evident, pentru cele două femei, viața și moartea domnișoarei Jeanne nu aveau nicio importanță. Conta doar faptul că Leclogen se aflase acolo, că fusese dus la poliția judiciară și că acum un comisar... Îmi pare rău, doamnelor, că vă deranjez, dar, date fiind împrejurările, aș dori să arunc o privire în camera domnului Leclogen. Giselle... murmură ca o întrebare doamna Leclogen, iar tânăra clipi din ochi, ceea ce însemna probabil că în cameră era ordine. Ca să ajungă acolo, au traversat mai întâi o sufragerie confortabilă, apoi un dormitor, cel al stăpânei casei, unde mobilierul vechi nu era lipsit de frumusețe. Maigret observă că nu exista baie în apartament, ci doar toalete, unde tapetul de hârtie nu mai fusese schimbat de mult timp și podeaua era acoperită cu bucăți vechi de linoleum. Dormitorul lui e și birou, spuse doamna Leclogen. Viața petrecută pe mări l-a făcut să prefere simplitatea, o foarte mare simplitate. Ia uite, de ce era zăvorul afară și nu înăuntru, cum ar fi fost logic? Îl încuiau pe bătrân în camera lui? Și în această privință, intuiția lui Maigret avea să fie confirmată de portăreasă. Da, domnule, când doamnele au musafiri, îl închid pe bietul om pentru că le e teamă să nu le facă de râs. Dacă vine târziu la masă, îl pedepsesc închizându-l o zi, două. Mai degrabă un cabinet decât un dormitor, cu ferestrele nu către bulevardul Batignol, ci spre o curte mică și întunecoasă, iar geamurile mai erau și acoperite cu autocolante, ceea ce reducea lumina. Un bec slab, plin de praf, atârna de un fir, un pat de fier, o toaletă cu trei picioare, cu o cană ciobită pe podea, într-un colț, mobilă care dădea acelei încăperi numele pompos de birou. Un birou din lemn negru, monumental, prea mare pentru acea încăpere, probabil cumpărat la licitație. Leclogen intrase fără zgomot și aștepta așa cum așteaptă un școlar, pedeapsa inevitabilă. Maigret va pleca în curând și atunci... Comisarul aproape că avea remușcări la gândul că îl va lăsa singur cu cele două femei. Își amintea de degetul cu falanga tăiată, de aceea mână bătrână care... E cam spartan, nu-i așa? Spuse doamna Leclogen, fericită că găsise cuvântul. Numai de dânsul ar depinde să aibă o cameră mai confortabilă, dar îi place să trăiască în simplitate. Se încăpățânează să poarte fie iarnă, fie vară, un par de siu vechi și nu îl ați face să renunțe la el pentru tot aurul din lume. Și bucătăria, doamnă, tot el cere să arate în hal ăsta, cu morman de farfurii murdare pe o masă de o curățenie îndoielnică, cratițe nefrecate, dulapuri goale, câteva legume veștejite și un rest de tocană care probabil că va fi servită la cină. Se întrebă Maigret. Camera tinere era la fel ca a mamei sale, confortabilă, bine mobilată, dar în aceeași notă tristă și demodată. Afară, tot Parisul se bucura de o seară frumoasă de august, de un apus de soare purpuriu, de o răcoare pe care o savurez ca pe un sirop parfumat, iar acei oameni trăiau la doi pași de intersecțiile cele mai aglomerate, într-un fel de necropolă.
Locuiți de mult timp în acest apartament? De 10 ani, domnule comisar, de când am plecat din San Rafael. Mai ales de atunci a început soțul meu să se șubrezească. Am venit să locuim în Paris mai mult ca să-l putem îngriji. O idee cel puțin ciudată. Ca și cum n-ar fi fost destui medici buni pe Coasta de Azur, iar îmbulzeala de la Paris ar fi putut să fie favorabilă judecății bietului om. Bătrânul rămăsese în camera sa ca un câine bine dresat în locșorul lui când vin musafiri. Maigret ar fi vrut să-l revadă, să stea de vorbă cu el. Luc Loughen, intrând la o femeie, probabil că scosese pălăria. Asasinul ar fi putut să o zărească în salon, să scoată cheia din ușa bucătăriei, când dăduseră peste fostul medic de marină în bucătărie. Oare omul avea pălăria cu el? Maigret scoase carnețelul din buzunar și scrise cuvântul pălărie. Să-i chestioneze pe toți care se aflau acolo. Dar în îmbulzeala de la începutul unei anchete... Luc Loughen ar fi putut să se încuie singur, apoi să arunce cheia pe fereastră sau în toaletă. La celălalt acum, bombăni el după ce băuse a doua bere, neștiind dacă să ia autobuzul sau un taxi. Viața străzilor din jur se părea mai puțin reală. Misterul din strada cu Lancur punea stăpânire pe el încet, încet. Felinarele se aprindeau, iar trecătorii deveniseră umbre albastre pe un fond de un albastru mai deschis. La poliția judiciară. Am înțeles, domnule Maigret. Era ceva copilăresc, dar uman. Îi făcea plăcere că șoferul îl recunoscuse și îi adresase un salut amical. Semnat, Picpus. Cui era adresat biletul pe care un necunoscut sau o necunoscută îl scrisese la cafe de sport din Piața Republicii? Nu era straniu că Joseph Mascuvin, funcționarul scrupulos care furase pentru prima dată în viața lui 1000 de franci de la patroni, ceruse tocmai atunci ceva de scris, își așezase lomionul pe sugativă și se arătase interesat de urmele de cerneală? Ați plecat la vânătoare, domnule Maigret? Maigret oftă, plăti taxiul și urcă greoi scara de la poliția judiciară. François, bătrânul aprod, nu-i lăsă timp să intre în birou. Sunteți aștepta, domnule comisar. Aruncă o privire spre ușa capitonată a șefului. Maigret înțelese. Lampa cu abajur verde era aprinsă pe birou, dar perdelele nu fusese rătrase. Ferestrele erau larg deschise spre cheiuri și în cameră intră în valuri o răcoare umedă. Directorul poliției judiciare ridică ochii. Luca se afla în picioare lângă el. Își ferea privirea și arăta ca un câine bătut. Ai avut dreptate, Maigret. Numitul Picpus a ucis-o într-adevăr o ghicitoare. Comisarul se încruntă pentru că nu înțelegea sensul acestei introduceri. Din păcate, abia peste câteva zile îl vom putea interoga pe martorul principal. De ce simți, Maigret, o liniște bruscă? Îl știa pe Octave Luc Loughen doar de câteva ore și nici nu putea să spună că îl cunoaște. Gravitatea șefului, jena lui Lucas. Maigret presimți o nenorocire. Bătrânul să fii, Lucas murmură. E vina mea. Mai vorbeau mult în Dodi. Îl interogase mai bine de o oră. Uf, așadar, nu era vorba despre fostul medic de marină, ci despre Mascuvin pe care Lucas trebuia să-l interogheze. Am vrut să-l duc pe strada piramidelor, pentru orice eventualitate. Credeam că, punându-l în prezența faimoasei sale contese, voi putea să obțin ceva de la el. Până atunci fusesem destul de calm. Am vrut să iau un taxi. Nu era niciunul pe chei. Ne-am îndreptat spre Pont Neuf. Era multă lume pentru că tocmai se închisese la Bel Jardinier și sute de vânzători și funcționari. Și? Totul s-a întâmplat atât de repede încât n-am avut timp să intervin. A sărit brusc peste parapet. Maigret și umplu pipa fără să spună nimic. N-a avut noroc. Înainte de a cădea în apă, s-a lovit de piciorul podului. Scenă ușor de imaginat în amurg. Sute, mii de persoane aplecate peste parapet, îngrămădite pe cheiuri, ceva care plutea, o pălărie cenușie, o masă întunecată care ieșea la suprafață din când în când, un trecător care își scotea haina și plonja în apă. Tocmai atunci trecea un remorcher și... Mulțimea urmărea scena cu sufletul la gură. Remorcherul manevra, elicea se rotea în apa care stăruiau reflexele roșiatice ale soarelui, salvatorului se întindea o cange și, în sfârșit, Mascuvin, inert, era ridicat pe puntea din tablă neagră a embarcațiunii. N-a murit, dar e în stare gravă, s-a lovit cu capul de piatră. A fost transportat la Hotel Dieu și marele chirurg Chesnard se ocupă. Maigret aprinse un chibrit și trase din pipă. Ce părere ai?
întrebă șeful. Nu ți se pare că asta schimbă totul? Ce schimbă? Mormăi Maigret. Parcă poți să știi la începutul unei anchete. Domnișoara Jean, ea una murise. Ăsta era lucrul cel mai sigur în toată povestea aceea. Ucisă cu două lovituri de cuțit în spate pe când ședea liniștită cu coatele pe gheridonul ei lui XV. Înseamnă că nu se temea. Lucrul e în bucătărie. Mascuvin și contesa lui... Unde e femeia? Întrebă Maigret trăgând din pipă. Care femeie? Cea de la Morsang. Cum îi zice? Patroana de la Beaupigeon. Trebuia să plece cu trenul. Apropo, îl cunoștea pe Mascuvin? Nu m-am gândit să o întreb, răspunse Lucas plouat. Era grăbită, se pare că hanul-i plin. Și pești? Murmură comisarul, dovadă că el se gândea la toate. Șeful zâmbi. Cineva ar fi putut crede că Maigret avea intenția să-i ducă acasă soției pentru cină. Capitolul 3. Tânăra cu pălărie roșie. Cam din sfert în sfert de oră, Maigret, gemând și răsuflând din greu, făcea un efort de a-i fi zis că vrea să mute munții din loc, dar numai ca să se întoarcă de pe o parte pe alta în așternutul jilav, apoi se cufunda din nou într-un somn bântuit de siluete de coșmar. De fiecare dată, doamna Maigret se trezea și, neputând să adoarmă imediat la loc, se uita la storul pe care briza îl umfla ca un balon. Noaptea era de o puritate de cristal. Auzeai sau aveai impresia că auzi de pe bulevardul Richard Lenoir, trenulețul din Halle. O fereastră era deschisă și în piața Vosges, număr 21, dar în dormitor nu era nimeni. Nimeni în patul aranjat, totuși, de portăreasă. Într-o încăpere de la Hotel Dieu, o infirmieră cu profil cabalin tricotă la căpătâiul lui Joseph Mascuvin, a cărui față dispărea sub pansamente. Nimeni nu o păzea pe domnișoara Jean, închisă într-un sertar frigorific la Institutul Medico-Legal. Pe bulevardul Batignol, foarte aproape de luminile pieței Clichy, inspectorul Janvier se ridica din când în când de pe bancă, făcea câțiva pași pe sub crengile copacilor și se uita la luna care se ivea între două ziduri pline de reclame, apoi la ferestrele întunecate de la numărul 17. La început, prostituatele se apropiaseră în umbră, lucru ciudat, în seara aceea, în cartier, toate erau enorme, dar înțeleseseră repede, iar acum se plimbau la distanță, se răreau. Barurile se închideau unul după altul, în timp ce o răcoare bruscă anunța, cu mult înainte de prima geană de lumină, că ziua nu era departe. Pe strada piramidelor, în saloanele contesei, ultimii jucători plecară abia la 5 dimineața după ce mâncaseră sandvișuri. Ziarele ieșeau de sub tipar. Metroul își deschidea porțile de fier, gazul se aprindea sub filtrele mari de cafea și teșghelele se umpleau de cornuri calde. Pe bulevardul Batignol, Torrens, încă buimăcit de somn, își căuta cu privirea colegul care venise să-l schimbe. Nimic? Nimic. Maigret, în cămașă, lua micul dejun. Străzile, învăluite într-o ceață luminoasă, se trezeau la viață. Tânăra cu pălărie roșie, după ce făcu ordine în locuința ei cu două camere și o bucătărie din Place de Tern, coborâ, se îndreptă spre metrou și cumpără în trecere ziarul pe care obișnuia să-l citească. În loc să se îndrepte spre agenția de turism de pe bulevardul Madeleine, unde lucra, merse până la Châtelet și, foarte agitată, cu buzele tremurând, ca și cum ar fi rostit litanii, se îndreptă spre clădirea întunecată a Palatului de Justiție. În biroul său, Maigret își curăța conștiincios cele două pipe, în picioare în fața ferestrei. Vă caută o tânără, n-a spus cum o cheamă, zice că-i ceva urgent. Și așa a reînceput drama în dimineața zilei de sâmbătă. Tânăra purta un taior blămarin și o pălărie roșie. De obicei, ar fi trebuit să fie numai zâmbet, cu gropițe în obraj și în bărbie, dar acum era tulburată din cauza emoției. Unde e, domnule comisar, a murit? E fratele meu, mai exact, fratele meu Vitreg. Era vorba despre Mascuvin, a cărui fotografie apărea pe prima pagina ziarului, alături de cea a lui Maigret, aceeași fotografie a comisarului pe care ziarele o publicau invariabil la fiecare nou caz de mai bine de 15 ani. Alo, Hotel Dieu? Nu, Mascuvin nu murise. Dintr-un moment în altul trebuia să sosească profesorul care urma să-l examineze din nou. Rănitul nu se trezise din comă și orice vizită era interzisă. Vorbiți-mi despre fratele dumneavoastră, Vitreg, domnișoara...
Bert, Bert Janivo. Toată lumea îmi spune domnișoara Bert. Sunt stenodactilografă la o agenție de voiaj. Tata era dulgher într-un sat din Oise. M-am născut când părinții mei erau foarte în vârstă, pierzând speranța de a mai avea copii. Adoptaseră unul de la Leagăn, Joseph Mascuvin. Lângă așa o tinerică, Megre părea un bunic indulgent. Ați vrea să mă însoțiți la domiciliul fratelui dumneavoastră în piața Vosje? O duse cu taxiul și a vorbit tot timpul, fără să fie nevoie să-i pună întrebări. Jos, sub bolta de la intrare, câteva vecine se adunaseră în jurul portăresei care avea un ziar în mână. Un bărbat atât de serios, de liniștit, de amabil cu toată lumea. La primul etaj stătea un fost ministru, iar la doi proprietarul imobilului. Abia la trei se simțea prezența mai multor familii înghesuite, oameni modești ale căror apartamente se înșirau de parte și de alta unui culoar lung, unde soarele pătrundea printr-un lanternou. De ce ar fi vrut să se sinucidă? N-a trăit nicio dramă în viața lui. Până atunci, Joseph Mascuvin nu fusese pentru Megre decât o ființă bizară și puțin neliniștitoare. Dar domnișoara Bert vorbea. Locuința vorbea și ea. Un dormitor ordonat cu meticulozitate, cărți serioase, austere, într-o bibliotecă, un fonograf cumpărat recent, o toaletă și o bucătărie minusculă. Știți, domnule comisar, nu s-a simțit niciodată un om ca toți oamenii. Copiii din sat îi spuneau micuțul de la Leagăn. La școală era cel mai bun elev. Acasă se mândrea să muncească mai mult decât ceilalți. Era întotdeauna teamă să nu stânjenească, să nu fie în plus. Mi se părea că era tolerat din milă. Părinții mei au trebuit să-i ceară să-și continue studiile. Apoi au murit. Contrar oricărei așteptări, n-au lăsat aproape nimic, iar cum eu eram prea mică ca să pot munci, Joseph Mascuvin a avut grijă de mine timp de câțiva ani. De ce nu locuiți împreună? I-a roșit. N-a vrut el, nu suntem chiar frate și soră, nu-i așa? Spuneți-mi, domnișoară, fratele dumneavoastră nu era puțin îndrăgostit de dumneavoastră? Cred că da, dar nu mi-a spus-o niciodată. N-ar fi îndrăznit. Are prieteni, prietene? Nu știu să aibă, uneori ieșeam împreună. Nu v-a dus niciodată la Morsang? Ea încercă să-și amintească. Unde vine asta? Pe malul Senei, mai sus de Corbei. Nu, de cele mai multe ori mergeam pe malul Marnei la Jonville. De câteva luni Joseph făcuse o pasiune pentru brigi. Va vorbi despre contesă? Care contesă? Megre scotocind de lung cu toată delicatețea posibilă, dar zadarnic. Locuința nu aducea nimic nou. În birou găsi câteva carnete în care Mascuvin, maniac, își ținea cu minuțiozitate socotelile. Cărți despre brigi, analiza unor partide complicate. Domnișoara Bert îi arătă pe perete o fotografie cu părinții săi în fața casei și cu ea, copil încă, stând pe vină la picioarele lor. Credeți că fratele dumneavoastră ar fi fost în stare să fure? El să fure, scrupulos cum e? Tânăra râse nervos. Se vede că nu-l cunoașteți. Mi-amintesc că o săptămână întreagă a fost aproape bolnav de îngrijorare pentru că nu ieșeau câteva centime în socotelile lui. Domnișoară, vă sfătuiesc să vă duceți la serviciu. Ne va fi ușor să vă contactăm telefonic la agenție când vom afla ceva nou. Îmi promiteți, nu-i așa, domnule comisar? Chiar dacă nu pot vorbi cu el, doar să-l văd, să mă convin cu ochii mei că trăiește. Megre închise la loc fereastra, aruncă o ultimă privire în cameră, încuie și puse cheia în buzunar. Apoi a avut o scurtă discuție cu portărea sa. Nu. Mascuvin nu primea corespondență, doar din când în când sâmbăta o scrisoare de la sora lui Vitregă când trebuiau să iasă împreună duminica. Da, portărea sa remarcase că în ultimul timp era preocupat. Un om atât de amabil, domnule comisar! Uitați, nu trecea niciodată prin curte fără să salute copiii și la fiecare sfârșit de lună le aducea bomboane. Megre se îndreptă pe jos spre Piața Republicii. Cafe de sport era aproape goală. Nestor, chelnerul, ștergea mesele din imitație de marmură. Domnul Mascuvin? Da, ca știi ce șoc am avut dimineața când am deschis ziarul. Uitați, aici e locul lui. Lângă teșghea era un joc mecanic. La celălalt capăt al sălii se afla un biliard rusesc lângă care Mascuvin se așeza în fiecare zi la aceeași oră. Nu, nu, l-am văzut niciodată stând de vorbă cu cineva. Își bea încet aperitivul mereu același. Citea ziarul. Mă chema și îmi dădea de fiecare dată 25 de centime bacșiș. Puteai să-ți potrivești ceasul după el. Scria des aici?
Cred că a fost prima dată. Din păcate, Nestor nu putea să spună dacă în seara aceea Mascovin a scris sau doar s-a uitat îndelung la hârtia din fața lui. Chelnerul nu și-a mintea nici de persoanele care folosiseră înaintea lui mapa de scris. După amiaza, e puhoi de lume! Megre oftă, își șterse transpirația, urcă pe platforma unui autobuz și visă molatic la nisipul fin și la melodia monotonă a valurilor cu creasta albă. Vă caut altă tânără hotără, lucru azi e ziua lor. O fată cu un cu totul alt gen decât domnișoara Bert. 18 ani, grasă, cu pieptul mare, tenul trandafiriu și ochii bulbucați. Avea impresia că tocmai a terminat de mulți vacile și miroase a lapte. Adevărul nu era departe. Lucra la un lăptar de pe strada Colancur, era atât de emoționată încât îi venea să plângă. Domnul Jul mi-a spus... O clipă. Cine e domnul Jul? Patronul meu. Mi-a spus că trebuie să vin neapărat la dumneavoastră. Se familiariza cu atmosfera biroului, cu silueta greoaie a comisarului care își fuma pipa cu un aer blajin. Ea spune... Nu știu numele, vă jur. I-am remarcat în primul rând mașina, un cabriolet verde frumos. Dar tânărul, cum arată tânărul? Fata roșii. O chema Emma și venise la Paris doar de câteva luni. Ea ducea dimineața laptele aproape la toată strada cu Lancur. După amiaza servea în magazin. Nu știu dacă-i burlac, poate că e căsătorit. În orice caz, era clar că e îndrăgostită de bărbatul cu mașină verde. E înalt, brunet, foarte bine îmbrăcat și poartă întotdeauna pălării deschise la culoare. Odată avea lornietă. Oprea mașina mai jos de numărul 67. De unde știți? Venea cam o dată pe săptămână, rar de două ori. Vedeam că intră la 67 bis și bănuiam că se întâlnea cu o femeie. De ce? Pentru că era îmbrăcat ca și cum s-ar fi dus la o întâlnire cu o femeie. Nu știu cum să vă explic, mirosea foarte plăcut. Ai trecut foarte aproape de el? Biata, Emma, ți-o puteai imagina foarte bine pe la 4:30 pând din mașina verde și repezindu-se afară sub un pretext oarecare, făcând în așa fel ca să poată trece foarte aproape de bărbatul pe care l-admira. A venit și ieri? Emma, gata să-i zbucnească în plâns, dădu din cap în semn că da. La ce oră? Nu știu, în jur de 5, n-a stat mult, cu siguranță că nu el a ucis-o. Ia auzi... Megre o chestionă cu răbdare, fără să o contrazică. Ceea ce povestea fata cea grasă era mai interesant decât își închipuia dânsa, pentru că descrierea ei corespundea unui tip de bărbat pe care nu e de mirare să-l găsești amestecat într-o astfel de poveste. Prea bine îmbrăcat, după cum spunea chiar Emma, haine prea deschise la culoare care întotdeauna păreau noi, un inel cu briliant pe deget. Remarcase că avea și doi dinți de aur. Un obișnuit al curselor. Megre va trebui să ia informații de la Brigada Mondenă și de la Brigada Jocuri de Noroc. Dacă ar descoperi, printre obișnuiții salonului de brige al contesei, un personaj cu aceste semnalmente. Îți mulțumesc, domnișoară. Domnul Jul a făcut foarte bine că te-a trimis la mine. E nevinovat, nu-i așa? Nu pot să cred că un om ca el... Dar nu mărturisea ce-i drept, nici nu avea legătură cu ancheta, că de câteva săptămâni, de fiecare dată când mașina verde staționa pe strada Culancur, arunca trecând pe lângă ea o floare pe scaun. N-ai mai remarcat pe nimeni altcineva intrând pe la 5 la 67 bis? O doamnă! Cum arăta? Descrierea corespundea destul de mult cu semnalmentele patroanei de la Beau Pigeon, dar Emma nu putea să precizeze dacă această femeie intrase în casă înainte sau după ce plecase bărbatul cu mașină verde. Tot vorbind, Megre scria pe hârtie câteva ordine. Să fie căutate toate cabrioletele verzi, să fie căutat în lumea curselor un bărbat tânăr și brunet, etc. Alo, Hotel Dieu? Mascovin nu murise. La capătul celălalt al firului era chiar profesorul. Se părea că rănitul avea cam 20% șanse să scape. Nu putea fi interogat mai devreme de o săptămână dacă totul mergea bine. Alo, domnișoară Bert? Probabil că fratele dumneavoastră va supraviețui. Nu, încă nu-l puteți vizita. O să vă țin la curent. O plajă imensă, infinitul unei mări lucii. Era cald și Megre oftă. Era momentul cel mai greu, cel mai înșelător al unei anchete. Începeau să se contureze personaje, se formau grupuri. Oare bietul bătrân de pe bulevardul Batignol fusese închis în camera lui? Răspunsul veni în mod surprinzător. La telefon era inspectorul Torrens.
Șeful, vă sun dintr-un băruleț de pe chei. Omul nostru a ieșit din casă pe la 9, poftim? A, da, exact, cu pardesiul cel gros pe el. Nu, nu s-a uitat la mine. Nu se uita la nimic. Mergea drept înainte, încetişor, ca un bolnav care își făcea plimbarea prescrisă de medic. Din când în când se oprea în fața unei vitrine. Ezită la traversarea străzilor ca și cum i-ar fi fost treamă de mașini. N-a întors capul nici măcar o singură dată. Acum stă în picioare lângă un pescar. Îi văd de aici de unde sunt. Ce spuneți? A, nu, n-a vorbit cu nimeni. Cum? N-au prea bine. Ziarul? N-a cumpărat niciun ziar. Bine, dacă vreți, am înțeles, îl urmăresc în continuare. Am avut norocul să descoper un vinișor pe cinste. Pe o scară îngustă de serviciu, Megre, grav și greoi, urcă în laborator la mansarda Palatului de Justiție. Dădu mâna cu unii și cu alții și se aplecă peste experții care lucrau. Ce ați descoperit, copii? Nimic interesant. Scrisul de pe sugativ ar fi putut fi al unui bărbat, dar și al unei femei, iar sugativa nu reținuse amprente digitale. Mapa de scris era plină de amprente. Pentru orice eventualitate se făcuseră verificări cu fișele recidiviștilor, dar fără rezultat. Doctorul Paul, într-o dispoziție excelentă, veni să-l salute în trecere. Ei, dragă Megre, în legătură cu flăcăul care a dat cele două lovituri de cuțit. Prima a trecut la câțiva milimetri de inimă. A doua însă a atins din plin ventriculul stâng. Să spun ceva, e imposibil ca asasinul din poziția în care lovea să nu se fi stropit de sângele care a țâșnit cu putere. Când fusese găsit în bucătărie, Octav Lucloagen nu avea sânge pe haine, iar acestea nu fusese răspălate. Janvier, care dormise doar câteva ore, se întorsese la birou. Ia poza asta, era fotografia lui Mascovin, și arată-o peste tot pe strada cu Lancur. Trebuia încercat orice. Nu avea dreptul să neglijeze nicio șansă. Auzi, doctore, o femeie ar fi putut să dea cele două lovituri, cu condiția să fie viguroasă. Știi că în unele momente femeile din cauza nervilor devin mai puternice decât bărbații. Asta nu simplifica deloc lucrurile, dimpotrivă. Lucas se duse să-i facă o vizită contesei pe strada Piramidelor. Se văzu nevoie să aștepte mult timp, deoarece femeia dormea. Îl primi într-un neglijeu vaporos. Doamnă mare, contesa, Lornion. Și se încăpățâna să-i spună lui Lucas, domnule agent, bineînțeles că Mascovin îi datora mici sume. 800 de franci? Posibil. Acolo nu se ținea cont de astfel de bagatele. Nici vorbă nu l-a presat niciodată să-i dea banii. Bietul băiat, un mic funcționar rătăcit într-un club frecventat doar de lume bună, un colonel în retragere, soția unui important fabricant de ciocolată, împuternicitul unei bănci, două saloane mari, mobilate cu destul gust. În unul dintre ele se afla un bar și în spate oficiul unde se făceau sandvișurile pentru jucătorii care stăteau până târziu. Întreabă, îi spuse Megre la telefon, dacă nu cumva cunoaște un tip care... Îl descrisese pe omul cu mașina verde. Contesa nu cunoștea pe nimeni care să aducă cu el. Alo, Lucas, întreabă prin jur. Poate că cineva a zărit mașina verde. Vânzătorii din magazine și slujnicele au obiceiul să remarce mașinile care ies din comun. Autocare pline cu străini cu trăierau Parisul în timp ce ghizii răcneau în microfoane. Termometrul arăta 35 de grade la umbră și piscinele erau înțesate de lume. Spune să-mi aduc o bere. A, nu, două, îi ceru Megre a prodului. Spre prânz, Luca se întoarse la poliția judiciară. Nimic în privința mașinii. Pentru orice eventualitate am copiat lista celor care frecventează în mod obișnuit clubul, fiindcă e un club de bridge declarat după cum cere legea. Deloc amuzant de altfel. Saloanele vor să fie somptuoase, dar partidele după registrele ținute la zi nu sunt cine știe ce. Unii joacă pe centime și nimeni nu mizează prea mult. Niște izolați, înși fără familie, fără relații sau nefericiți în căsnicie, care vor să scape de atmosfera conjugală și vin să-și petreacă seară sau o parte din noapte. Contesa le inspiră respect tuturor. Își dau aere de oameni de lume, dar oftează din toți rărunchii când e vorba de achitarea unei diferențe de 30 ceva de franci. Lucloagen n-a pus niciodată piciorul în acest club. Nu apare pe listă. Dar soția lui, fata... M-am gândit, dar nu sunt cunoscut de acolo. Și domnișoara Jean? Aici, aici. Când i-am arătat fotografia, contesa a avut o reacție ciudată. S-a uitat la ea mult, exagerat de mult și apoi a întrebat cu o voce prea naturală. Cine e?
chelnerul de la braseria Dauphin, care cunoștea birourile de la poliția judiciară cum cunoștea mesele din localul său, așeză două pahare cu bere pe birou. Maigret bău unul pe nerăsuflate și îl luă în mână pe celălalt. Apoi surprinse privirea lui Lucas și murmură: "Scuză-mă, bătrâne." Îi era prea sete. Să-i vie de bine lui Lucas, el avusese ocazia să bea ceva rece pe drum. "Mă întreb..." Venise și ceasul amiezii. Sute de mii de parizieni urmau să profite de weekend și să plece la mare sau la țară. "Alo, centrala, fă-mi legătura cu soția mea." Al doilea pahar era aproape gol. Cele două pipe de pe birou erau calde. "Madame Maigret? Cum? Nu, nu vreau să te anunț că nu vin la masă. Dimpotrivă. Voi ajunge, să zicem, peste o oră. Până atunci, pregătește valiza galbenă." "Da, cea galbenă. Vom petrece weekendul pe malul apei." "Cum?" "La Morsang." "Da, da, pe curând." "Eu ce fac?" întrebă Lucas, care știa foarte bine că nu-și va petrece duminica la țară. Maigret luă un creion și scrise ce trebuia să facă fiecare. Strada cu Lancur, mașina verde, chestionarea tuturor comercianților, cafenelele, bulevardul Batignol. Era posibil ca toate astea să nu dea niciun rezultat, dar Luc Loaghen nu trebuia slăbit nicio clipă. De ce să nu pună sub observație și imobilul din piața Vosges? Da, un om lângă fântână pentru cazul în care unii ar fi avut chef să viziteze locuința tristului Mascuvin. Uitase ceva? Să dea ordine centralistului să fie înregistrate toate convorbirile telefonice ale contesei și cele ale familiei Cloaghen. Nu se știa niciodată. Iar brigăzile mondene și jocuri de noroc urmau să se ocupe de bărbatul cu dinți de aur să verifice chiar de-a doua zi la hipodromuri. Pe luni, bătrâne, distracție plăcută, șefule. Maigret puse pălăria pe cap, apoi își mai aminti ceva. Auzi, mai e și o anumită domnișoară Bert. Poate e o prostie, dar asta e. Luni va trebui să știu tot ce a făcut între timp. Frumușică, șefule. Frumușică, foc și sentimentală. Apoi Maigret, în mâna cu toți, coborând în sfârșit scara plină de praf de la poliția judiciară. Capitolul 4. Știucile domnului Blaze. Există zile care nu se știe de ce rezumă un anotimp, o perioadă a vieții, o gamă întreagă de senzații. Noaptea de sâmbătă spre duminică și ziua de duminică petrecute la Morsang au constituit pentru Maigret chintesența verii, a unei vieți fără griji pe malul apei, a bucuriei simple și blajine. Lămpile aprinse la sfârșitul cinei sub crengile copacilor, frunzișul care devenise de un verde închis superb ca al vechilor tapiserii, aburul albicios ce urca de pe suprafața mișcătoare a senei, râsete la mesele mici și voci visătoare de îndrăgostiți. Soții Maigret se culcaseră când cineva adusese un fonograf pe terasă și mult timp auziseră muzica lină și nepretențioasă, precum și scârțâitul pietrișului sub pașii dansatorilor. Oare comisarul chiar dormise în noaptea aceea? Anexa hanului Beaupigeon, unde se aflau camerele cu scara exterioară din metal și balconul care se întindea de-a lungul primului etaj, semăna cu un vapor. Camerele erau mici ca niște cabine date cu var. Un pat de fier, o toaletă, un dulap de lemn alb cu o perdea de creton. În noaptea aceea de august, toată lumea dormea cu ușile și ferestrele deschise. "Ai loc?" întrebă șoptit doamna Maigret, lipindu-se de perete. "Ce loc?" Patul era mult prea mic pentru două persoane. Maigret abia a țipit puțin și prin somn auzi deja un zgomot. Mai întâi un zgomot de vâsle pe la ora 3, o bărcuță desprinsă de la mal. Știa că era Isidor, omul bun la toate din acel han, care se ducea să scoată plasele. Mai târziu auzi plânsul unui copilaș. Erau multe perechi tinere, doi dentiști, un inspector de asigurări, vânzătoare de la casele de modă. Toți erau veseli și se purtau cu simplitate. "Unde ești, Maigret?" Și în semintuneric, doamna Maigret zări soțul cu bretelele lăsate peste pantaloni, cu coatele sprijinite pe pervaz, fumându-și pipa. "Mâine o să vrei iar să-ți faci siesta." Frânturi de gânduri. Domnișoara Jean venea deseori la Beaupigeon și ea dansa. Clienții nu știau cu ce se ocupă și printre altele făcea canotaj cu soția dentistului, doamna Rialan. Un tren ce trecea de cealaltă parte a Senei, o lundre care se întorcea fără zgomot la mal, silueta lui Isidor, lungă, slabă, cu jambiere de piele, haină de vânătoare, mustăți pe oală. Ducea la bucătărie, unde trebuie să aprindă lampa, o sumedenie de murgoi și de babuște.
Ișicolo, oamenii se trezeau. Un pescar ieșea dintr-o cameră de la parter, își umplea prima pipă și se ducea să-și ia sculele din hangar. Altul dădeau mâna. Isidor scotea ceva, un pachet destul de lung din compartimentul ambarcațiunii sale, urca în alta proaspăt vopsită dintr-un verde crud și strecura pachetul în compartimentul de la bord. Intuiai că toate acele gesturi erau aproape rituale, că fiecare duminică frumoasă aducea cu sine aceiași pescari, aceleași cupluri, aceleași plecări la prima geană de lumină. Isidor ștergea acum roa de pe barcă. Se ducea să aducă undițe pe care le aranja cu grijă, iar în bucătărie, de unde venea un miros plăcut de cafea, trebăluia o slujnică nepieptănată cu șorțul peste cămașa de noapte. Ia uite, domnul Blaze dormise în camera vecină cu cea a lui Maigret. Ieși, salută discret și coborâ scara de fier. Era unul dintre clienții cei mai fideli ai hanului, după spusele doamnei Roy. Un bărbat calm și blând, trecut de prima tinerețe, extrem de îngrijit. La bucătărie îi se pregătea coșul cu dealegurii. O jumătate de pui, o jumătate de sticlă de vin de burgon, brânză, fructe, o sticlă cu apă minerală. Isidorul însoți până la barca lui, înzestrată cu un motor care pornea trăgând o sfoară. Văzduhul se lumină. Pe neștiute, alți pescari, veniți probabil din satul de vis-a-vis, își ocupaseră locurile între copacii de pe malul râului. Motorul era pornit. Așezat singur în partea din spate, cu o țigară între buze, domnul Blaze o porni spre amonte și desfășură o linie pentru știucă, terminată cu un pește artificial cu cârlig, pe care o lăsă să atârne în urma bărcii. Cum ați dormit? Dar dumneavoastră. Hanul prindea viață. Oamenii umblau de colo-colo în pijama, în hala de casă, iar cele două slujnice, acum îmbrăcate, intrau în camera aducând tăvile cu micul dejun. Ești aici, Maigret? Ce faci? Nimic. Domnișoara Jean. E ciudat că doamna Roy venise să-i aducă pește la câteva clipe după asasinat. Dar oare lucrul cel mai ciudat nu era că prezența în bucătărie, în spatele unei uși a cărei cheie nu a putut fi găsită, a bătrânului Le Cloaghen, care pretindea că nu știa nimic? Câțiva copii luau micul dejun la măsuțele dintre copaci. Cupluri îmbrăcate sumar transportau canoe din lemn lăcuit și un tânăr ce purta ochelari cu lentile groase ridica pânza unei mici embarcațiuni vopsite într-un albastru intens. Nu pescuiești? Nu, Maigret nu făcea nimic. Era trecut de nouă când se hotărâ să se bărbierească și să-și facă toaleta. Mânca un cârnat și bău un clondir cu vin alb. Sena, cât vedeai cu ochii, era plină de bărci, caiace, veliere de mici dimensiuni, iar din 50 în 50 de metri stăteau pescari nemișcați. Orele se scurgeau la fel de molcolm ca apa fluviului. Se pregăteau deja tacâmurile pentru masa de prânz și de la Paris soseau mașini, umplând curtea hanului. Doamna Maigret, care nu putea niciodată să stea fără să facă nimic, își adusese ceva de brodat. Din principiu, pentru că era de la țară, se așezase pe iarbă, deși în jurul ei erau destule scaune. Canoele se întorceau una după alta, la fel și câțiva pescari, dar alții mai împătimiți ca domnul Blaze își luaseră mâncare la ei. Domnul Blaze probabil că urcase foarte mult în amonte spre Saint-Port, pentru că barca lui nu fusese zărită toată dimineața. Este adevărat că malul opus, începând de la cotul fluviului, era năpădit de o porțiune întinsă de stuf care dădea impresia unui peisaj exotic, a unui fel de junglă acvatică unde îndrăgostiții se rătăceau bucuroși cu barca. Isidor se ocupase de toate. Trăsese vinul, se dusese cu mașina la corbei după carne și reparase o barcă ce lua apă. Ora 3. Doamna Maigret se uita din când în când protectoare la soțul ei, care țipise într-un fotoliu și mai că le-ar fi cerut celor din jur să nu facă gălăgie. Dar comisarul nu dormea chiar atât de profund, deoarece auzi soneria telefonului. Se uită la ceas, se ridică și porni spre casă, exact în momentul în care o slujnică ieșea în prag să anunțe. Domnul Maigret la telefon! Era Lucas. Maigret ceruse să supravegheze imobilul de pe bulevardul Batignol și să-l sune în jurul orei 3. Alo, șeful! Brigadierul avea ceva jalnic în glas. Am pățit ceva neplăcut și totuși vă jur că îmi luasem măsuri de precauție. Dimineața am remarcat că la o fereastră se mișcau perdelele. Dar nu puteam fi recunoscut pentru că mă deghizasem un cerșetor și... Prostănacule! Poftim? Ce spuneți? Toți cei de la poliția judiciară știau că Maigret avea o oroare de deghizări.
Dar cum l-ai fi putut împiedica pe Luca, căruia îi făcea mare plăcere să joace un rol? Pe scurt, șefule, pe la 11, cine a ieșit? Nevastă sa nici măcar nu s-a uitat în jur. S-a îndreptat spre piața Clichy și a luat metrou. Am urmărit-o și vă jur... Unde ai scăpat-o? De unde știți? A coborât la stația Saint-Jacques. Vă puteți imagina un bulevard complet pustiu, iar în fața ieșirii din metrou un singur taxi. A urcat în el cât se poate de natural și mașina a plecat. Am căutat zadarnic un taxi timp de 10 minute. La naiba! Notasem numărul ei, bine, șefule. Era un număr fals pentru că nu există în registrul numerelor. M-am întors pe bulevardul Batignol după ce mi-am schimbat costumul. Cel puțin acum ești costumat în Lucas. Da, portăreasa mi-a spus că doamna Lucloagen nu s-a întors. Bătrânul e probabil încuiat în camera lui pentru că n-a ieșit din casă, nici domnișoara. Un Paris pustiu cu bulevarde și străzi care păreau mai largi, mai luminoase. Alesese bulevardul Saint-Jacques, unul dintre cele mai depărtate de centrul Parisului. Maigret devenise grav. Bine, mormăi el. Ce fac? Aștepți. Sună-mă când se întoarce. Apropo, uită-te bine la pantofii ei. Aș vrea să știu dacă sunt plin de praf. Am înțeles, șefule. Nu era adevărat. Lucas nu înțelesese nimic. Ideea care îi trecuse prin minte lui Maigret era foarte vagă. Ieși din cabină și se plimbă un moment prin han. Îi zâmbi doamnei Roy, care îi zâmbise prima, dar zâmbetul ei era mai curând melancolic. Cum mă gândesc la biata femeie, domnule comisar? Cunoștea mai bine pe vreunul dintre clienții hanului? Nu, nu îmi dau seama, era o persoană destul de ștearsă. Uitați, masa ei era asta. Mi se umezesc ochii de fiecare dată când mă uit la ea. Adora copiii, de aceea stătea mult timp cu doamna Rialan, soția dentistului care are doi, Monique și Jean-Claude. Maigret ieși în prag. Nu avea deloc fața lui destinsă dintr-o zi frumoasă de duminică. Îl intriga un detaliu. Povestea cu acel singur taxi din stația Saint-Jacques, pentru că fusese o lovitură de maestru. Cel care îi jucase festa lui Lucas nu era nici copil, nici amator. Oare subțirica și energica doamnă Lucloagen dispăruse pentru totdeauna? Comisarul era convins că nu. Atunci de ce simțise nevoia să scape de supraveghere timp de câteva ore? Ca să se întâlnească cu cineva? Ca să pună la loc sigur niște documente? Ca să... Ia uite! Comisarul recunoscu în depărtare un huruit insistent, motorul bărcii domnului Blaze. Curând, în pulberea aurie a soarelui, se zări partea din fața bărcii, foarte ridicată și silueta nepăsătoare a pescarului, care făcu o curbă elegantă cu ambarcațiunea lui, înainte de a se apropia de ponton și de a opri motorul. Două, trei persoane se apropiară, ca la sosirea oricărui pescar. Isidor se grăbi să-l întrebe. Ați prins ceva, domnule Blaze?" Iar acesta, aproape indiferent ca un om obișnuit cu așa ceva, răspunse. Da, știu și frumușele." Deschise capacul compartimentului. Într-un ștergar se zăreau cele două știuci învelite în iarbă ca să se păstreze proaspete. Domnul Blaze întâlni privirea lui Maigret și, la fel ca dimineață, îi adresă un salut discret. Când stai în același han la țară?" Coboră din barcă și se îndreptă agale spre camera lui. Maigret avusese grijă să se uite la pantofii lui, care nu aveau nicio urmă de praf. Isidor aranja deja la locul lor ustensilele de pescuit. Își ridică privirea pentru că Maigret, ca un parizian naiv, întrebă. Le-a prins cu năvodul? Nu cred, pusese momeală vie în barcă. Când nu merge cu năvodul tras de barcă, domnul Blaze, care cunoaște bine locurile, pescuiește cu momeală vie. Rar se întâmplă să se întoarcă cu mâna goală. Îmi dai voie? Maigret se urcă în barcă și o făcu să se clatine periculos. Se aplecă și luă în mână una dintre știuci. Adevărat, frumoasă știucă. Mijlocie, în jur de 3 kg. Dar deodată, Isidor aruncă spre comisar o privire mai pătrunzătoare și luă știucile. Îmi dați voie, trebuie să le ambalez pentru că le va lua cu siguranță la Paris. Isidor se îndreptă apoi spre bucătărie. Ce faci, Maigret? Îl întrebă soția pe un ton calm. Nimic. Nu făcea nimic. Aștepta ceva. Se prefăcea că era foarte preocupat de manevrele unui velier care încerca zadarnic să urce contra curentului, deși vântul nici măcar nu adia. Gata. O mică zvâcnire în piept. O sclipire de triumf în privire. Pentru că, la urma urmelor, era o plăcere. Maigret știa că se va întâmpla.
Era sigur de asta și totuși nu se bazase decât pe intuiție, pe detalii minore. Era un miracol că încăperile de la etaj fuseseră supraîncălzite. Era un miracol că fusese fermecat de acea frumoasă noapte de august și că, relaxat, cu bretelele lăsate, asistase la ivirea zorilor. Gestul lui Isidor dimineață la prima geană de lumină. Maigret văzuse când luase ceva din barca lui, un pachet destul de lung și îl pusese în compartimentul bărcii domnului Blaze. Numai că nu era momeală vie. Aceasta se afla într-o cutie metalică cu capacul plin de găuri. Comisarul nu acordase nicio importanță faptului. Mai întâi fusese telefonul lui Lucas, apoi știucile, le examinase. Maigret pescuise și dânsul la viața lui și chiar dacă nu prinsese el mult pește, cunoștea totuși tehnica. Ori, nimic nu e mai greu de scos din cârlig decât o știucă, cel mai vorace dintre peștii de apă dulce, până acolo încât, uneori, e nevoie să-i despici burta. Cele două știuci ale domnului Blaze nu aveau nici cea mai mică rană, nici măcar o zgârietură. Iar Isidor pescuise în cea mai mare parte a nopții cu plasa. Ceea ce se întâmpla acum era urmarea logică a privirii pe care Isidor o aruncase comisarului. Trecând prin bucătărie, Isidor dădu ocol clădirii și urcase la primul etaj al anexei, intrând aproape pe furiș la domnul Blaze, ca să-i spună. Draga doamnă Maigret, care credea că soțul ei se plictisește, murmură. Ar fi trebuit să-ți iei o carte dacă tot ai venit să te odihnești. Păi da, îl observau de sus. Isidor coborâ cu mersul lui de pisică sau de braconier. Încă n-ai obosit de azi dimineață. Fereastra domnului Blaze era deschisă. Putea fi văzut. Se schimbase în haine de oraș, iar acum își termina toaleta. Auziți, doamnă Roy? Poftim, domnule comisar. Câteva întrebări puse pe un ton detașat. Da, domnul Blaze sosea cu trenul sâmbătă seara și obișnuia să plece duminică cu trenul de ora 6. Curând va trebui să treacă apă mai sus de baraj. Nu, nu venise niciodată cu mașina. Femei? Ce idee ciudată! Nu îi trecuse niciodată prin minte. Nu, nu-l preocupau femeile, nu venise niciodată cu vreuna la Beaupigeon. Cum? În vilele de vis-a-vis? Nici asta nu-i trecuse prin minte. Nu-i posibil, pentru că pescuiește toată ziua. De altfel, cele câteva vile ce puteau fi zărite de acolo erau locuite de familii burgheze din Paris. Familia Male, care se ocupa cu transporturile fluviale și avea birourile pe cheiul Voltaire. Familia Duroa, persoane în vârstă care... Șt, iată-l! Domnul Blaze, care era probabil de vârsta lui Maigret, părea mult mai tânăr. Se vedea bine omul care se îngrija și ducea o existență liniștită. Doamna Roy? Domnul Blaze, se pare că ați avut noroc la pescuit. N-a fost rău. Apoi ea adăugă, vrând să-l tachineze pe un ton ușor familiar. Și-ați dormit bine? Recunoașteți că nu stați cu undița în mână din zor și până în seară și că atunci când trageți barca în stufăriș? Nu dorm niciodată în timpul zilei, răspunse el pe un ton tăios. Oh, dar nu-i nicio crimă și chiar adineauri, domnul Maigret. Domnul Blaze aruncă o privire bruscă, prea bruscă, spontană. Oare știa cine era Maigret? Apoi s-a auzit soneria telefonului. Maigret ridică receptorul și nu se miră când auzi vocea lui Lucas. S-a întors, șefule, nu cu taxiul. Venea pe jos dinspre strada Amsterdam. Pantofii? Exact, aproape imediat după sosirea ei a ieșit și bătrânul. Liniștit. Își face plimbarea obișnuită. Am pus un agent să-l supravegheze cât vă telefonez. Ce fac? Era întrebarea tradițională a lui Lucas. Maigret îi dădu instrucțiuni amănunțite. Ia uite, domnul Blaze a plecat, remarcă el ieșind din cabină. Se uită în depărtare la barca luntrașului și nu-l zări. Auziți, doamnă Roy, cum se face că n-a trecut apa? Domnul Blaze, da, când vorbeați la telefon, niște clienți au plecat cu mașina. Îi cunoștea? Nu, dovadă că s-a scuzat, i-a întrebat dacă vor să-l ducă și pe el până la Corbei, pentru că le era frică să nu piardă trenul. A luat cu el știucile? O, da, avea pachetul sub braț. Bineînțeles, n-ați reținut numărul mașinii. El privi uluită. La ce vă gândiți, domnule comisar, un om ca domnul Blaze? Lui cer întotdeauna sfaturi pentru micile mele plasamente, știe tot ce se întâmplă la bursă. Îi cunoașteți adresa de la Paris? Cred că e trecută în registru, stați puțin. Da, mă întreb, da, chiar mă întreb ce vă face să credeți. Nu cred nimic, doamnă Roy. Ia să vedem, Blaze, B, Bloche, Bardamon, Blaze, Rentier. Strada Notre-Dame de Loret, număr 25.
Doamna Roy râse, dar se vedea că era cam neliniștită. Nu-mi vine să cred că dumneavoastră... În fine, se spune că polițiștii au mania să bănuiască pe toată lumea. Îmi dați voie să mai dau un telefon? Corbei, comisarul gării. Nu, trenul de Paris încă nu trecuse, peste câteva minute. Semnalmentele? Bine, va suna el. Paris, poliția judiciară. Strada Notre-Dame de Loret, număr 25. Cine-i de serviciu? Dupre? Bine, dar să încerce să pară natural. Doamna Roy se învârtea prin bucătărie, era vexată. Puteți spune să mi se aducă un păhărel de rachiu? Aștepta să fie sunat de la gară. Nu se arătă deloc surprins când află că nicio persoană cu semnalmentele domnului Blaze nu luase trenul spre Paris din gara Corbei. 2 ore mai târziu, în timp ce la Beau Pigeon lumea se așeza la masă, iar mașinile începeau să plece, Duprei telefona lui Maigret. Domnul Blaze nu se întorsese acasă. Dormim tot aici? Întrebă doamna Maigret. Păi uite, are îngust, mă gândesc la tine care n-ai dormit noaptea trecută. Și ce dacă? În momentul în care Isidor amară bărcile clienților, Maigret stătea în picioare pe malul apei. Nostimă, spuse comisarul. Ce-i nostimă? Mania pescarilor, crezi că n-am înțeles? Nu vrea să fie considerat un ageamiu, are și el orgoliul lui, așa că ai grijă să-i pui. Isidor ezită, apoi îi făcu complice cu ochiul. Pentru un client bun, nu-i așa, poți să... Se auzi fonograful. Doar 3 perechi dansau în umbra marilor copaci de lângă terasă. Telefonul sună. În sfârșit, Dupre, era 11. Domnul Blaze tocmai s-a întors acasă, poftim? Ce? Știucile? Nu, n-avea nicio știucă. Ce tot spuneți, șefule, rămân pe loc? Bine, e în regulă, am înțeles. 10.000 de parizieni se întorceau acasă încântați de aerul curat de la țară și cu mașina plină cu flori de câmp. Alo, șefule! Acum telefona Lucas. Nimic, bătrânul s-a întors acasă la 7. N-a ieșit nimeni, probabil că s-au culcat pentru că nu se mai vede lumină. Îl las pe Janvier în locul meu. Noapte bună, șefule, mulțumesc. Semăna cu ora stingerii pe vremuri. Cetățeni, dormiți în pace. Un ultim telefon dat de inspectorul ce supraveghea imobilul din strada Culancur. Nimic nou. Și totuși, în acea duminică frumoasă de vară, se întâmplase ceva. Nu se percepuse însă decât un efect îndepărtat ca acele bule de la suprafața apei care indică prezența unui pește ce agită mâlul pe la fund. Nu vrei să mai cer o cameră ca să ai tot patul pentru tine și să poți dormi? Se ivea și luna. Fonograful tăcu, dar un cuplu în umbră încă făcea să scârțâie pietrișul. Capitolul 5. Un domn care protestează. În ziua aceea lui Maigret aproape că era rușine de meseria lui. Din când în când, așa cum un actor profită de o ieșire din scenă ca să-și șteargă sudoarea în culise, să-și destindă trăsăturile și mușchii, intră în biroul vecin unde Lucas nu era nici el cu mult mai mândru. Nimic? Întreba ochii brigadierului. Nimic. Maigret bău o gură de bere, apoi se postă în fața ferestrei deschise, posac, preocupat, aproape scârbit. Ce face ea? S-a adresat de 3 ore a prodului, insistând să vă vorbească. Ultima dată a spus că vrea să ajungă la directorul poliției judiciare. Asta era mai curând latura comică a cazului. La ora 2, ora convocării pe care i-o adresase lui Octavio Cloaghen, comisarul văzuse de la fereastră un taxi oprindu-se în fața clădirii. Din mașină coboruse uscățiva doamnă lui Cloaghen, în timp ce taxiul rămăsese lângă trotuar, iar Maigret zâmbise și dăduse un ordin unui inspector. Da, se putea spune că începutul era ca de farsă. Aveți convocare? Întrebase cu gravitatea produl. Sunteți domnul Octavio Cloaghen? Doresc să vorbesc cu domnul comisar, îi voi explica. Fusese dusă în faimoasa sală de așteptare cu pereți de sticlă, unde pacienții, cuvântul era foarte potrivit, păreau într-un fel, sub privirea calmă sau ironică a inspectorilor care treceau, niște animale în cușcă. În acest timp, un inspector se dusese după lui Cloaghen, care aștepta în taxi. Soția mea a spus să urc? Comisarul a spus. Unde-i soția mea? Trecuseră aproape 3 ore de când bătrânul în pardesiu verzui stătea pe același scaun în fața ferestrei deschise în biroul lui Maigret. De fiecare dată când intra, după câteva clipe de relaxare în biroul alăturat, comisarul întâlnea din prag ochii spălăciți ai lui Cloaghen, privirea lui de câine care știe că nu se poate aștepta la cine știe ce din partea omului, dar că nu se poate sustrage dominației sale.
Da, chiar asta spunea privirea lui. O resemnare ce aproape că-ți făcea rău, deoarece ți imaginai că pentru a ajunge aici, bătrânul suferise probabil foarte mult. De 3-4 ori întrebase: unde e doamna Lucloaghen? Vă așteaptă. Dar asta nu îl liniștea. O cunoștea pe femeia iritată și autoritară și își imagina ușor că nu stătea liniștită în anticameră. Maigret, așa cum obișnuia, începuse interogatoriul cu blândețe, cordial, cu aerul că nu acorda nicio importanță întrebărilor puse, ba chiar părând că se scuza pentru această simplă formalitate. Zilele trecute am uitat să lămuresc un lucru. Când cineva a bătut într-un anumit fel la ușa domnișoarei Jean, a spus că aceasta vă ghicea în cărți, nu-i așa? Lucloaghen asculta fără să răspundă și fără să pară că înțelege. Domnișoara Jean v-a împins spre o ușă pe care apoi a încuiat-o. Acum aș vrea să știu dacă acele cărți au rămas pe gheridon sau dacă le-a strâns. Judecătorul de instrucție, Dumnezeu știe de ce, acordă acestui fapt o importanță pe care eu o consider exagerată. Lucloaghen rămase nemișcat, oftă cu mâinile lui uimitoare așezate pe genunchi, mâini care îi atrăgeau din nou atenția lui Maigret, la fel ca în taxi. Încerca să retrăiți scena, e cald, ferestrele balconului sunt deschise, totul e luminos în jur, iar cărțile multicolore sunt așezate pe marmura măsuței lui 15. Privirea bătrânului părea că spune: nu înțelegeți că sufăr, că torturați un biet om lipsit de apărare. Maigret întoarse capul rușinat și murmură cu blândețe: vă rog să răspundeți. Nu e un interogatoriu oficial, de vreme ce răspunsurile nu sunt consemnate în scris. Cărțile au rămas pe gheridon, nu-i așa? Da. Sunteți sigur? Da. Și domnișoara Jean vă ghicea în cărți? Da. Atunci Maigret se ridică, se îndreptă spre ușă, îl chemă pe Lucas și îi spuse cu o voce severă: ce e asta, brigadier? Constat că informațiile tale sunt inexacte, pentru că nu pot să cred că domnul Lucloaghen mă minte. Ei, da, cum ar spune un fost ministru de interne? Nu se face poliție cu naivi. Ce, asasinii au scrupule? Păi nu mi-ai spus, brigadier, că domnișoara Jean nu ghicea niciodată în cărți, că nici măcar nu avea așa ceva în apartament? Ba da, toți martorii au declarat că domnișoara Jean nu ghicea în cărți, ci era clar văzătoare și intra în transă cum fac orientalii cu ajutorul unui glob de cristal. Domnule Lucloaghen, probabil că din aur n-ați auzit bine întrebarea, să ați răspuns fără să vă gândiți. Nu erau cărți pe gheridon, nu-i așa? Picături de transpirație se iviseră pe fruntea cu vene proeminente. Nu știu, gemu el. Lasă-ne singur, Lucas. Îmi cer scuze că abordez un subiect delicat, domnule Lucloaghen. Cred că ghicesc. E sigur, e evident că nu aveți o căsătorie fericită. În aceste condiții, ca mulți bărbați de aceeași vârstă, ați căutat în altă parte consolare, o prietenie, o afecțiune, puțină căldură feminină. Am înțeles de la început că nu erați omul care să vreți să vi se prezică viitorul. Vă aflați pe strada Culancur, iar prietena dumneavoastră v-a închis în bucătărie, tocmai pentru că nu erați acolo în calitate de client. Celălalt nu îndrăzni să spună da, dar nici nu. Ce lovitură îi va mai aplica comisarul după ce își împrospătase forțele în biroul vecin și își aprinsese pipa cu o încetinală exasperantă? Numai dumneavoastră ne puteți ajuta. Cunoaștem foarte puține lucruri despre victimă. Știm doar că la început a fost croitoreasă ucenică și apoi manechin, după care a înființat o modestă casă de croitorie pe strada Saint-Georges cu firma La Jean și așa i-a rămas numele. Afacerile n-au mers, avându-și a venit să locuiască pe strada Culancur. Ce relație avea? Cine erau prietenii? Ne-ar folosi foarte mult dacă am ști toate astea. Nu știu nimic. Haideți, vă înțeleg discreția, dar nu uitați că singurul nostru scop este să-l pedepsim pe asasinul prietenei dumneavoastră. Era ceva halucinant. Acum bătrânul plângea cu lacrimi mari, în tăcere, fără un gest, fără să se șteargă la ochi, fără să-și ia mâinile noduroase de pe genunchi. Maigret se văzu obligat să-i întoarcă spatele, să se uite pe fereastră la un șir de șlepuri care tocmai treceau, ca să-și ascundă emoția. Toate astea nu o privesc pe soția dumneavoastră și nici pe altcineva. Chiar aș înțelege, pentru că sunteți bogat, să fie ajutat financiar o femeie tânără aflată la ananghie. Pentru că cineva o ajuta. Tot ce câștiga de la cei câțiva clienți, bărbați și femei, nu era de ajuns să-i acopere cheltuielile, pentru că ducea o viață confortabilă, chiar dacă nu luxoasă. După câte știu, aveți un venit de 200.000 de franci.
Comedia continua. Maigret vântura neglijent câteva hârtii de pe birou și îi se adresă din nou. Unul dintre oamenii mei a fost mai zelos și s-a interesat de situația dumneavoastră. Destul de ciudat. De altfel, tot ce am aflat vă onorează. În urmă cu 30 de ani erați medic pe un pachebot care făcea curse spre Extremul Orient. Un crescător de vitei argentinian foarte bogat călătorea împreună cu fica lui. La bord a izbucnit o epidemie de friguri galbene. Maigret se prefăcu din nou că își consultă documentele. Se pare că ați avut un comportament admirabil, că panica a fost evitată doar dumneavoastră, datorită dumneavoastră. În plus, ați salvat viața tinerei. În schimb, ați fost afectat de boală și la sosirea în port a fost necesar să fiți debarcat. Atunci, argentinianul recunoscător a luat hotărârea să vă facă o rentă de 200.000 de franci pe toată durata vieții. Vă felicit, domnule Lucloagen. Întors în Franța, v-ați căsătorit cu tânăra cu care erați logodit. N-ați mai plecat pe mare. V-ați instalat la Saint-Rafael, unde ați dus mult timp o existență plăcută. Din nefericire, vârsta a făcut-o pe soție avară și a accentuat înclinația spre dominație. La Paris ați dus-o cu totul altă viață. Oare bătrânul nu se întreba cât timp va mai dura acest supliciu? În fiecare moment s-ar fi putut crede că interogatoriul se sfârșise. Maigret se ridica, se apropia de ușă zâmbitor ca un om a cărui sarcină se încheiase, dar dintr-o dată se răzgândea. Mai avea să-i pună o întrebare. Oh, un fleac! Apropo, accidentul l-ați avut la Saint-Rafael, nu-i așa, cu puțin înainte de plecare la Paris? Tăiați lemne din plăcere, pentru că pe vremea aceea aveați doi servitori. V-ați lovit cu securea. Din întâmplare v-ați reteza prima falanga degetului arătător drept, ceea ce probabil că e un handicap serios. Nu vă ce v-aș mai putea întreba, domnule Lecloagen? Haide, s-a terminat. Dar se pare că bătrânul înțelesese metoda lui Maigret, pentru că încă nu se ridică, dar privirea lui întreba dacă putea să plece. Ieri am stat de vorbă cu unul dintre prietenii dumneavoastră. Cred că am fotografia lui în sertar. Era o fotografie cu domnul Blaze făcută în timp ce trecea pe bulevard. Cum îl cheamă? Nu se poate să nu vă amintiți, mi-a spus. Manevră greșită. Privind fotografia, Lucloagen nu a avut nicio tresărire, ba chiar ai fi putut spune că era ușurat, ca și cum s-ar fi temut de altceva. Nu vă amintește de nimic? Probabil că nu v-ați mai văzut de mult timp. N-are importanță. Maigret intră iar în biroul de alături. Lucas îi făcu cu ochiul. Încă puțin și cred că soția lui o să facă scandal, nu mai poate sta locului. Se adresează din 5 în 5 minute a prodului, ridică tonul. Vrea să fie primită de director, amenință că se va plânge presei și că va apela la toate relațiile suspuse pe care le are. Doamna Lecloagen aștepta de 3 ore. Bătrânul suferea și el de 3 ore în biroul lui Maigret. Și totuși, comisarul se încăpățână. Omul acela îl tulbura, intuia că era vorba despre un mister și asta îl exaspera. În același timp nu putea să nu simtă o simpatie ciudată față de el, care nu venea doar din milă. Interogatoriul continuă după metoda clasică. Maigret luă un aer mai grav, stânjenit. Bun, asta nu simplifică deloc lucrurile. Judecătorul de instrucție a telefonat și mi-a spus că la parchet s-a prezentat un nou martor. E un om care locuiește exact în fața numărului 67 bis pe strada Coulancourt. Acesta pretinde că vineri, puțin după ora 5, v-a văzut aruncând o cheie pe fereastră. Cheia a fost găsită. Mi-e indiferent, spuse Lucloagen oftând. Totuși această declarație vă agravează situația și... Maigret așeză o cheie pe birou. Știți foarte bine, domnule comisar, că nu e adevărat, murmură bătrânul cu o blândețe dezarmantă. Haide, domnule Lucloagen, recunoașteți că existența dumneavoastră e cel puțin echivocă. Sunteți bogat, inteligent, ați fost un medic strălucit în cadrul marinei și erați un om curajos. O dovedeți statele de serviciu, dar iată că brusc duceți o existență mizerabilă, sunteți închis în cameră ca un personaj jenant și vă petreceți zilele rătăcind pe străzi și pe cheiuri. Ce a putut să provoace o astfel de schimbare? De ce ați plecat din Saint-Rafael și v-ați instalat la Paris? De ce? Lucloagen ridică ușor capul. Ochii lui albaștri erau plini de o candoare tragică atunci când murmură. Știți foarte bine că sunt nebun. Probabil vreți să spuneți că unii, că soția, poate și fiica, încearcă să vă convingă de faptul că sunteți nebun. El scutură din cap și repetă domol cu încăpățânare. Nu, nu, sunt nebun. Gândiți-vă la gravitatea acestor cuvinte. Dacă sunteți cu adevărat nebun, ceea ce nu cred,
Nimic nu ne împiedică să credem că sunteți asasinul domnișoarei Jeanne. Faptele unui nebun nu pot fi prevăzute niciodată. Vă aflați la ea acasă. Deodată a simțit un impuls, o ucideți, a trecut la acțiune. Apoi judecata va reveni, va speria de consecințele faptei și, ca să nu fiți bănuiți sau pentru că ați auzit pași pe scară, v-ați încuiat singur în bucătărie și ați aruncat cheia pe fereastră. Bătrânul nu răspunse. Așa s-a întâmplat. Comisarului aproape era teamă că îl va auzi spunând da, ceea ce ar fi pus capăt anchetei. Dar obținu un cu totul alt rezultat. Fusese nevoie de 3 ore ca un cuvânt să facă puțină lumină. Sunt nebun, dar n-am ucis-o pe Jeanne. I-ați spus, Jeanne. Prin urmare, recunoașteți că aveați relații destul de intime cu ea. Spuneți-mi exact ce era ea pentru dumneavoastră. Nu vă fie rușine, suntem obișnuiți să auzim de toate. N-am nimic de spus. Sunt foarte, foarte obosit. Apoi adăugă timid și rușinat. Mi-e sete. Maigret intră din nou alături și se întoarse cu un pahar mare cu bere. Fața bătrânului se aplecă și nivelul lichidului scăzu în timp ce mărul lui Adam urca și cobora. Unde a fost soția dumneavoastră duminică între 11 și 4? Nu știam că a ieșit din casă. Erați închis în cameră? Nu răspunse. Lăsă capul în jos. Iar Maigret ar fi dat mult pentru o clipă de sinceritate. Prin biroul lui trecuseră destui, dar niciodată nu avusese în fața vreunuia dintre acei bărbați o asemenea impresie de mister. Comisarul se enerva și se revolta în același timp. Din când în când îl cuprindea furia și ar fi fost în stare să... În fine, doar nu veți pretinde că nu știți nimic, nici măcar de ce ați fost încuiat ca un animal râios. Pentru că sunt nebun. Un nebun nu-și recunoaște niciodată nebunia. Și totuși sunt nebun. N-am ucis, domnule comisar. N-am făcut niciun rău. Jur că greșiți. Păi atunci firar să fie, vorbiți odată. Ce trebuie să spun? Ori era omul cel mai prost de pe pământ, ori... Priviți-mă în ochi. Am pe masă un mandat de arestare pe numele dumneavoastră. Dacă nu-mi dați răspunsuri satisfăcătoare, pot să vă trimit să dormiți în seara asta în arestul poliției. Atunci se produsese lucrul cel mai uimitor. În loc să se sperie, bătrânul părul liniștit și mulțumit. Ai fi crezut că perspectiva de a merge la închisoare era pentru el una plăcută. Oare ideea de a scăpa astfel de tirania celor două femei? De ce accepta să vă trateze așa fără să vă plângeți? Suntem între bărbați. Vecinii vorbesc despre dumneavoastră cu dispreț sau cu milă. Soția mea are grijă de mine. Lăsându-vă să purtați fie iarnă, fie vară un pardesiu vechi pe care nu l-ar vrea niciun cerșetor, nedându-vă bani pentru tutun? Ieri un inspector v-a văzut luând un chiștoc de pe jos ca ultimul om și aveți o rentă de 200.000 de franci. Nu răspunse. Maigret se enervase. Sunteți închis în camera cea mai întunecoasă, cea mai degradată a casei. Sunteți ascuns de ochii invitaților ca o ființă respingătoare. Vă asigur că are grijă de mine. Vreți să spuneți că soția și fiica nu vă lasă să muriți de foame? Și știți foarte bine de ce. Că în recunoștința l-am împins să vă asigure o rentă, crescătorul de vite argentinian, poate din întâmplare, a conceput actul în așa fel încât după ce veți muri, moștenitorii nu vor mai primi nimic. Sunteți singurul beneficiar al rentei. Nu-i așa, domnule Lucloagen, că știți foarte bine de ce are grijă de dumneavoastră, după cum spuneți? Era oare posibil ca omul acela să fie un sfânt? Jur, domnule comisar. Bine, bine, până la urmă o să mă scoateți din sărite. Uitați, încă nu vă arestez. Sper că veți reflecta, că veți înțelege că cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să-mi spuneți tot adevărul. Lucas, Lucas! Lucas intră în birou și văzu că șeful lui era lac de transpirație și că își stăpânea cu greu furia. Spune-i doamnei Lucloagen să intre. Și iată că mâinile bătrânului tremurau, iar teama îl făcea din nou să transpire. Oare soția și fiica îl și băteau? Intrați, doamnă, tăcere, vă rog să tăceți. Știu că sunteți indignată pentru că ați așteptat câteva ore, dar sunteți singura vinovată. Tăcere! Eu îl convocasem pe soțul dumneavoastră. E destul de mare ca să vină până la poliția judiciară. Iar data viitoare nici măcar nu veți mai intra în clădire. Vi-l înapoiez. Încă nu știu dacă va trebui să iau și alte măsuri în ceea ce îl privește. În orice caz, probabil că va fi examinat de medici care ne vor spune dacă e sau nu nebun. Puteți pleca. Vă rog să plecați, înțelegeți? Exact. Vă veți plânge cui doriți. Hai, la revedere, doamnă. Uf, plecaseră. Lucas, impresionat, se uita la șeful lui care ștergea transpirația, își recăpăta treptat calmul și chiar reușea să zâmbească. Deci, nimic, bătrâne,
Absolut nimic. Nu pot să o sufăr pe femeia asta și gata. Și tare mult mi-ar fi plăcut ca nu pe el, ci pe ea să o fi găsit în bucătăria domnișoarei Jean. Luca zâmbi. Niciodată nu-l mai văzuse pe Maigret atât de înfuriat. Asta mă duce cu gândul, continuă comisarul visător, dar se opri cu privirea țintită la peisajul luminos al Senei, la vânzoleala multicoloră de pe podul Saint-Michel. La ce anume? Nimic. Va trebui să știm unde se afla această femeie vineri după amiază. Să știm cu certitudine. O să te ocupi de asta. De ce n-ați întrebat-o unde a fost duminică? Da, aia. Pentru că era convins că ea se aștepta la asta, că avea un răspuns pregătit și că era vexată, îngrijorată, enervată la culme, tocmai pentru că nu i se pusese nicio întrebare. În acel moment, în taxiul cu care plecase, probabil că spumega de furie. Credeți că nu cred nimic, cine știe. Poate că o să fac un drum până la Saint Rafael. Și celălalt fenomen, idiotul de Mascuvin, ce mai face? Ai telefonat la Hotel Dieu? Stare satisfăcătoare la vizita sora lui, dar n-a recunoscut-o. Mai e nevoie de câteva zile. Bărbatul cu mașina verde? Nimic, probabil că a schimbat mașina. Am ajuns la 20-a mașină verde și fata de la lăptărie n-a recunoscut niciuna. Cineva bătu la ușă, era aprodul. Vă cheamă șeful cel mare, domnule comisar. Maigret și Luca se uitară unul la altul. Asta nu era niciodată semn bun în cursul unei anchete, însemna că ceva nu mergea așa cum trebuie, că apăruseră discuții, proteste, Dumnezeu mai știe ce. Maigret nu era într-o dispoziție propice pentru acceptarea unei mustrări sau măcar a unui sfat. Era de ajuns să vezi cum strângea coada pipei între dinți ca să-ți dai seama ce intenții avea. Deschise ușa capitonată. M-ați chemat? Fără să spună nimic, directorul îi întinse o scrisoare pe care tocmai o primise. Avea o atitudine ambiguă, poate era nemulțumit, poate doar ironic. Maigret citi. Domnule director al Poliției Judiciare, am onoarea și privilegiul de a vă aduce la cunoștință unele fapte care, dacă nu ar fi lămurite de serviciile dumneavoastră, ar motiva din partea mea o plângere după toate regulile. Duminica trecută, întorcându-mă din plimbarea mea obișnuită la Morsang-sur-Seine, am aflat de la portăreasă că un individ, dându-se inspector de poliție, a intrat la ea puțin mai devreme și a pus multe întrebări despre persoana mea, resursele și obiceiurile mele. Portăreasa a omis să-i ceară acestui individ o dovadă a identității sale, totul mă face să cred că e vorba despre un fals polițist. Într-adevăr, observând de la fereastră împrejurimile, am putut să-l zăresc pândindu-mă dintr-o cafenea mică din piața Saint-Georges, numită Vieux Puy. Știind că locuie singur și că iau masa la restaurant, probabil că aștepta să plec ca să fac o vizită fructuoasă în apartamentul meu. Nu vă ascund faptul că joc la bursă, după cum este îngăduit oricărui cetățean francez și obișnuiesc să păstrez la mine în casă sume mari și titluri. Am semnat la faptele enumerate mai sus comisarului de poliție din cartier și am cerut protecția agenților. La puțin timp după aceea am văzut într-adevăr, sosind pe strada Notre-Dame de Loret, un agent de poliție în uniformă. Omul care mă urmărește a intrat în vorbă cu el. Cei doi și-au strâns mâna, iar agentul de poliție a plecat dând din numeri. A doua zi dimineață, omul care mă urmărește era tot acolo. A fost acostat de un personaj între două vârste, cu o față mare și haine proscroite, cu care s-a dus să bea un păhărel la Vieux Puy. Directorul observă aerul încruntat al lui Maigret și nu putu să-și rețină un zâmbet pentru că în scrisoare era vorba în mod clar despre comisar. Nu pot să nu cred că e vorba despre o bandă organizată care vrea să-mi ia banii. Toată ziua de luni am fost urmărit de indivizi care păreau că se schimbă între ei și arătau destul de dubios. În sfârșit, când m-am dus, așa cum fac în fiecare săptămână, la Prau de Druin, agenții de afaceri care se ocupă de plasamentele mele, am aflat că bărbatul cu față mare și pipă venise să întrebe dacă eram clientul lor. Vă rog, domnule director, să binevoiți să întreprindeți toate demersurile pentru elucidarea acestor fapte și să puneți capăt unei stări de lucruri care mi se pare îngrijorătoare. În așteptarea unui răspuns, vă asigur de înalta mea considerație, Emile Blaise, rentier, strada Notre-Dame de Loret, număr 25. Ei, ce zici, bătrâne? Comisarul, care era deja enervat când intrase în biroul șefului, scoase un oftat amenințător ca un urs la capătul răbdărilor. Ce părere ai, sau acest domn Blaise? Atunci Maigret izbucni. Domnul Blaise? Domnul Blaise? Domnul Blaise își bate joc de dumneavoastră, șefule. Și mi se pare că și de tine. Da, și de mine. E adevărat că ai fost la Prau de Druin? Adevărat, și am avut dreptate. Ar durea prea mult ca să vă explic tot în detaliu.
Vă amintiți de Mascuvin, omul care ne-a adus faimoasa sugativă? Ei bine, Mascuvin era angajat la prau de Druin. Dar ce legătură are cu domnul Blaze? Stați puțin, cine a descoperit crima? O anume doamnă Roy, patroana hanului Bob Pigeon de la Morsang. Tot nu-mi dau seama ce... Domnișoara Jean se ducea deseori la Morsang. Domnul Blaze se duce acolo în fiecare săptămână și pescuiește știuci care au mai fost pescuite odată. Auzi, Megre? Încep să cred. Iar eu cred că încep să înțeleg. Mascuvin ne anunță o crimă mai înainte să fie comisă. Domnișoara Jean e ucisă la ora respectivă. Doamna Roy îi descoperă cadavru câteva minute mai târziu. Domnul Blaze este clientul celor de la Prau de Druin și clientul doamnei Roy. Doar acest lucru again. Megre a rămas o clipă pe gânduri. Două puncte de contact până acum. Pe de o parte Prau de Druin și pe de alta Morsang. Cred că diseară mă voi duce să iau o lecție de bridge. O lecție de bridge? La contesă, o doamnă foarte distinsă, după cât se pare, care a avut necazuri în viață și își câștigă existența invitându-i pe cei care se simt prea singuri la Paris să joace bridge în saloanele ei din strada Piramidelor, în schimbul unei sume firește. Presupunând că domnul Blaze e unul dintre clienții ei? Așa? Nimic, știu, asta n-ar dovedi nimic. Dar recunoașteți că ar fi o coincidență curioasă, dat fiind faptul că Mascuvin, angajat la Prau de Druin, juca în fiecare seară bridge la contesă. Dacă animalul ăla de lui Cloaghen ar vorbi, șeful dădu discret din numeri ceea ce ar fi putut să însemne, lasă, nu-i momentul să-l superi. Îi întinse mâna. Baftă, bătrâne, apropo, în legătură cu acest domn Blaze, poate n-ar fi rău să fiți mai discreți. Domnul pare iritabil și foarte hotărât să ne facă probleme. Dacă se amestecă și ziarele și ne pomenim și cu intervenția unui deputat... Bineînțeles, bineînțeles, vom fi prudenți, domnule director. Da, se vede clar că n-ați petrecut 3 ore între 4 cu uimitorul lui Cloaghen. Capitolul 6. Megreul descoperă pe Picpus. Pasionații de mistere se străduiseră să elucideze enigma numitului Picpus. Deschizând ziarul, milioane de oameni căutau acest nume în titlurile scrise cu litere de o șchioapă. Devenea un refren repetat până la saturație. Nu l-ai văzut pe Picpus? Și Picpus? Ce mai face Picpus? Șoferii de taxi găsiseră un nou epitet pentru colegii lor neîndemânatici. Ce faci, băi, Picpus? Dar faimosul Picpus fu descoperit datorită unei muște, unei vulgare muște de bucătărie. În dimineața aceea, Megre se trezise mai târziu ca de obicei, pentru că stătuse la contesă până la 2 dimineața. În aer încă stăruiară cu oarea plăcută, în timp ce soarele aurind casele anunța o zi toridă. Megre, căruia îi plăcea mult să hoinărească la ceasul când Parisul își făcea toaleta, nu se dusese imediat de acasă la poliția judiciară, ci făcuse un ocol fără grabă ca un rentier prin strada Republicii. În ajun jucase un rol stupid în saloanele din strada Piramidelor. Imediat ce intrase, contesa, îmbrăcată într-o roche vaporoasă, mai teatrală decât o mare cochetă de la Teatră Francez, se și repezise să-l întâmpine. Șt, veniți cu mine, dragă, domnule comisar, dacă ați ști cât de emoționată sunt să primesc la mine un om atât de celebru. Îl dusese într-un budoar, vorbea într-una. Îl imploră pe Megre să nu provoace un scandal în saloanele ei. Primea acolo doar oameni educați care aveau situații importante. Tocmai îi spuneam prințului. Mâna ei, cu degetele pline de inele grele, fără valoare, se tot așeza pe genunchiul comisarului, care se uita cu ochii lui verzi albăstrui la acea femeie dezlănțuită. Chiar vreți să petreceți o seară cu noi? Nu, nu cunosc niciun domn Blaze. Semnalmentele pe care mi le dați nu mi-amintesc de niciun prieten de-al nostru. Pentru că aici suntem între prieteni, nu? Dacă fiecare participă la cheltuiel, cum e și normal într-o perioadă atât de grea? După 5 minute îl prezentase pe Megre, a cărui fotografie apărea atât de des în ziare ca fiind colonel în retragere, și îl luase la masa ei de bridge cea începătorilor ca să-i predea o lecție. Dar găsise totuși timp să meargă de la o masă la alta și să le șoptească celorlalți. E faimosul comisar Megre, nu vă uitați acum la el, a venit incognito să-mi ceară sfatul. Acum, pe stradă, Megre se uita la trecători, spunându-și că Parisul era populat de mii și mii de fenomene de acest fel, de existențe misterioase sau cel puțin surprinzătoare, pe care le descoperea rareori doar în urma unei drame. Ajunse la Cafe de Sport, în Piața Republicii.
Intră, ezitând între bar și sală, apoi îi veni ideea să se așeze acolo unde ședea de obicei Joseph Mascuvin. Mintea îi lucra instinctiv. Picpus. De ce Picpus? Numele unei străzi foarte populate dintr-un cartier din apropierea cimitirului Perlașez. Chelner, o bere. Imediat, domnule comisar, să pornesc pompa. Nestor, cu mâinicile suflecate, dezgolindu-și brațele păroase, făcea curățenie. În sală mai era doar o tânără din provincie cu valiza lângă ea. Stătea într-un colț și bea o cafea cu frișcă, așteptând probabil pe cineva. Ați văzut, domnule comisar, ce-a pățit bietul domn Moscovin? Nestor s-a plecat să pună berea pe măsuță. Comisarul se uita la capul lui Chel, sau mai exact, urmărea cu privirea zborul unei muște care se așeză acolo și pe care chelnerul părea că n-o simte. De la muscă și chelia chelnerului, privirea îi se deplasă mai departe și, mârâind, Megre făcut pe ce să sară deodată în picioare spre marea uimire a chelnerului, care se întoarse brusc și, nevăzând pe nimeni, nu înțelese motivul emoției subite a polițistului cunoscut pentru calmul lui. Megre îl descoperise pe Picpus. Picpus era acolo, pe perete, chiar în fața măsuței la care se așeza în fiecare zi Joseph Mascuvin, a măsuței unde probabil că fusese scrisă scrisoarea ce anunța moartea ghicitoarei. Ce haz ar fi făcut lumea dacă ziarele ar fi publicat fotografia numitului Picpus. Exact deasupra jocului mecanic se afla un calendar reclamă cât toate zilele, ca acelea pe care unii negustori încă le mai oferă clienților. Dacă vreți să vă mutați, transportorul de mobilier care nu sparge nimic e o cromolitografie cu anluminuri naive, reprezenta un Hercule popular purtând un pulover în dungi, cu barba stufoasă de un roșu aprins, cu obrajii stacojii, cu mușchi olimpieni. Colosul, care făcea cu ochiul clientelei, jongla cu un șifonier cu oglindă. E Picpus. Acest cuvânt, scris cu litere groase, îți sărea în ochi, apoi cu litere mai mici. Transportatorii asocia strada Picpus, numărul 101, Paris. Prin urmare, Picpus nu exista. Era doar o imagine grotească, un slogan publicitar. Într-o seară, cineva se așezase la acea măsuță și scrisese un bilet. Apoi ezitase. Cum să-l semneze? Se uitase în jur și privirea îi se oprise asupra calendarului. Picpus. Fără să mai caute altceva, bărbatul sau femeia scrisese, poate cu un zâmbet ironic, semnat Picpus. Mai rămânea de aflat cine se așezase în acel loc pe bancheta de Moleskine, cine folosise cerneala violetă și tocul prost puse la dispoziția clienților la cafe de sport. Un singur lucru era sigur. Nu se înșelase. Știa. Kellner, cât am de plată? Megre ar fi vrut să ia cu dânsul calendarul pentru propriul muzeu criminalistic, dar preferă să vină după el în altă zi după terminarea anchetei. Dacă tot era la doi pași de bulevardul Bonne Nouvelle, de ce n-ar fi profitat ca să facă o vizită la Prau de Druin? Prima dată nu se putuse întâlni cu patronii. În imobil se aflau mai multe birouri, scara era plină de praf. La etajul 2, toate ferestrele pe jumătate, stompate de ochiuri de geam verzi, aveau înscrise pe ele cele două nume ale asociațiilor. Cu domnul Proud, vă rog. Vreți să-i vorbiți personal? Da, e ceva personal. Domnul Proud a murit acum 3 ani. Megre, ofensat de ironia angajatului, ceru atunci să-l vadă pe domnul Druin. După câteva clipe, intra în biroul domnului Druin un bărbat la vreo 50 de ani cu privirea bănuitoare. Luați loc, domnule comisar, v-am văzut cartea de vizită pe birou și trebuie să mărturisesc că... Înțeleg, domnule Druin. Totuși, întrucât este necesar să vă pun câteva întrebări... Dacă e vorba despre vreunul dintre clienții mei, trebuie să vă previn că avem obligația să păstrăm o discreție absolută și că, mai mult, considerăm că trebuie să respectăm cu sfințenie secretul profesional. Puteți să-mi spuneți, domnule Druin, dacă îl considerați pe Joseph Mascuvin un angajat cinstit? În caz contrar, nu l-aș fi ținut. Ocupa aici un post important? Domnul Druin se ridică și deschise o ușă ca să se asigure că nu-l auzea nimeni. Da, te fiind circumstanțele și misterul care învăluie gestul disperat al acestui biet om, pot să vă mărturisesc că îl țineam mai mult din milă. Nu erați mulțumit de activitatea lui? Încerca să înțelegeți, n-am ce să-i reproșez din punctul de vedere al conștiinciozității profesionale. Dimpotrivă, s-o să ia primul și pleca ultimul. Nu și-ar fi permis să citească ziarul sau un roman pe ascuns și nici să fumeze o țigară la closet. Nu inventa niciodată vreo nenorocire familială ca să ceară o zi liberă. O bunică moartă sau mătuși bolnave. Era chiar prea conștiincios. Ce vreți să spuneți?
Era un maniac al conștiinciozității. Poate că lucrul ăsta se datora situației în care s-a aflat în copilărie, pentru că știu că a fost luat de la leagăn. Tot timpul avea impresia că-i supravegheat, că șefii erau nemulțumiți de el și chiar că era bănuit de ceva. Asta îl făcea temător și niciodată n-am avut curajul să-i fac vreo observație din cauza marii sale sensibilități. Colegii nu-l simpatizau. Trăia în colțul lui, își făcea treaba, dar nu avea relații cu restul personalului. Spuneți-mi, domnule Druin, ați observat că lipseau sume din casa lui de bani? Omul de afaceri se arătă uimit. Din casa lui de bani? Da, domnule comisar, așa ceva e absolut imposibil. Este imposibil pentru oricine, chiar și pentru cel mai vechi angajat al nostru, chiar și pentru împuternicitul meu. Nu suntem o prăvălie unde poți băga mâna pe ascuns în sertarul casei de bani. Bani, bani lichize, aș putea spune că nu avem deloc. Noi vindem imobile, castele, vile, terenuri pentru construi locuințe. Facem tranzacții de sute de mii de franci și mai adesea de milioane. Nu mai e nevoie să adaug că achitarea acestor sume se face numai prin cec și aproape întotdeauna în fața notarului nostru. În ceea ce privește imobilele pe care le administrăm, situația e aproape identică. Iar când chiriile trimestriale nu sunt plătite cu cecuri, de asta se ocupă încasatorul nostru. Prin urmare, susțineți că angajatul dumneavoastră n-ar fi putut sub nicio formă să vă fură 1.000 de franci. Este absolut imposibil. În plus, după cum v-am spus, caracterul lui mascuvin. Nu, domnule comisar, ați pornit pe o pistă greșită, îmi pare rău, dar... Se ridică, dând de înțeles că l-așteptau clienți importanți. Încă o mică întrebare, care, cred eu, nu afectează secretul profesional. Domnul Blaze e un client important? Druin ezită. Ca să scape de comisar, preferă să răspundă. Nu, nu e un client important. Desigur, referințele lui bancare sunt excelente. E vorba despre niște informații pe care orice agenție financiară vi le poate da. Da, pentru noi nu e un client important. Mai curând un client stânjenitor. Nu e vorba despre o critică, dar se întâmplă deseori. Mai ales în cazul rentierilor care n-au nimic de făcut și își petrec timpul în acest fel. Vine, se informează despre afacerile în curs, vizitează terenurile sau imobilele de vânzare, discută prețurile ca și cum ar fi dornic să cumpere. Da, de cele mai multe ori nu ia nicio hotărâre. Uitați! Luă de pe birou o mapă albastră pe care erau înscrise numele domnului Blaze și un număr. Într-un interval de 5 ani a făcut prin intermediul nostru 3 achiziții. O vilă mică, o fermă în Bretanie și un imobil la Nisa. În total 600.000 de franci. Asta e, domnule comisar, tot ce pot să vă spun. Îmi cer scuze, dar timpul meu ca și al dumneavoastră e foarte prețios. Nu întinse mâna și închise ușa în urma lui Megre cu o satisfacție vizibilă. De ce oare mascuvin, care nu fusese întrebat nimic, se acuzase singur că furase 1.000 de franci de la patronul lui? Megre ajunse la birou foarte preocupat. Aprodul îl anunță că judecătorul de instrucție l-aștepta de mai bine de o oră. Altul, care probabil își pierdea răbdarea, considerând că acest caz trenează, îi va vorbi de presă, de critici, va cere să se ia măsuri. Prin culisele Palatului de Justiție, Megre, cu pipa între dinți, ajunse pe culoarul judecătorilor de instrucție, unde, într-o atmosferă de etuvă, așteptau deținuții preventiv, însoțiți de jandarmi și martori care se uitau mereu la ceas. Intră, domnule comisar, stai jos. Ți-am citit cu atenție raportul de ieri seară. Am discutat în dimineața asta despre el cu adjunctul procurorului general. E întru totul de acord cu mine. Ori acest Octavlu Cloaghen al dumitale... De ce spusese al dumitale? Ori acest Octavlu Cloaghen al dumitale chiar e nebun, ori dacă e nevinovat, lucru de care încep să mă îndoiesc, știe mai mult decât vrea să recunoască. De aceea, încă de dimineață, l-am anunțat oficial că va fi examinat astăzi la ora 3 de 2 psihiatrii asistați de doctorul Paul. Ce părere ai? Judecătorul era mulțumit. Ba chiar s-ar fi zis că îl sfida pe comisar. Părea că spune, sigur, se vorbește că ai metodele tale, dar sunt prea lente, bietul meu Megre, sunt depășite. Un judecător de instrucție nu-i neapărat idiot și din biroul lui se întâmplă uneori să dezlege cazuri pe care poliția nu le înțelege. Megre își fuma pipa în tăcere fără să-și trădeze gândurile. Am trimis și o comisie rogatorie la San Rafael ca să obțină informații despre felul cum trăia acolo familia lui Cloaghen. Tăcerea lui Megre îl îngrijora. Nu cumva se supărase din cauza acestei inițiative și avea să lase totul baltă? Cer scuze, dar trebuie să recunoști că un caz ca ăsta care trenează irită opinia publică și... Ați făcut foarte bine, domnule judecător. Mă întreb însă... Ce? Nimic, poate că mă înșel.
Adevărul e că era îngrijorat, îl revedea pe bătrân în biroul lui, cu mâinile crispate, cu lacrimile alunecându-i pe obraj și acea privire patetică ce părea că cerșea măcar un strop de blândețe din partea unuia dintre semenii lui. Curios, dar judecătorul nu greșise când spusese la început a acest Octavlu Cloaghen al dumitale. La ce oră i-a ajuns convocarea? Păi, e 11, probabil pe la 10 și jumătate. Unde va avea loc examinarea medicală? Mai întâi în apartamentul lui Luclu Aghen. Dacă medicii consideră necesar, îl vor duce pe bătrân la spital. Vei fi de față? Posibil. Ei bine, dragă comisare, ne vedem mai târziu. Sigur, Megre era puțin vexat că se luase o astfel de măsură fără să fie consultat. Este adevărat însă că sosise târziu la birou și că fusese deja căutat. Însă nu doar asta îl făcea mai greoi și parcă mai posac. I se părea, cum să spună, Luclu Aghen al lui? Ei bine, da. I se părea că doar el era în stare să descopere sufletul ciudatului bătrân. De la început, încă din apartamentul victimei, fusese tulburat de acest om și se gândea mereu la el, orice ar fi făcut, chiar și puțin mai devreme când îl descoperise pe acel picpus care făcea vulgar cu ochiul și mai târziu în biroul domnului Druin, deși în aparență se ocupa doar de Mascuvin și de domnul Blaze. Intră Lucas. Probabil că Lucas știa de măsura luată pentru că se uită pe furiș la șeful lui. Cine e pe bulevardul Batignol în dimineața asta? Janvie. Și postat în fața ferestrei largi deschise, în minte îi veniră în mod ciudat câteva versuri învățate pe de rost la școală. Chiar dacă mare-i calmă și bolta e senină, văduva de matroz nu uită și suspină. Asta îi se potrivea într-un fel și lui. Sena curgea într-o adevărată atmosferă de apoteoză. Văzând trecătorii ce mișunau ca furnicile, ai fi putut crede că întreg Parisul se lăsa cuprins de bucuria vieții. La aceeași oră, unii pescuiau, piscinele erau înțesate, o simfonie de claxoane răsuna pe străzi și pe bulevarde, urcând odată cu praful fin și auriu spre cerul de un albastru infinit. Și bolta e senină! Ce meserie ciudată avea! Două lovituri de cuțit aplicate în spatele unei femei pe care nu o mai văzuse niciodată. Un bătrân care a sudat de spaimă. Un slujbaș care se arunca în Sena de pe Pont Neuf. Un calendar de o vulgaritate țipătoare într-o cafenea din Piața Republicii. Ce face în șefule? Domnul Blaze? La ora asta probabil că se îndreaptă spre bursă ca în fiecare zi. Ruel e pe urmele lui. Căuta un zadar mașina cea verde și bărbatul cu doi dinți de aur. Emma, tânăra de la lăptărie, își petrecea zilele supraveghind strada, unde spera încă să-l vadă oprindu-se pe frumosul automobilist, dar nu-l recunoscuse în fotografiile arătate la poliție. Făm legătura cu agenția de voiaj din Place de la Medellin. Apucă receptorul preocupat. Alo, domnișoara Bert? Megre? Da. Nu, din potrivă, se simte foarte bine și peste câteva zile nu va mai avea nimic. La ce oră ieșiți de la birou la amiază? V-ar deranja dacă ați luat masa cu mine într-un mic restaurant din cartier? Ce spuneți? Aia, bine, pe curând. Lua un taxi din care coborâ exact când mulțimea de angajați se revărsa din birourile de pe bulevarde și din Place de la Medellin, zări curând pălărioara roșie și chipul proaspăt cu gropițe în obraj. Dar tânăra era puțin neliniștită. Vă asigur că nu s-a întâmplat nimic rău. Nu vreau decât să stăm puțin de vorbă. Trecătorii întorceau capul în urma lor și spuneau că bărbatul acela trecut de prima tinerețe era un norocos. Vă plac gustările? La nebunie! Megre alese un restaurant mic unde gustările erau consistente și din belșug și se așezară lângă fereastră. Totul semăna cu o petrecere galantă, cu atât mai mult cu cât Megre comandase o sticlă de vin de Alsacia, al cărei gât lung ieșea din gheața frapierei. Spuneți-mi, domnișoară Bert... După ce v-au murit părinții și v-ați continuat studiile pe cheltuiala lui Mascuvin. Puține ciuperci? Ce spuneam? Presupun că v-a dus la un internat. La Măicuțe, la Montmorency. Probabil că îl costa mult, nu-i așa? Îmi era și rușine. Știam că nu câștiga mulți bani, dar considera că avea o datorie mare față de familia noastră. Sunt sigură că uneori răbda de foame ca să mă poată întreține. Până la ce vârstă a stat acolo? Până la 18 ani, după cum vă spuneam, voiam să locuiesc cu el din economie, dar n-a fost de acord. Atunci mi-a închiriat un mic apartament pe strada Tern. Un apartament mobilat, bineînțeles. Nu, nu-i plăceau apartamentele mobilate. Pretindea că nu se cădea pentru o tânără, că erau întotdeauna mai mult sau mai puțin triste sau murdare. De atunci au trecut aproape 5 ani, murmură Megre. Exact, ați calculat, am 23 de ani. Spuneți-mi, domnișoară, v-ar deranja dacă după ce terminăm de luat prânzul,
Las conduce pe un domn bătrân ca mine în apartamentul dumneavoastră. Sigur că nu, dar nu văd ce să-i spun portăresei. Că sunt un prieten al lui Mascuvin. Știe probabil că sunteți oarecum frați, nu? Mâncați, vă rog, v-am tăiat pofta de mâncare cu întrebările mele ciudate. Și alți bărbați ca el, de aceeași vârstă, luau masa de prânz în restaurant cu persoane la fel de tinere și aproape la fel de drăguțe. Ba da, vreau neapărat să alegeți și desert. Cineva îl salută, cineva pe care nu-l cunoștea sau mai curând pe care nu-l recunoscu imediat, dar căruia i-a răspuns la salut. Abia după câteva minute și amintit de individ, un bancher mai mult decât veros pe care îl trimisese de vreo două ori la închisoare. Taxi! Tânăra se uită la ceas. Va trebui să ne grăbim, pentru că la ora două trebuie să fiu la birou. O stradă liniștită după agitația din piața Tern. Aici e, este ascensor. La etajul 5, trei încăperi mici, desigur, dar al căror aer vesel se armoniza cu tinerețea domnișoarei Bert. Vedeți, e ceva simplu, totuși, nu voiam să facă cheltuielile astea, dar mi-a spus că era o ocazie și că obținuse înlesnirea de a-l plăti în rate lunare. Maigret se aștepta să găsească mobilier din marile magazine, dar se înșelase. Nici vorbă de lux, firește, dar fiecare obiect era de calitate. 20.000, 25.000... Vreți să vedeți bucătăria? Seara gătesc. Am apă caldă la chiuvetă, iar gunoiul, foarte mândră, trase un panou și lăsă să se vadă o ghenă de evacuare. E două fără un sfert, dacă nu găsesc un autobuz imediat. Vă duc eu cu taxiul. Nu până la birou, colegii mei ar putea să creadă... Mascuvin, lucru again, Mascuvin, lucru again. Cei doi reveneau mereu în prim planul preocupărilor comisarului, chiar și când încerca să se gândească la omul cu știucile. Silueta domnului Blaze trecea mereu în planul 2, dispărea. Poate pentru că Maigret nu simțise la el aceeași palpitație umană? Mulțumesc pentru masa grozavă, domnule comisar. Sunteți sigur, nu-i așa că Joseph... Unii la terase digerau prânzuri prea copioase, alții umplând autobuzele se îndreptau spre terenul de curse. Maigret pe jos, pentru că avea timp, străbădu bulevardul Malesherb, bulevardul Virie și ajunse pe la 2:30 pe bulevardul Batignol, unde îl căută cu privirea pe Janvier. Inspectorul îl strigă dintr-un mic restaurant unde stătea la masă în fața resturilor unui dejun și a unui pahar de rachiu de sidru. Un rachiu, șefule, nu e rău deloc. Nimic interesant în dimineața asta. Bătrânul a ieșit ca de obicei pe la 8:30 și l-am urmărit. După ce i-am cerut unui agent de poliție din cartier să nu scape casa din ochi, am făcut o plimbare lungă cu pași mici până la boa de bulon, cu întoarcere prin poarta Maio. Bătrânul a revenit acasă fără să fi vorbit cu nimeni cu câteva minute înainte de ora prânzului. Și agentul de poliție ce a spus? L-am întrebat, soția și fiica nu au ieșit, li s-au adus acasă carne și legume. Probabil că au telefonat la furnizori. Pe la 10 de la Palatul de Justiție a venit... Știu. Atunci știți tot, m-am așezat la masă destul de târziu, pentru că alături eu un șantier și muncitorii vin aici la prânz, nu era nicio masă liberă. Am fost să telefonez din piața Clichy. Ce ziceți de rachiu? Acceptabil, nu? Vă spun eu că în restaurantele astea mici găsești... O mașină se opri în fața casei de vis-a-vis. Maigret se ridică. Te las să plătești, ne vedem mai târziu. Mai stau? Da. O a doua mașină sosi imediat după cea din tâi. Din ea coborâră doi bărbați între două vârste și un tip înalt, probabil un infirmier, care ducea o trusă voluminoasă. Din prima mașină coborâ judecătorul de instrucție însoțit de medicul legist, doctorul Paul. Ia uite, bună ziua, Maigret! Nu știam că te găsesc aici. Ia spune-i nebun sau nu? Nu se poate să n-ai o părere. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, Delvin! Și povestea cu amnezii cu simulează cumva? Pe trotuar se congratulau, făceau prezentările. Toți erau bine dispuși și nimeni n-ar fi putut să ghicească faptul că acei oameni gravi și ajunși la o anumită vârstă veniseră să hotărască în privința libertății unuia dintre semenii lor. Urcăm? Condu-ne, dragă domnule comisar, că dumneata cunoști casa. Vitraliile scării scau pe fețele vizitatorilor pete colorate, unele de un roșu sângeriu, altele strălucitoare ca ludovicii de aur. Maigret sună. În apartament... Se auziră pași, iar ușa se deschise. Intrați, domnilor, spuse comisarul, făcându-le loc. Doamna Lucluagen repetă. Intrați. Ceva nu era în regulă, era nervoasă. Îi conduse în salon și cu capul întors spre Maigret, singurul pe care îl cunoștea, întrebă. Unde e? Despre cine vorbiți? Acești domni, după cum știți, au venit să-l examineze pe soțul dumneavoastră. Ați primit înștiințarea pe care v-a trimis-o domnul judecător aici, de față. Asta era?
Haideți, doamnă! Dimineață pe la 10, în timp ce domnul Cloaghen se plimba de la Palatul de Justiție, vi s-a adus un plic oficial. Da, dar era adresat soțului meu. Nu l-ați deschis? Nu știți ce conținea? N-am obiceiul să citesc scrisorile care nu-mi sunt adresate. Am pus plicul, îmi amintesc că era galben aici. Uitați! Deschise ușa, arătă un gheridon vechi în anticameră și, într-adevăr, la picioarele lui putea fi zărit plicul galben cu antetul parchetului. Plicul era gol. Ce s-a întâmplat? Nu știu, soțul meu s-a întors ca de obicei la masa de prânz. A citit în Științarea? Presupun că da, pentru că nici fiica mea și nici eu n-am desfăcut plicul. Am luat masa toți trei, nici nu știu dacă am strâns masa, nu... Servitoarea noastră e în concediu. Deschise o altă ușă și zăriră trei tacâmuri în sufragerie, fructe, resturi de brânză. Vedeți? Apoi am crezut că Octav se duce să-și facă siesta în camera lui. Are un caracter foarte închis, foarte... Nu-i păsa de ironie dacă te gândeai că ea avea obiceiul să-l încuie pe bătrân ca pe un școlar neascultător. Nu e în camera lui? Tocmai am fost să mă uit. Nu. În plus, pardesiul nu mai e în cuier. Probabil că a plecat. La ce oră l-ați văzut ultima dată? Ne-am ridicat de la masă la 12:45. Mâncăm de vreme. Dar spuneți-mi, vă rog, de ce au venit acești domni? Maigret adresă judecătorului deconcertat un zâmbet amar. Doamna Cloaghen nu se tulbură. Ar trebui să știți mai bine decât mine unde se află odată ce casa ne este supravegheată zi și noapte. Comisarul se apropie de fereastră și îl zări pe trotuarul de vis-a-vis pe Janvier, care se scobea între dinți privind spre casă. Cei doi medici își pierdeau răbdarea și, de vreme ce nu mai aveau pe cine examina, cerură permisiunea să se întoarcă la treaba lor. Judecătorul îl întrebă uluit. Sunteți sigură, doamnă, că nu e în apartament? Iar ea, cât de semeață putea să fie, la cât era de mărunțică, ripostă. Dacă tot ați venit, ce vă împiedică să căutați prin casă? O oră mai târziu trebuie să accepte evidența. Octav Cloaghen, pardesiul verde și pălăria lui dispăruseră. Capitolul 7. Tăcerea comisarului. Ba nu, domnule judecător de instrucție, Maigret nu se răzbună. Nu e posomorât și nici furios. Maigret este îngrijorat, Maigret are o greutate pe umeri și totuși are și impresia că începe să înțeleagă. De aceea, tace! Dumneavoastră vorbiți într-una ca să vă alungați jena, pentru ca în sfârșit cineva să vă spună că aveți dreptate sau cel puțin că nu ați greșit. Maigret nu vă poartă pică pentru siguranța pe care o afișați dimineață, pentru satisfacția puțin ironică cu care i-ați comunicat măsurile pe care le-ați luat. Nu se face poliție cu oameni naivi. După cum nu încredințezi instrucția unui caz penal unei fetișcane, iar moralmente față de Maigret sunteți un fel de fetișcană. Ați învățat din cărți multe lucruri despre natura umană. Ați putea să le reproduceți pe de rost, dar asta nu are importanță. Dovadă că mai adineauri ați roșit și acum tremurați. Uită-te, Maigret, nu se poate ca omul care trăiește în această cameră să nu fie nebun. Recunoaște! De ce? De ce nebun? Maigret văzuse multe în 30 de ani de meserie. Simțise mirosul pasiunilor umane, al viciilor, crimelor, maniilor, mirosise toată fermentația maselor umane. Un om cu judecată ce are acest apartament confortabil, aș spune chiar luxos, și care a ocupat funcții interesante, se lasă acum în voia... Maigret tăcea. De când medicii plecaseră după noi strângeri de mâini, judecătorul de instrucție se agita într-una, în timp ce doamna Cloaghen și fiica ei stăteau în salon la dispoziția lui. Judecătorul ceruse să fie chemat Janvier, care stătea la postul lui pe bulevardul Batignol. Tot el îl întrebă. Spune-mi, prietene, ești sigur că n-ai scăpat din ochi ușa imobilului? Doar aproximativ un sfert de oră, cu puțin după 12:30. Trebuia să telefonez și să dau raportul la poliția judiciară. Ei bine, prietene, ai greșit. Trebuia să procedeze altfel. Nu știu cum te privește, dar știu că atunci când ai de făcut o supraveghere, supraveghezi și... Maigret nici măcar nu zâmbi. Toate astea nu aveau nicio importanță. Presupun că ai avut deja curiozitatea să o întrebi pe portăreasă dacă imobilul mai are o ieșire. Are una singură, domnule judecător. Auzi, Maigret, mi-a venit o idee. Nu că m-aș îndoi că Cloaghen, simțindu-se hăituit, a fugit în timp ce inspectorul dumitale telefona, dar nu avem drept într-un caz atât de grav ca acesta să neglijăm nici cea mai mică șansă.
Inspectorul ar putea vorbi cu toți locatarii și să le ceară voie nu să le percheziționeze apartamentele, ci doar să arunce o privire. Cu amabilitate, prietene, Negre tăcea. Cu mâinile în buzunare își lăsase pipa să se stingă, ceea ce se întâmpla rare ori, și în timp ce magistratul se agită, el contempla podeaua cenușie. Janvier se întoarse din turneul său prin imobil, fără niciun rezultat, bineînțeles, și judecătorul începu să-și piardă stăpânirea de sine. Trebuie neapărat să punem mâna pe acest om. Gândește-te, Megre, că un nebun care a ucis deja odată, se plimbă liber pe străzile Parisului. O cheamă pe doamna lui Cloaghen. Spuneți-mi, doamnă, soțul dumneavoastră avea bani la el? Nu, domnule judecător. Sunteți sigură? Sigură. Ai auzit, Megre? N-are bani la el și trebuie să mănânce. În seara asta îi se va face foame. Trebuie să doarmă undeva. Cum va face rost de banii necesari? Înțelegi la ce mă gândesc? Doamnă, vă rog să-mi dați o fotografie a soțului dumneavoastră. Megre nu spunea nimic și tăcerea lui avea ceva impresionant. Judecătorul de instrucție se gândea doar la metode spectaculoase. Publicarea fotografiei în toate ziarele, multiplicarea ei în mii de exemplare care să fie înmânate tuturor agenților, jandarmilor, vameșilor. N-am nicio fotografie de-a soțului meu. Nu se poate. Nu trebuie să fie neapărat una mare sau recentă. Nu se poate să n-aveți. Haideți, de exemplu, de pe un pașaport. Soțul meu n-a mai părăsit Franța de 30 de ani, iar pașaportul lui n-a fost prescrimbat. Probabil că s-a pierdut. Dacă nu-l găsiți în camera lui, înseamnă că nu mai există. Judecătorul se uită la Megre. În ochii acestuia s-a prinsese un fel de luminiță, dar magistratul nu înțelese sensul, pentru că dacă ar fi înțeles, ar fi pus capăt acelei agitații zadarnice. Megre, te rog să transmiți imediat prin telefon semnalamentele lui Octave lui Cloaghen, serviciului cercetări, cu ordinul să... Sigur că da. Megre va face tot ce îi se va cere, ca un automat. Intuia drama cea adevărată care nu se petrecea pe străzile Parisului sau la frontiere. În timp ce se îndrepta spre aparatul telefonic de pe peretele din hol, simți privirea doamnei lui Cloaghen ațintită asupra lui. Întrezării, trecând prin fața unei uși, silueta tinerei Giselle lui Cloaghen și își aminti. Își aminti de picătura de transpirație care căzuse pe mâna bătrânului în taxi și de transpirația de pe fruntea lui. În ce moment se întâmplase asta? Atunci și numai atunci când taxiul se apropia de casa de pe bulevardul Batignol. Alături de cadavru, în apartamentul din strada Coulancourt, în acele încăperi încă stropite de sânge, nu-i fusese frică. Era parcă strivit, dar nu era teamă. Iar cu o zi înainte, în biroul lui Megre, la poliția judiciară, lăsase impresia că arestarea ar fi fost o ușurare pentru el. Alo, cercetările? Tu ești Maniu? Notează-ți, te rog, semnalmentele următoare și răspândește-le prin toate mijloacele posibile. Omul trebuie prins cu multă precauție de cum va fi zărit. Da, judecătorul insistă să fie semnalat ca foarte periculos. La celălalt capăt al firului, Maniu simți ironia din aceste cuvinte, deoarece cunoștea ideile lui Megre în privința intervențiilor magistraților în anchetarea cazurilor penale. L-ați lăsat să vă scape? Așa se pare. Femeia era acolo în spatele lui. Megre se întoarse și o privi în ochi atât de intens încât ea nu-și putu reține un tremur nervos. În stradă, judecătorul insistă. Sunt pur și simplu înspăimântat la gândul că acest om e undeva, probabil înarmat, hotărât să facă orice ca să-și salveze pielea. Recunoaște, Megre, că inspectorul dumitale a greșit plecând să telefoneze. Îl aveam în mâna noastră pe asasin. Fuga lui constituie o mărturisire a crimei comise. Și acum, te întorci la birou? Nu știu. Ce intenționezi să faci? Încă nu știu. Te-a năucit, nu? De ce să-l contrazică? Megre tăcu. Și tăcu și când Janvier ploua, ti se alătură pe trotuar. Mult mai târziu, în timp ce bea o bere la terasa micului restaurant de vis-a-vis, murmură. Nu îți face sânge rău, bătrâne. Totuși, dacă o să iasă cu scandal, dacă e vorba de scandal, atunci s-a iscat deja. Aveți vreo idee? Megre tăcu. Își umplu pipa, o aprinse și se uită lung la chibritul care ardea. Mă întreb dacă am timp, spuse el, oftând și întinzându-și picioarele ca un om obosit. Timp pentru ce, șefule? Să mă duc la San Rafael. Nu puteți trimite pe cineva? Tocmai că nu era cu putință. Puteai încredința unui inspector o sarcină precisă. Dar cum să-i spui că... Să-i dai ordin să se ducă acolo, să adulmece ca un câine care scotocește prin pubele și să descopere cu orice preț osul sau mai curând secretul care... Megre se foi pe scaun.
O perdea se mișca la una din ferestrele de vis-a-vis. De pe cealaltă parte a bulevardului, doi ochi se uitau fix la comisar, iar acei ochi de femeie erau și ei plini de spaimă. Ce idee îi trecuse brusc prin minte? Se uita la fața apărută la fereastră. Aceasta se depărtă de geam, iar Maigret deveni dintr-o dată agitat. Puiule, du-te repede vis-a-vis, pune-te la pândân scară exact în fața ușii și nu te mișca de acolo sub niciun motiv. N-are importanță dacă ești văzut, ai înțeles? Și dacă una dintre femei iese din apartament, las-o să iasă, tu nu te miști de acolo. Apoi intră în restaurant după ce se convinse că ordinul lui era executat. Aveți telefon? Aparatul telefonic era în sală, ceea ce explica faptul că inspectorul, când restaurantul era plin de clienți, preferase să telefoneze dintr-o cabină mai discretă, de la o cafenea din piața Clichy. Tu ești Lucas? Ce spui? Sigur că da, n-are importanță, bătrâne. Dacă asta le face plăcerilor domnilor de la parchet, ia repede o mașină. Da, bulevardul Batignol, restaurantul de vis-a-vis. Te aștept. Patronul îl privi curios, întrebându-se cu ce treabă venise poliția în cartier, pentru că înțelesese că erau de la poliție. Alo, domnișoară, faceți-mi legătura cu San Rafael. Nu știu numărul. Maestru Larignan, notar. Asta-i tot ce știu. Urgent din partea poliției. Avea să fie ziua paharelor cu bere. Pe măsuța de pe terasă se aflau deja 4 farfurioare când primi legătura cu San Rafael. Alo, aici slujnica lui? Nu, domnule. Da, domnule. Nu, domnule, domnul-i plecat. Cum? Da, domnule, probabil că-i pedic și pictează. Cine-l caută? Poliția? Bine, domnule, mă duc imediat. Era ușor să-ți o imaginezi părăsind vila luminoasă și confortabilă, ieșind în fugă în bătaia soarelui de pe coasta de azur, unde marea e înțesată de pânze de un alb orbitor, căutându-l pe notarul amator de pictură, care și instalase șevaletul pedic înconjurat de curioși. Ce bei, Lucas? 4 ani, 2 beri. Lucas înțelesese deja că nu era momentul să pună întrebări și astfel trecu aproape o oră, timp în care bietul Janvier se plictisea pe treptele unei scări, ridicându-se iute de câte ori trecea un locatar. Deodată sună telefonul. Domnul Larignan? Poftim? Nu, domnule Larignan, soția noastră n-a avut niciun accident. Nici măcar nu știu unde e. La Vichy să-și trateze ficatul? Asta e foarte bine. Spuneți-mi, în ce moment a încetat domnul Cloaghen? Da, clientul dumneavoastră, domnul Cloaghen. În ce moment a încetat să mai semneze pentru sumele pe care îi le înmânați? Sigur că da, vedeți bine că știu, nu vă fie frică. De ce telefonez de la un restaurant dacă sunt de la poliție? Pentru că n-am timp să ajung pe chei de Zorfrevră. Sunteți circumspect, domnule Arignan? Da, ascult. În urmă cu aproape 10 ani? Da? De la accident? Și tot atunci a plecat și familia lui din San Rafael, nu-i așa? Își șterse transpirația. Omul din sudul Franței era încăpățânat. Trebuia să-i smulgă cuvintele cu cleștele din gură, ceea ce nu era ușor la telefon. Cum anume primea renta de 200.000 de franci? Bine. Veneați chiar dumneavoastră în fiecare an la Paris? Bagnote? Nu întrerupeți, domnișoară. Ha, ascultați dacă vă face plăcere, da? Pentru Dumnezeu nu întrerupeți. Mai sunteți acolo, domnule Larignan? În mâna suma domnului Lucloaghen personal. Ce spuneți? Înțeleg. Era scris clar în actul de donație. Evident, da, da. Notarul din San Rafael era chiar mai circumspect decât s-ar fi putut crede. După cum spunea, sau mai curând, după cum striga în receptor, pentru că făcea parte dintre cei care cred că sunt înțeleși mai bine dacă răcnesc la telefon, era de datoria lui să se asigure că clientul său era în viață la data vărsământului. Prin urmare, l-ați văzut de fiecare dată. Da, înțeleg. Zăcea? Nu? Bolnav, dar nu la pat? Exact, mai ales slăbit. Da, vorbiți, nu vă fie teamă. Da, e ciudat, evident, ciudat. Da, maniac, la vârsta lui. Evident, încă ceva... Vila în care stăteau vândută nu e ocupată în acest moment. O americancă vine acolo odată la 2-3 ani. Aveți cheile. Veți fi atât de amabil să le înmânați persoanei care va veni din partea mea. Nu vă fie teamă, veți primi în privința asta un ordin telegrafic din partea parchetului. Vă mulțumesc, domnule Larignan. Mai bine nu. Rămâneți acasă pentru că s-ar putea să fie nevoie să vă sun din nou. O bere, patroane. Se mai luminase puțin la față. Ba chiar zâmbea într-un fel ciudat pe când se așeza pe scaun și îi spunea lui Lucas, care aștepta răbdător. Caragios! Ghicește ce făcea Lucloaghen într-o zi când domnul Larignan i-a adus cei 200.000 de franci bangheață. Studia gramatica. În salon, singur cu soția lui, care părea că îi preda o lecție și s-a arătat foarte deranjată. Nu văd ce legătură. Ai răbdare. M-aș mira ca înainte de lăsarea serii
Acum trebuie să-l sun pe acest admirabil judecător de instrucție care mă va trimite la toți dracii. Micul restaurant devenise un fel de cartier general. Ai fi zis că Maigret nu voia să scape din casa cea mare și cenușie unde, din când în când, tremura o perdea. Alo, îmi cer scuze că vă deranjez, domnule judecător. Nu, încă nimic important. Aș vrea să trimiteți unor din telegrafii la San Rafael. Să fie luate de la maestrul Arignan, notar, cheile unei anumite vile. Să ia parte la acțiune și un zidar și unul, doi lucrători la terasamente. Periculos? Da, da, știu. Bineînțeles că la întoarcere proprietarul va face scandal, după cum spuneți, dar eu cred că e necesar. Da, da, și pivnița și tot. Și parcul dacă are, și grota dacă există așa ceva, puțul, tot, domne, absolut tot. Răspunsul să-mi fie transmis prin telefon aici. Mulțumesc, domnule judecător. Era a cincea sau a șasea bere. Maigret devenea treptat alt om. S-ar fi spus că intră în acțiune, că toate capacitățile sale deveneau mai subtile, când înaintea ne-a bătut cu o forță lipsită de orice emoție. Eu ce fac, șefule? Întrebă Lucas. Cumpără totuși ziarul. Acesta a publicat deja semnalmentele lui Octavio Clarien, un nebun periculos care probabil că a asasinat-o pe ghicitoarea de pe strada Culancourt, circulă liber prin capitală. Maigret dădu din numeri. Dacă asta l-a amuzat pe judecător, ziarele și publicul. Credeți că a fugit? Nu. Păi atunci? Ei, da, bătrâne, poate că da, poate că nu. Cele două femei? Nu știu. Să mergem. 4 ani cât face. Dacă mă sună de la San Rafael sau de la poliția judiciară, să mă anunțați de urgență în casa de vis-a-vis. Fusese tentat să nu acționeze atât de repede, să aștepte cât de mult ar fi fost nevoie, dar dacă lucrul agen nu era mort... Bună ziua, doamnă portăreasă, da, tot eu sunt. Presupun că locatarii dispun de câte o pivniță. Vreți să ne conduceți? O lampă? Sunteți foarte amabilă, da, aduceți o lampă. Coborâră unul în spatele celuilalt, într-o imensă pivniță boltită, fiecare locatar dispunea de un spațiu închis cu un grilaj metalic, unde puteai să vezi cărbuni și lăzi vechi. Nu, nu le deranjați pe doamne, broască, eu nimica toată, credeți-mă. Dovadă faptul că o deschise în câteva clipe. Saci goi în care fuseseră cartofi, o grămadă de butuci livrați de curând, niște cărbuni rămași de iarna trecută. Aveți o lopată, doamnă? O să vă murdăriți! E, și ce dacă? Pentru orice eventualitate, Maigret săpă în grămadă de cărbuni și apoi, cu aceeași răbdare, inspectă și celelalte boxe ale locatarilor. Cred, doamnă, că deși familia lui Cloaghen nu are slujnică, dispune totuși de una sau două camere pentru servitori, dată fiind mărimea apartamentului lor. Da, la etajul 7 au 2. Pot să vă cer să urcați cu mine? Cu condiția ca mai întâi să dau gazul mai mic, altfel mi se arde tocana. Janvier se ridică posac ca să-i lase să treacă. Portărea s-a întoarse capul impresionată de această punere în scenă. Am vrut să ne punem ascensor, dar nu s-a putut deoarece casa scărilor nu e destul de largă. Sus, decorul era cu totul altul, un coridor lung cu pereții dați cu vopsea în ulei, uși numerotate. Lumina a intrat doar printr-o ferestruică. Astea sunt camerele lor, 13 și 14. Anul trecut au încercat să le închirieze, dar cereau prea mult. Stați puțin, cred că pot să deschid cu cheia mea. Lucas, care urcase și el, începea să fie îngrijorat. În prima cameră, unde mirosul de mucegai te sufoca, se afla un pătuț cu zăbrele pentru copil, două scaune vechi șchioape și o ladă plină cu cărți. E, cum s-ar zice, abandonată, explică portărea sa. Aceeași deziluzie și în a doua cameră. Ce spera comisarul să găsească? Acolo erau doar vechiturile pe care le țin toate familiile, un glob pământesc, un manechin de croitoreasă, iarăși cărți, îndeosebi cărți de medicină și o grămadă de planșe de anatomie pătate de muște. Nu e nimic, vedeți? Nu e nimic, repetă Maigret ca un ecou. Totuși nu se hotăra să părăsească acel coridor îngust care nu ducea nicăieri. Încă o întrebare, doamnă, ce rost are scara aceea de deasupra scărilor? Ar putea fi luată pentru că nu folosește, ca să zic așa, la nimic. Dacă vă uitați, o să vedeți că deasupra ultimelor 3 camere există un fel de pod fals. Unora dintre locatari li se permite să-și pună sus cuferele mari cu care nu știu ce să facă. Ca să ajungi acolo, e nevoie de o scară. Maigret îi aruncă o privire lui Lucas și acesta plecă imediat să o aducă. Urc, șefule? Nu. Maigret dorea să urce el, iar Lucas era puțin speriat. Auziți, șefule, n-ar fi mai bine... Îi întinse revolverul, iar comisarul îl luă dând din umeri. Când ajunse pe treapta a doua și scara tremură sub el, se răzgândi și coborâ. Cred că nu e mort, murmură el. De ce?
Pentru că două femei n-ar putea să urce un cadavru pe această scară. Ridică încet capul așa cum ai face ca să strigi un copil cocoțat într-un copac. Look again, strigă el. Look again. Urmă un moment de tăcere. Portăreața, impresionată, duse mâna la piept, așteptându-se din acel moment la orice surpriză. Ascultă, amice, mi-e groază de scări și mă obligi să urc pe asta care nu e destul de solidă ca să mă țină. Alt moment de tăcere. Urc? Atunci s-auzi un foșnet ușor, o mișcare acolo sus. Cineva atinsese întreagăt un obiect, probabil un cufăr gol. Apoi văzură un picior care căuta treaptă și un bărbat îmbrăcat cu un pardesiu verzui care cobora încet pe scară. Nimeni nu-și putea imagina bucuria triumfătoare a lui Megre din acel moment. Ba da, un om, Lucas, care se uita la șeful lui și ar fi jurat că acesta avea lacrimi în ochi. Megre descoperise totul singur, aproape fără indicii sau, mai exact, cu indicii pe care ceilalți le neglijaseră, mai ales cu intuiția lui formidabilă, cu capacitatea lui incredibilă de a se pune în pielea semenilor săi. Ai noroc, lucrul again. Acesta nu se arătă speriat. Stătea acolo, aproape indiferent, ca un om care luptase până la capăt și acum se resemna. Singura lui reacție a fost un oftat, care la urma urmelor poate că exprima ușurarea. Dacă n-am fi venit, cred că ai fi murit de foame. Bărbatul probabil că înțelese greșit sensul acestor cuvinte, pentru că după o ezitare băigui. Le-ați arestat? Era plin de praf. Spațiul de sus nu permitea unui om să stea drept în picioare. Le-ați arestat? Această întrebare, pusă după cuvintele lui Megre, ar fi putut să însemne: dacă spui că aș fi murit de foame, înseamnă că soția și fiica mea nu mai sunt în casă pentru că trebuiau să-mi aducă de mâncare. Așa înțelegea Lucas, care se uită spre șeful lui cu o privire plină de admirație. Nu, încă nu le-am arestat. Bătrânul nu mai înțelegea. Vei vedea, vino. Porniră în jos pe scară. La etajul 3, Janvier, care ședea pe treaptă în fața ușii, se ridică imediat. Acum înțelegi lucrul, again. N-ar fi îndrăznit să-ți aducă de mâncare, nu-i așa? De aceea am fost obligat să acționez astăzi. Totuși aș fi preferat tare mult să mai aștept. În spatele ușii s-auziră pași discreți. Megre sună. Puteți să vă întoarceți la noastră, doamnă portăreasă. Vă mulțumesc. După cum vedeți, totul a fost foarte bine. Ușa se deschise. Un nas ascuțit, o față ascuțită. Ochii sfredelitori ai doamnei lucrul, again. Un țipăt. L-ați găsit! Unde era? Intră, Lucas, intră, Janvier. Poți intra, amice. Lucru again tresări la auzul acestui cuvânt familiar pe care comisarul îl folosea pentru prima dată față de el. S-ar fi spus că îi făcea plăcere, că simțea o ușurare. După cum vezi, nici măcar nu-ți cer să-mi spui acordul participiului trecut. De data asta, femeia tresări și se întoarce spre comisar ca mușcată de șarpe. Ce vreți să spuneți? Exact ceea ce am spus, doamnă. Lucas, să nu o scapi din ochi, Janvier. Du-te după domnișoară și supraveghează-i toate mișcările. Cu bătrânul e inutil. Nu-i așa, dragule, că de acum înainte vei fi cu minte. Lucrul cel mai extraordinar era că bătrânul îl privea cu recunoștință. Poți să-mi scot pardesiul? Îmi e... întrebă el. Sigur că da. Cum să nu? Acum nu mai are importanță. Și totuși, Megre era interesat de operațiune. S-ar fi spus că se aștepta la o dezvăluire extraordinară, dar era mai puțin importantă decât credea el. După ce lucrul Agen își scoase pardesiul, se putu observa că un număr era probabil umplut cu ceva, pentru că bătrânul avea un număr mai ridicat decât celălalt. Lucas și Janvier nu înțelegeau jubilarea șefului lor, care își goli pipa pe covor și umplu alta, o pipă rece pe care o avea întotdeauna de rezervă. Se aflau toți șase în salonul cu mobilă închisă la culoare și perdele de catifea verde, iar zgomotul Parisului ajungea până la ei. Stăteau nemișcați ca niște personaje de ceară de la muzeul Grevin. Doar mâinile pline de inele ale doamnei Lucloagen tremurau convulsiv. Pe scară se auziră pași grei, dar repezi. Un om ezită în fața ușii, Megre deschise cât se poate de calm. Telefonul, domnule comisar, Saint Rafael. Patronul micului restaurant era derutat de acele persoane încremenite care îl priveau cu stupoare. Megre îl urmă spre ușă. Auziți, copii? Nu se grăbea. Se uită drept în ochii doamnei Lucloagen. Prima care mișcă, bătu vesel cu palma peste buzunarul unde își ținea revolverul. Vin imediat! Capitolul 8. Răzbunarea doamnei Lucloagen. Pentru public nu a fost nici pe departe una dintre anchetele răsunătoare ale lui Megre, pentru că ziarele, după ce o luaseră înainte cu trâmbițatul, încetaseră brusc să mai scrie despre cazul ghicitoarei din strada Culancur.
În schimb, la poliția judiciară, toate detaliile cazului, ba chiar și unele cuvinte false sau adevărate, rămăseseră întipărite în memoria tuturor și făceau parte din tradiția casei. Așa se întâmplase cu furtuna care izbucnise în ziua aceea, pe la 5, după mai bine de o lună de secetă și căldură. Furtună cum n-am mai văzut decât o singură dată în viața mea, spunea mai târziu brigadierul Lucas. Ne aflam în salonul cu perdele de catifea verde. Eu și Janvie pe de-o parte, femeile și bătrânul de cealaltă parte. Maigret plecase de vreo 20 de minute în urma patronului micului restaurant de vis-a-vis, iar doamna Lucloagen își pierdea deja răbdarea. Se ridică și se duse în fața ferestrei unde se postă cu o mână pe perdea, așa cum făcea probabil atunci când trăgea cu ochiul la inspectorii care supravegheau casa. O vijelie mătura bulevardul Batignol, stârnind vârtejuri de praf până la ferestrele de la etajul 3, scutură copertina cafenelelor și, brusc, o trombă de apă se abătură păind cu putere, formând o baltă mișcătoare pe trotuare, în timp ce trecătorii fugeau în toate direcțiile, iar taxiurile, cu mustăți de ape, se transformau în adevărate bărci. Fața doamnei Lucloagen, lipită de geam, era singura care ieșea în evidență cu claritate din penumbra încăperii, iar Lucas se gândea la bărbații care aveau ghinionul să ia de neveste astfel de femei. Deodată se întoarse spre el, furioasă, și îl întrebă arătând spre bulevard. Unde se duce? Într-adevăr, Maigret ieșise din micul restaurant, își ridicase gulerul hainei și pornise spre piața clișii, probabil în căutarea unui taxi. Atunci, femeia rosti o frază care avea să devină clasică la poliția judiciară. Sper că n-a uitat de noi! Acesta fusese primul incident, unul mai curând comic, al acelei așteptări memorabile. Lucas, care dorea cu încăpățânare să semene cu Maigret în toate privințele, își umplu calm pipa, băgă de seamă că bătrânul se uita la el, își aminti că mesteca tutun și întinse punga. Trebuie să merg la toaletă, șopti bătrânul cu ochi spălăciți. Dacă vreți să veniți cu mine... Ei, da, Lucas îl însoți și nu-l lăsă nici să închidă ușa. Nu vreți să veniți un moment în camera mea? Acolo, scotocind într-un dulap, dintr-un pantof vechi, scoase o pipă cu coada ruptă. Înțelegeți? Acum nu mai pot să spună nimic. Îmi mai dați punga cu tutun. Ținu ca totul să se petreacă în salon, în fața celor două femei. Își umplu pipa cu o încetineală voită și o aprinse cu chibritul întins de brigadier. Doamna Lucloagen ajunsese la capătul răbdărilor. Chiar nu văd de ce ne face să așteptăm. Iar chinurile ei erau abia la început. Minutele treceau și salonul se impregna treptat cu miros de tutun de pipă. Un oblon se lovea de fațadă, ploaia răpăia, oamenii alergau pe străzi sau se lipeau de porți. După vreo oră, un taxi se opri chiar în față, cineva coborâ, pe scară răsunară pașii a două persoane, apoi se auzi soneria de la intrare. Janvie se duse să deschidă. Dumneavoastră sunteți, domnule judecător. Intrați. Nu, nu e aici. S-a adus vis-a-vis să telefoneze, apoi a plecat în fugă spre piața clișii. Judecătorul de instrucție, însoțit de un grefier înalt și slab, se așeză după ce le salută cu stângăcie pe cele două femei pentru că nu știa nimic. Maigret nu îi spusese nimic, mulțumindu-se să-i ceară prin telefon să-și ia grefierul și să se ducă în apartamentul din bulevardul Batignol. Salonul, care oricum era întunecos de obicei, devenise crepuscular și, din când în când, un fulger mai puternic îi făcea pe toți să tresară. Stăteau toți acolo, nemișcați, ca într-un compartiment de tren, tăcuți ca în sala de așteptare a unui medic. Se observa unul pe altul. Luca se întinse punga cu tutun bătrânului, care fumase o pipă și acum o umplea din nou cu o bucurie copilărească. Janvier se uită la ceas și, din acel moment, acest gest avea să-i fie aproape singurul făcut, când de judecător, când de grefier. Ora 7:30, și brusc se auzi vocea încă puțin intimidată a lui Octave Lucloagen. Avea capul întors spre Lucas, ca și cum judecătorul ar fi fost un personaj prea important pentru el. În acel dulap e vin de Porto. Da, cheia-i la ea. O privire plină de ură. Doamna Lucloagen, fără o vorbă, luă o cheie din poșetă și o așeză pe gheridon. Un pahar cu vin, doamnă? Nu mulțumesc. Tânăra mult mai tulburată murmură. Cred că aș bea un dege de vin. Aceasta era situația la 8 când Luca se hotărâ să aprindă lumina, pentru că nu se mai vedea deloc. Lui Luca se era foame, la fel și lui Janvier. Chiar atunci se auzi soneria de la intrare. Brigadierul se duse să deschidă și auzi primul vocea lui Maigret pe palier. Intrați, doamnă! O bătrânică în haine negre, foarte curate și chiar cochete, cu chipul de o prospețime uimitoare pentru vârsta ei, intră ezitând.
Acele personaje imobil o surprinseră și, la început, nu o văzut decât pe doamna Lucloaghen. Îi ținea mâinile cu mănuși negre pe poșeta cu închizătoare de argint. Făcu 2-3 pași și spuse, cu o voce din care răzbătea o dușmănie veche și neîmpăcată: "Bună seara, Antoinette!" Hainele lui Maigret luceau ca o umbrelă udă și, mergând, comisarul lăsa dâre de apă pe parchetul lustruit. Nu dăduse nicio explicație. Se mulțumise să adreseze un mic semn judecătorului și grefierului. Dacă acest domn, care este foarte amabil, n-ar fi insistat să vin după tot ce s-a întâmplat, apoi se întoarse pe jumătate și îl zări în sfârșit pe bătrân. Deschise gura să vorbească, să salute, dar nu reuși să scoată niciun sunet. Mijii ochii își deschise cu repeziciune poșeta și scoase o pereche de ochelari. Se vedea că nu înțelege nimic, că se crede victima unei mistificări. Îl căută cu privirea pe Maigret, apoi se uită după Antoinette Lucloaghen și din nou la bătrân, care nici el nu înțelegea. "Ăsta nu-i Octav, știți foarte bine că nu-i fratele meu, Dumnezeule, iar eu care m-am întrebat întotdeauna." "Stați jos, doamnă, domnul judecător, am onoarea să vă prezint pe doamna Catherine Byron, văd vă născută Lucloaghen, a cărei existență mi-a fost dezvăluită de poliția din San Rafael. Vă rog, doamnă, să luați loc și nu vă temeți de nimic în privința domnului canonic, pentru că nu vă vom reține mult timp. Trebuie să vă aduc la cunoștință, domnule judecător, că doamna Byron, care aproape că nu avea din ce trăi la moartea soțului ei, un om de toată isprava angajat la primăria din Saint-Denis, a devenit menajera unui bătrân canonic aproape neputincios. Îl îngrijește cu un devotament remarcabil. Vreți să ne vorbiți despre fratele dumneavoastră, doamnă Byron?" Cele două femei se căutară din priviri, se înfruntară, iar menajera canonicului începu să vorbească cu fraze scurte, fără a se grăbi, cu o voce discretă, așa cum se obișnuise pe semne în sacristie. "Părinții noștri nu erau bogați, erau oameni cum se cade și doar rupându-și de la gură, cum se spune, au reușit să-l facă pe fratele meu medic. A călătorit mult și a avut norocul să facă un serviciu unui om foarte bogat care s-a arătat recunoscător. Atunci s-a căsătorit și trebuie să recunosc că a fost generos cu noi." "O clipă, vreți să spuneți că vă trimitea bani în mod regulat?" "Nu chiar așa. Răposatul meu soț n-ar fi acceptat, dar profita de toate ocaziile ca să ne facă daruri. Când am făcut bronșit acum 15 ani, m-a adus în vila lui din San Rafael, dar am înțeles foarte bine că eram în plus." Se înțelegea și după privirea pe care i-o aruncase doamnei Lucloaghen. "Fratele meu nu avea prea multe de spus în casa lui și cred că regreta vremurile când naviga. Și cumpărase o mică embarcațiune și singura lui pasiune era să pescuiască în largul mării singur. Cel puțin acolo era liniștit. Viața în vilă era confortabilă." "Așa cred. Aveau, stați puțin, aveau doi servitori." "În fond, o viață în deplină armonie, cu o rentă de 200.000 de franci." "S-ar putea. Eu n-am avut niciodată 200.000 de franci de cheltuit." "Fratele dumneavoastră era sănătos?" "Puțin cam coleric, totuși nu cred că era bolnav." "Ce s-a întâmplat cu el?" Toți își îndreptară privirea spre doamna Lucloaghen, care cu buzele strânse păstra o tăcere încăpățânată. "Soția fratelui dumneavoastră ar fi avut vreun interes să-l omoare." "Nu se știe niciodată." "Totuși nu cred, pentru că renta o primea doar cât era el în viață." "Nu aveți să ne spuneți nimic, doamnă Lucloaghen?" Maigret întâlni atunci privirea cea mai plină de ură ce-i fusese adresată vreodată. Comisarul nu-și putu reține un zâmbet. "Fie!" exclamă el. "Domnule judecător, vă voi da câteva explicații. Dă-mi și mie un pahar, Lucas. Nu se găsește nimic mai tare în casă." "Trebuie să fie o jumătate de sticlă de coniac în camera ei," spuse imediat bătrânul. "Bineînțeles, în camera lui Antoinette Lucloaghen. Vă prezint drama în câteva minute. Lucloaghen duce la Saint Rafael existența fără grijă unui om ce are de cheltuit în fiecare an 200.000 de franci. Am telefonat la bancă. Acum 10 ani avea economii de doar câteva zeci de mii de franci. Dar moare subit. Poate că într-o zi văduva Lucloaghen va catadixi să ne spună de ce a murit. A făcut insolație la pescuit și a murit în urma unei congestii cerebrale? Nu știm. Dar știm că soția și fiica lui au rămas brusc fără venituri. Există oameni, domnule judecător, care nu pot să accepte o astfel de perspectivă? Însă întâmplarea face că pe cheiurile din can să-și ducă traiul un fel de cerșetor, un ins nu prea inteligent și deloc periculos, care semăna uimitor de bine cu fostul medic de marină." Falsul Lucloaghen zâmbi deloc ofensat de aprecierea făcută asupra gradului său de inteligență. "Puțin mai devreme, domnilor, poliția din San Rafael, urmând indicațiile mele, a descoperit rămășițele pământești ale adevăratului Lucloaghen,
zidite în una din pivnițele vilei. Asta e tot. Sau ar mai trebui să vă dau un detaliu. Când bătrânului cerșetor i s-a propus o viață confortabilă și lipsită de griji sub numele altuia, dar acesta mărât, obosit să-și ducă traiul în port și să doarmă sub cerul liber a acceptat, a apărut un obstacol neprevăzut. Cum avea să semneze pentru sumele vărsate de notar fără să se trădeze? Zadarnic au încercat să-l învețe să imite semnătura mortului. Abia era în stare să-și scrie ca vai de lume numele. De aceea i s-a impus să-și taie o falangă de la arătătorul drept, ceea ce avea să constituie o scuză suficientă. Dar prea mulți îl cunoșteau pe Coasta de Azur, așa că au venit să locuiască la Paris. Sora lui Cloaghen ar fi putut să descopere substituirea drept pentru care au jignit-o în așa fel încât această femeie ce are mândria ei a rupt toate relațiile cu fratele său și cu familia lui. Această persoană, murmură doamna Byron, m-a făcut în scris cerșetoare. I-am scris fratelui meu, dar nu mi-a răspuns și acum înțeleg de ce. Pe moment mi-am spus că reușise să-l țină de tot sub papuc. Banii, înțelegeți, totul e o poveste sordidă legată de bani, cea mai sordidă pe care am cunoscut-o vreodată. Gândiți-vă că au trebuit să facă să dispară cadavru, să modifice silueta cam subțirea cerșetorului, care, din nefericire, avea și un număr mai sus decât celălalt, abia dacă știa să citească. I-au dat lecții de gramatică și aritmetică. Oamenii erau mirați când vedeau un fost medic de marină atât de necioplit. Au făcut din el un dezechilibrat, un maniac, un om pe jumătate nebun. Viața în Extremul Orient a fost o scuză foarte bună. Comisarul se uită în jur cu dezgust. Lucru cel mai respingător e că nici măcar nu profitau de bani. Al doilea lucru, agent putea să moară ca și primul și nu aveau să se mai găsească altul care să-l înlocuiască. Astfel că trăiau cu o zgârcenie totală. Trebuiau puși deoparte aproape toți cei 200.000 de franci primiți anual. În 10 ani aceste doamne au economisit astfel aproape 1,5 milioane, nu-i așa, doamnă lui Cloaghen? Iar tu, Picard, bătrânul părea emoționat că cineva îi se adresa cu numele lui adevărat. Tu ai renunțat la identitate pentru un blid de linte. Ai un pat unde să dormi, firește. Ți se dă de mâncare pentru că trebuie să trăiești. Dar n-ai voie să fumezi pentru că adevăratul lui Cloaghen nu fuma. N-ai voie să bei, că nu-i plăcea alcoolul. N-ai voie nimic. Ești ca un câine în lesă și singura ta distracție să rătăcești pe străzi, cum făceai altădată, după care ești închis în cameră la întoarcerea acasă. Cu ocazia vizitei anuale a notarului, ești culcat în pat și îngrijit sub pretextul că ești bolnav, iar camera ta e cât se poate de prost luminată. Totuși ai reușit să înșeli vigilența gardienelor tale și ai păstrat până la sfârșit un secret. Picard, cuprins de emoție, întoarse capul în altă parte. Se ghicea că voia să-și ascundă lacrimile. Aveai o fică dintr-o căsătorie de demult. Ai regăsit-o la Paris. Te duceai la ea în fiecare săptămână. Această fică era ghicitoare într-un apartament din strada Coulancourt. Aceeași lumina lustrei în care pluteau fire de praf, aceleași porțiuni mari de umbră, aceleași chipuri care se estompau ca sub tenta întunecată a unei pânze de muzeu. Maigret tăcu. Judecătorul, stânjenit, își tot punea picioarele unul peste celălalt și în cele din urmă spuse cu o voce ezitantă: Doamnă Lucloaghen, ați omorât-o pe domnișoara Jean? Nu-i adevărat! Doamnă Lucloaghen, l-ați urmărit pe falsul dumneavoastră sos până pe strada Coulancourt și ați intrat într-un apartament din imobilul 67 bis? Nu-i adevărat! Repetă ea. Recunoașteți că ați zidit cadavrul adevăratului dumneavoastră soț în pivnița vilei de la Saint-Raphael? Așa și? Recunoașteți că ați încasat o rentă fără să vi se cuvină? Nu știu, nu eu primeam banii. Notarul e în mâna direct acestui om și asta nu mă privea pe mine. Știu ce risc. Dumnezeule, Dumnezeule, băigui menajera canonicului uluită de o astfel de atitudine. Și deși cei aflați în încăpere văzuseră multe la viața lor, toți se priviră cu stupoare când doamna Lucloaghen rosti calmă ca o femeie care știe ce spune, care a adunat toate informațiile necesare și și-a luat toate măsurile de precauție. Știți foarte bine că nu risc mare lucru. Oameni de între 16 și 50 de franci și între 6 zile și 2 luni de închisoare. Articolul 368 din codul penal. Era mândră de ea. Ba chiar nu-și putea reține un freamăt al buzelor, un freamăt de orgoliu. Nu știam că acest om avea o fică și că se ducea să o viziteze. Iar în privința soțului meu, nu văd ce diferență ar fi dacă e mormântat într-un cimitir sau... Taci, nefericito! Strigă doamna Byron, care nu se mai putea stăpâni. Chiar nu înțelegi că ești un monstru, că nimeni n-a mai auzit vreodată de o femeie, o făptură a bunului Dumnezeu, rostind astfel de enormități. Când mă gândesc că bietul Octav... Domnule comisar, eu nu mai pot, am nevoie de puțin aer.
pălise la față și picături de transpirație apăruseră deasupra buzei de sus, Maigret deschise fereastra. Perdeaua verde se umflă, o adiere ușoară trecu peste fețe, iar vacarmul furtunii pătrunse brusc în salonul cu oamenii încremeniți. Judecătorul părea să spună: și acum ce facem, Maigret? Mi se părea că Maigret nu avea siguranța lui obișnuită. Comisarul trase lent din pipă și se postă în fața doamnei Lucloaghen, amenințător de masiv cu chipul ca de piatră. Aveți dreptate, doamnă. Justiția nu poate să vă facă prea mult rău. Și totuși, pentru prima dată în cariera mea, văd pasiunea pentru bani dusă la un asemenea paroxism și inspirând gesturi atât de josnice. Aproape că aș fi preferat ca într-o criză de furie să-l fi ucis pe Lucloaghen. În spatele lui se auzi un strigăt. Doamna Byron nu mai înțelegea. Scuzați-mă, doamnă, există lucruri care trebuie spuse. Judecătorul de instrucție a pomenit de biata fată care a fost asasinată în apartamentul ei din strada Coulancourt în împrejurări deosebite tulburătoare. Iar doamna Lucloaghen ar putea să facă lumină cu o singură frază și în câteva minute am pune mâna pe asasin. Mă înșel, doamnă? El privi cu sfidare, ezită o secundă. Trăsăturile îi deveniră și mai dure dacă așa ceva mai era cu putință și spuse: nu, vă ascultăm. Nu voi spune nimic, auziți? Apoi brusc se transformă, se dezlănțui și deveni o adevărată fiară. Niciodată, înțelegeți? Nu voi spune nimic pentru că te urăsc. Da, pe dumneata, comisare Maigret, mai mult decât orice pe lume. E în ziua când ai pus prima dată piciorul în acest apartament, când m-ai privit. Te urăsc, te urăsc. Și n-am să-ți spun nimic. Nu vei găsi nimic. Eu voi face cele 2 luni de închisoare, de acord. Dar dumneata, dumneata, cu ei ați dat cei 200.000 de franci. N-am să spun. Apoi înțelese că greșise, dar era prea târziu. Care 200.000 de franci? Cei care au fost scoși sâmbătă de la bancă. Ea nu răspunse. Unde ați fost duminică între 10 dimineața și 4 după amiaza? Ea îl privi cu o ironie feroce. Maigret înțelese că nu se lăudase, că o femeie ca dânsa era în stare să tacă și niciun interogatoriu nu va scoase ceva de la ea. Domnule judecător, fiți amabil și semnați un mandat de arestare pe numele acestei femei și al fiicei sale. Fica mea? Ce amestecare fica mea în toată povestea asta? Domnule judecător, știți că n-aveți dreptul să faceți așa ceva. N-am ucis pe nimeni, comisarul a recunoscut asta. Iar când mi-am înhumat în mod clandestin soțul, singurul lucru care mi se poate reproșa, fica mea nu era majoră, era doar un copil și nu aveți dreptul, repet. Tragicul și burlescul se succedau de la un minut la altul, de la o secundă la alta. Se aflau în fața unei ființe umane hotărâte să se apere cu înverșunare. N-am ucis-o pe femeia aceea pe care nici măcar n-o cunoșteam. Cine a ucis-o? Nu știu, nu știu, te urăsc și ești un monstru. Monstrul era Maigret, care își turnă un pahar de coniac și șterse sudoarea de pe față. Judecătorul de instrucție îl privea șovăielnic. Mai adineauri crezuse că se afla în fața unui caz rezolvat, dar acum își dădea seama că acesta era mai delicat ca niciodată. Lucas, ia-o pe bătrână. Maigret spusese intenționat bătrâna, ceea ce îl făcu să devină ținta unei noi priviri pline de ură. Janvier, te ocupi tu de fată, aveți grijă. Lucas, Janvier. Doamna Lucloaghen se repezise spre fereastra deschisă, dar împotriva a ceea ce putuse să creadă comisarul, nu o făcuse ca să-și pună capăt zilelor. Era atât de exasperată încât spera să declanșeze un scandal, voia să țipe, să strige după ajutor, fără să-și dea seama că pe bulevardul Batignol nu era țipenie de om, iar bucata de pământ dintre cele 2 sensuri de circulație era brăzdată de apă ca o hartă geografică în relief. Cătușele Lucas, Janvier, închide fereastra. Un hoho de râs, un râs nervos, la fel de dramatic. Era bătrânul vagabond care nu mai rezista, care râdea cu lacrimi văzând cum scorpia care îl terorizase atâta vreme se lupta cu brigadierul, zgârindu-l, lovindu-l cu palmele și cu picioarele. Cum și-ar fi putut imagina că într-o zi... Vreau, cer să fie sunat imediat un avocat. Nu aveți dreptul, nimeni n-are dreptul. Era scris ca seara aceea să nu se termine fără să se fie atins culmea grotescului. Cineva sună la ușă. Maigret se duse să deschidă. Pardon, oare prietena mea? O doamnă în vârstă, împopoțonată, urmată de un tânăr înalt și timid. Se uită cu mirare la cei invitați, ciudați, încremeniți în salon. O zări pe doamna Lucloaghen și se apropie repede de ea cu zâmbetul pe buze. Se opri brusc. Draga mea, Antoanet, închipuiesc că din cauza furtunii... Mâinile pe care ar fi vrut să le strângă cu efuziune, cum era posibil să fie în cătușe? Dar, înțelese.
Acei oameni erau polițiști, iar ea, o cascuran de nemur care fusese gata să-și căsătorească fiul cu... Vino, Germain, Nu exista cuvânt destul de tare pentru ea ca să exprime ceea ce simțea. Era o capcană. N-ar mai fi lipsit decât jurnaliștii și fotografii. Și dacă n-aveau să o lase să plece, dacă a doua zi numele ei apărea în ziare, nu-i veni să creadă că ajunsese pe palier fără să o împiedice nimeni și se repezi pe scară, trăgându-și fiul după ea. Maigret îndesă cu degetul puțin tutun în pipă și mai făcu odată turul încăperii. Aruncă o privire spre Lucas și Janvier. Să mergem, copii! Bătrânica se temea că o vor lăsa baltă, dar el o liniști. Nu uitase. Iar pe dumneavoastră, doamnă, dacă îmi dați voie, o să vă conduc la taxi. Se purta cu ea cum s-ar fi purtat cu bătrâna lui mamă. Capitolul 9. Noaptea supelor de ceapă. La o oră ca aceea, Maigret era dominat de un amestec ciudat de plăcere epicureică consistentă, de destindere voluptoasă a trupului și de activitate cerebrală intensă, de viață interioară împinsă la paroxism. În pofida furtunii, noaptea era caldă și toate ferestrele Marii Brasserie de pe bulevardul Clichy erau deschise. Cei doi bărbați stăteau exact între sală și terasă. De o parte, vânzolea la caldă și luminoasă, agitația chelnerilor, grupurile vesele ale celor veniți să supeze. De cealaltă parte, mesele pustide sub pânza copertinei umflate de apă. Două prostituate stăteau în fața paharelor goale. Ploaia nu se oprise, dar nu mai era torențială, așa cum fusese mai devreme. Place Blanche și firmele ei, după o zonă de umbră unde taxiurile patinau pe asfaltul ud și reflexul luminos al roții de la Moulin Rouge, care se rotea neîntrerupt. Alternanță de atmosferă jilavă și valuri de aer răcoros, de sfârșit de vară și de toamnă pariziană. Cei doi bărbați comandaseră o supă de ceapă cu brânză rasă și chelnerul le punea acum în față două porții mari de varză acră cu cârnați și alte două pahare cu bere. De undeva se auzeau zvonuri de muzică. Bătrânul nu scăpa nici o bucătură, nici un miros, nici o secundă a acelui moment unic și, când se uita la comisar, părea că-și cere scuze. Era miezul nopții. În momentul în care Lucas le urcă pe cele două femei în taxi, Maigret îl prinsese de mânecă. Unde le duci, netotule? La arest, cum mi-a spus șefule. Du-le la noi și țineți-le acolo tu și cu Janvier până mă întorc. Astfel că nu ajunseseră printre prostituatele pe care Duba le aducea din razii. Așteptau fiecare așezată pe un scaun într-un birou gol de la poliția judiciară și evitau să rostească vreun cuvânt, stând la fel de țepene ca într-un salon. Doar buzele lui Antoinette Le Cloaghen se mișcau ca ale bătrânelor așezate la umbra unui stâlp de biserică, dar femeia nu făcea decât să repete pentru sine vorbele pe care avea să le spună curând avocatului ei. Doamna Byron se întorsese acasă la canonic, condusă de comisar căruia îi spusese în taxi. E oare cu putință ca o făptură a bunului Dumnezeu să facă astfel de lucruri? Mai rămăsese bătrânul. Comisarul îl dusese să ia masa cu el la braseria de pe bulevardul Clichy, iar supa de ceapă și varza cu cârnații provocau pur și simplu emoțiile extazului. Te hrăneau prost? Sub pretext că nu știu să stau cum trebuie la masă, îmi aduceau terciu în cameră, atât cât să nu mor de foame. Aveam tot timpul un gol în stomac. Fata nu era la fel de rea și uneori îmi dădea de mâncare pascuns. De ce n-ai plecat de la ele? Privirea adresată de bietul om comisarului era destul de elocventă. Era privirea unui om care fusese toată viața terorizat, care nu înțelegea cum i-ar fi putut trece cuiva prin minte să le țină piept călăilor săi. Nu, cunoașteți. Mă trata cu atâta duritate încât în unele seri credeam că o să mă bată. Spunea că dacă aș fi trădat-o, nu ar fi ezitat să mă omoare. O văzusem când mă forțase la Saint Rafael să zidesc cadavru. Muncea cu mine în pivniță ca un bărbat. M-a ajutat să duc cadavru ca și cum ar fi fost un colet oarecare. Cine a ucis-o pe fiica ta, Picard? Maigret lăsase să termine de mâncat felul 2 și îi pusese întrebarea cu o voce normală, privind vag luminile scânteietoare de pe bulevard și reflexul mișcător al palelor morii. Jur, domnule comisar, că nu ia, nu știu cine, dacă știi. Vocea lui era acum mai joasă, ai fi zis că regretă că acel moment atât de plăcut fusese tulburat de amintirea dramei. Odată, Marie mi-a spus,
pentru că eu îi spuneam tot Marie, Jean era pentru clienți. Odată mi-a spus să nu vin la ea la orice oră, să o anunț printr-un bilețel. Dar mă duceam din obișnuință. Așteptam câteva minute pe trotuarul de vis-a-vis ca să văd dacă intră cineva. În ziua aceea era singură. Maigret ezită o clipă, deoarece bătrânul își scosese pipa ruptă, luată Dumnezeu știe de unde. Iar comisarul, care avea întotdeauna două pipe în buzunar, îi întinse atunci una fără să spună nimic. Celălalt o umplu. Niște femei râdeau la o masă, un bărbat dădea târcoale terasei, neștiind pe care prostituată să o aleagă, pentru că nu le vedea bine fețele. Era îngrijorată. Mi-a spus că avea necazuri din cauza mea și că situația ar fi putut să devină gravă. La un moment dat a tresărit, auzind cum o mașină se oprea lângă trotuar și s-a uitat de pe balcon. Atunci m-am pins în bucătărie. Dar nu pot să spun dacă a răsucit cheia în broască sau nu. Nu l-ai văzut pe bărbatul care a urcat? Nu, parcă am auzit că vorbeau cu glas căzut. Era într-adevăr un bărbat. Da, stați puțin, Marie mi-a mai spus ceva. Trebuie să-mi amintesc, am un cap ca vai de el. Maigret comandă două coniacuri și așteptă trăgând domol din pipă. Da, mi-a spus cam așa. Cunosc pe cineva care te-a văzut pe vremuri pe coasta de Azur. Vine la Paris în fiecare săptămână și te-a recunoscut într-o zi când ieșai de aici. Comisarul nu tresări. Trase în piept aerul proaspăt, ca și cum ar fi inspirat atmosfera nocturnă a Parisului, și în timp ce privea cu drag imaginile familiare, revedea altele cu o precizie extraordinară. Era cu adevărat un moment mare, unul dintre momentele lui, care merită toate micile necazuri și monotonia anchetelor. Bătrânul Picard rătăcind prin can. Spune-mi, Picard, cum ajunsese și în starea aia? Nu știu, n-am făcut niciodată nimic ca lume. Eram ambalator într-o fabrică de pantofi la Caen. Soția pleca cu altul. N-am știut niciodată cu cine. N-am știut niciodată ce s-a mai întâmplat cu ea. Am început să umblu, să lucrez și colo, iar când eram prea trist sau prea beat, luam trenul indiferent în ce direcție. Cam așa a fost. Într-o zi n-am mai lucrat nicăieri. Eram la Cannes, când femeia aceea era de ajuns să pomenească de ea ca să fie cuprins de un fel de teroare. Îmbătrâneam, eram obosit. Mi-am spus că voi duce o viață liniștită, că voi dormi într-un pat, că voi mânca pe săturate. Apoi, cu privirea lui naivă, îl întrebă: credeți că m-ar fi omorât? Nu știu, Picard, dar e posibil. Maigret visa. Bătrânul, care știa ce e sărăcia și se săturase de ea, se vindea pentru un adăpost sigur. Antoinette Le Cloaghan, care nu știuse niciodată ce e mizeria, era atât de înfricoșată de ea, încât ca să-și asigure anii bătrâneții să adune o anumită sumă pe care și-o fixase singură, fusese în stare să... Haide, e timpul să mergem. Kellner, nota. Oamenii din jurul lor trăiau o viață reală, chiar trăiau momentul prezent. Maigret însă trăia 3, 5, 10 vieți în același timp. Era la Cannes, la Saint-Raphael, pe bulevardul Batignol și în strada Coulancourt. Ieșir afară în ploaie, bătrânul îl întrebă cu o simplitate dezarmantă: unde mergem? Ascultă, Picard, te-ar deranja să dormi o noapte în arestul poliției? Sunt și ele acolo? Nu, mâine dimineață voi trimite după tine. Vom vedea. Dacă vreți, taxi, la arestul poliției. Cheiurile întunecate, becul roșu care semnaliza intrarea arestului. La revedere, amice, pe mâine. Gardian, te rog să te ocupi de omul ăsta. Iar gardianul, care îl ducea pe bătrân într-un birou mic ca să-l percheziționeze, nici măcar nu bănuia că puțin mai devreme clientul lui luase masa cu Maigret într-o braserie de pe bulevardul Clichy. La poliția judiciară se vedea lumină doar la două ferestre. Maigret și le imagina pe mamă și pe fică stând pe scaune, pe Lucas căscând, pe Janvier, care probabil comandase bere și sandvișuri. Să urce? Să... Maigret merse mai departe pe chei, se rezemă un moment cu coatele pe parapet și suportă ploaia măruntă care îi răcorea fața. Frânturi de gânduri. Zău așa. Ghicitoarea se aștepta să o pățească sau în orice caz să aibă necazuri. Pomenise de un bărbat care venea la Paris în fiecare săptămână. Vineri, în fața imobilului, oprise o mașină. Probabil mașina verde. Maigret ajunsese la Pont Neuf, unde opri un taxi care trecea gol. Pe strada Coulancourt. Ce număr? Îți spun eu unde te oprești.
Ar fi putut să aștepte până a doua zi, ar fi fost mai legal, ceea ce urma să facă încălca regulamentul. Dar oare o făcea pentru prima dată? Iar răufăcătorilor le pasă oare de legalitate? Nu se vedea deloc culcându-se așteptând să se facă ziua. N-avea nimic de făcut și era plin de îndrăzneală. O clipă, puțin mai departe, pe stânga, o prăvălie albă. Spuse taximetristului să-l aștepte și sună la o ușă. Se văzu nevoit să sune de 3 ori, deși avea impresia că gestul său declanșase un vacarm în casa adormită. În sfârșit se auzi un declic. Căută întrerupătorul și bătu la ferestruica portăresei. Lăptarii, vă rog! Cine? Ce? În sfârșit se trezi de-a binelea și își arătă capul cu părul plin de bigudiuri. Întreb de lăptari. Ce spuneți, dorm în încăperea din spatele prăvăliei? N-au sonerie? Și slujnică, Emma? Stătea la etajul 7, unde negustori închiriaseră pentru ea o cămăruță. Mulțumesc, doamnă, fiți liniștită, n-am să fac zgomot. De la etajul 3, Megre nu mai găsi întrerupătorul și se văzu obligat să-și lumineze calea cu chibrituri. Etajul 7 treia ușă, cum i se spusese. Bătu încetişor și-și lipi urechea de ușă. Auzi un fel de oftat, apoi zgomotul unui corp care probabil se întorcea greoi în așternut. Bătu din nou. Ce-i? Întrebă o voce adormită. Megre răspunse în șoaptă, de teamă să nu trezească vecinii. Deschide, sunt eu, comisarul. Tălpi goale pe podea. Lumina se aprinse, zgomot de pași umble de acolo-colo. În sfârșit, ușa se întredeschise și apăru o tânără grasă în cămașă de noapte, cu ochi speriați și fața buhăită de somn. Ce doriți? Mirosea noapte, a femeie, a pat jilav, cu un izvac de pudră și de apă cu săpun. Ce doriți? Megre închise ușa. Emma își puse un pardesiu vechi peste cămașa de noapte, prin care îi se vedeau formele încă neclare, ca ale unei păpuși mari de câlți. A fost arestat. Cine? Asasinul. Bărbatul cu mașină verde. Ce tot spuneți? Mintea îi se limpezea cu greu și ochii se tulburau treptat. Am spus că a fost arestat. Trebuie să vii la poliția judiciară să-l identifici. Dumnezeule, Dumnezeule, repetă ea. Îmbracă-te, nu-ți fie teamă, o să mă întorc cu fața la perete. Și auzind spatele lui umblând de colo-colo, scotocind prin lenjeria îngrămădită pe un scaun, căutându-și ciorapii sub pat. Dumnezeule, Dumnezeule, repetă ea. Și plângând încetişor, rosti de 5 ori, Dumnezeule, apoi, cum e posibil? Megre se întoarse atunci spre ea. Era într-un combinezon roz și își prindea ciorapii. Văzuse el și altele. Chiar și ea uită că se îmbracă în fața unui bărbat. L-ai recunoaște, nu-i așa? Va trebui să mă uit la el să-i vorbesc? Deodată se aruncă pe pat, izbucnind în hohote, scuturând din cap și repetând: Nu vreau, nu vreau, din cauza mea l-ați arestat. Dacă un fotograf ar fi putut să-l surprindă pe Megre în acel moment, enorm, în picioare, în acea încăpere, ce nu era pe măsura lui, aplecându-se spre tânăra grasă în combinezon, bătând-o încetişor pe umărul trandafiriu. Liniștește-te, micuțo, hai, de timpul să mergem. Ea mușca așternutul și scutură iar din cap, ca și cum ar fi hotărât să se agațe cu disperare de acel pat. Ai făcut și așa destule prostii. Dacă n-aș fi intervenit, la ora asta ai fi fost și tu la închisoare. Cuvântul magic o calmă pe loc și Emma ridică încet capul. La închisoare? Sigur că da, și încă pentru mult timp, pentru că ceea ce ai făcut poate fi considerat complicitate. De ce atunci când ți-am arătat câteva fotografii nu l-ai recunoscut? Ea-și mușcă buza de jos, care deveni roșie ca sângele, și se încruntă și mai mult. Răspunde, de ce? Pentru că-l iubesc. Iar noi ne-am pierdut timpul. Ar fi putut să scape. Am fi putut aresta un om nevinovat. Îmbracă-te, nu mă forța să chem agentul de jos. Ce cuplu ciudat coborâ, fără zgomot, pe scara întunecoasă. Taxiul aștepta. Urcă! În mașină se auzi deodată vocea visătoare a Emei. De ce a ucis-o? Era amanta lui, nu? Primea la ea și alți bărbați, era gelos. Poate. Sunt sigură că asta e. O iubea. Megre urcă în urma ei scara de la poliția judiciară, apoi o conduse pe culoarul lung, unde era aprins un singur bec. Janvier, care auzise zgomot, ieși dintr-un birou și se miră când își văzu șeful la o asemenea oră împreună cu fata de la lăptărie. Ce fac cele două? Îl întrebă comisarul. Fata a dormit, cealaltă așteaptă.
Maigret intră în biroul lui, o pofti și pe Emma și închise ușa. Unde e? O clipă, îl vei vedea imediat, stai jos. Biata fată, atât de roză în obraj de obicei, era acum de o paloare aproape cadaverică. Așa, când ai venit prima dată la ordinul patronilor tăi? Astea au fost fotografiile pe care ți le-am arătat, nu-i așa? Nu-i le puneam față pe toate grămadă, ci una câte una, rostind numele cum îi veneau în minte. Justin tatuatul, Beber din Montpellier, prepeliță. Maigret era mai emoționat decât ea, pentru că totul depindea de acel moment. Nu îndrăznea să o privească în față. Găsise un mijloc ca să n-o sperie. Se uita la mâinile ei, niște mâini cu degete grăsuțe, cu unghiile rupte, una fiind pusă cu palma pe birou, iar cealaltă părând gata să apuce fotografia asasinului. Micul lui din Belleville, Justin, își ținea respirația, apoi pieptul îi se umflă brusc, putu în sfârșit să inspire aer, să iasă din acea nemișcare dureroasă, pentru că cele două mâini se crispaseră spasmodic. El e, nu-i așa? Justin din Toulon. Ea tremură, cuprinsă parcă de frig. Se uită la comisar și expresia feței sale, la început naivă, se schimbă în timp ce întrebă. Nu-l știați? Unde e? În sfârșit înțelese și, cuprinsă de mânie, puțin lipsi să nu sară la comisar. Nu era adevărat, nu l-ați arestat. Mi-ați întins o capcană și eu l-am... Domol, drăguțo, domol, pot să spun că Justin e o mare pramatie. Eu l-am... Haide, ești obosită, mâine te trezești de vreme, o să te ducem acasă. Îl sună pe Janvier. Du-o acasă pe fata asta bătrâne și nouă brusca. Și dacă a mai rămas ceva în dulap tău, un păhărel să-și revină. O fată care avusese totuși noroc că Justin nu se ocupase mai mult de ea. Capitolul 10. Un scrupulos necinstit. Alo, poliția judiciară? Aici doamna Maigret? Soțul meu e acolo? Sigur că da, draga mea. Nu vii acasă? Poate mâine, poate. Doamna Maigret se trezise brusc la 4 dimineața și se speriase când găsise locul gol lângă ea. Nu plec în călătorie, doar o mică deplasare, somn ușor. Singur în birou, dădu o mulțime de telefoane, având el însuși impresia că era un fel de dirijor. Nu, domnule comisar Mascovin, nu va putea fi interogat decât peste 3-4 zile. La siguranța din Toulon, apoi la cea de Nisa. Justin, da, cu orice preț, am înțeles. Prin intermediul celui mai apropiat post de poliție din strada Notre-Dame de Loret, îl anunță pe Torrens, care supraveghea domiciliul domnului Blaise. La drum? Nu imediat. Mai întâi își oferi plăcerea de a o contempla prin gaura cheii pe doamna Lucloagen, țeapănă pe scaunul ei, în timp ce imprudentul de Lucas sfărăia. Se lumina de ziua. În aer se simțea încă umezeala, dar nu mai ploua și pământul era acoperit de frunze și de tot felul de resturi. Hei, taxi, ai benzină pentru o cursă mai lungă? Ora 8. Antoinette Lucloagen, trasă la față, dar păstrându-și neștirbită demnitatea, se adresă lui Lucas, care se spălase pe față la chiuveta din cameră. Comisarul are de gând să ne mai țină mult aici? Doar dacă nu vreți să mergeți imediat la închisoare. Cred că aș prefera. Fica ei avea părul căzut pe un obraz. Janvier dormise 2 ore pe o canapea în sala de așteptare. Poliția judiciară începea să prindă viață. La ora 9, comisarii se prezentară la raport la șeful cel mare. Doar Maigret lipsea. Care dintre voi știe despre ce-i vorba, domnilor? Citi un mesaj telefonic de la siguranța din Nisa, care l-arestase pe numitul Justin la cazinoul de pe Dig, sau mai exact în momentul în care ieșea de acolo la 7 dimineața. Omul protestă. Probabil că-i pentru Maigret. Nu-i la el în birou? Directorul deschise o ușă și se miră când dădu cu ochii de 2 femei care păreau să fi petrecut noaptea acolo sub supravegherea lui Lucas. Salută mașinal. Doamnelor, dar bătu în retragere când o văzut pe cea mai în vârstă, ridicându-se brusc și venind repede spre el. Cine? Șeful cel mare, îi răspunse Lucas. Spuneți-i că cer, că vreau, că... Imposibil, acum e ora raportului. Un taxi de la Paris se deplasa pe un drum noroios între Morsang și Fontainebleau, mai exact între ecluza de la Morsang și cea de la Sitanghet. Se oprise deja în fața a 2 hanuri mici. Auzi, patroane, nu cumva... Maigret scotea câteva fotografii, dar una mai cu seamă îl interesa. Oamenii dădeau din cap. Maigret bea un păhărel.
Ia uite, un copac fusese doborât de vijelie și căzuse de-a curmezișul drumului. Muncitorii începuseră să-i taie crengile. Auziți, prieteni? Toți se uitau uimiți la acel bărbat corpolent, plin de noroi, care fuma pipă după pipă ca să nu simtă prea tare oboseala. În sfârșit, unul dintre oameni spuse: asta, bineînțeles, aproape în fiecare duminică pe lângă cariera de nisip, cu o mașină pe care... Era a treia oară când judecătorul de instrucție telefonă la biroul lui Maigret. Nu, domnule judecător, n-a sosit încă, dar a telefonat că va fi aici într-un sfert de oră, da? Domnul Blaise e în alt birou cu inspectorul Torrance. Vrea să vă se adreseze ministrului, da? Nu știu, ea e la fel, sigur că da. Le-au fost aduse cafea și cornuri. Mama a băut cafeaua, dar a refuzat cornurile. Toată lumea îl aștepta pe Maigret. Chiar și directorul era neliniștit pentru că primise proteste din toate părțile. Domnișoara Bert, convocată de comisar, purta pălăriuța ei roșie și aștepta cu minte în antecameră. Toți s-ar fi mirat tare mult, inclusiv bătrânul Picard, așezat pe o bancă în arestul poliției, dacă l-ar fi putut vedea pe comisar în acel moment. Se întinsese pur și simplu pe bancheta din spatea taxiului. Avea ochii închiși. Nu chiar. Doar atât cât să vadă peisajul ca niște frânturi de verdeață umedă din care se scurgea apă. Trăgea din pipă. Visa. Juca un joc ciudat în care oamenii erau pioni și așeza cu răbdare fiecare pion la locul lui. Era atât de simplu și atât de complicat în același timp. Dacă n-ar fi fost idiotul ăla să încurce totul. Pentru că avea pică pe Mascuvin, care, plin de pansamente, se afla tot la Hotel Dieu. Dacă n-ar fi fost Mascuvin. Și totuși, Maigret îl putea ierta. Poate din cauza drăguței domnișoare Bert, tânăra cu gropițe în obraj? Atât de simplu. Ca să înțelegi totul, era de ajuns să-l înțelegi pe Mascuvin, scrupulosul necinstit, omul cinstit care călcase strâm și era bântuit de remușcări. Era de ajuns să aduni, cum ar fi făcut un contabil, câștigurile și cheltuielile. Pe de-o parte, ce câștiga angajatul societății Prau de Druin, iar de cealaltă parte, ce cheltuise pe educația domnișoarei Bert și pentru locuința ei. Salariul lui nu ar fi fost suficient. Însă domnul Druin declarase ferm că funcționarul n-ar fi putut să ia o lețcaie din casa de bani. La fiecare zdruncinătură, Maigret tresărea și pipa îi tremura între dinți, dar nu pierdea firul discursului pe care urma să-l rostească în fața lor, în biroul lui de la poliția judiciară, când toată lumea, când toți pionii vor fi adunați la un loc. Da, domnule judecător, de aici a plecat totul. Mascuvin a fost ispitit. De cine? De un client al firmei, un om care făcea doar afaceri de mică învergură, dar se interesa de toate celelalte. Pentru că, vedeți dumneavoastră, acest domn Blaze, este cel mai diabolic și cel mai inteligent dintre șantajiști. Ce organizație și-a făcut? Are complici și totuși nu-i văzut niciodată cu nimeni. Nimeni nu vine în apartamentul lui din strada Notre-Dame de Loret, unde e un model de rentier bogat. La Morsang, la Beau Pigeon, e un pescar pasionat, care nu-i bagă în seamă pe ceilalți clienți. Pescuiește știuci și le pescuiește din iarba înaltă de pe malul stâng, unde nu poate fi văzut. Chiar în dimineața aceea, Isidor fusese obligat să recunoască. Ce vreți? Se ducea să se întâlnească undeva cu o femeie măritată, nu știu care, că n-am zărit-o niciodată. Nu voia să se știe și îmi cerea să-i fac rost de pești ca să... Cine venea la aceste întâlniri între ecluză de la Morsang și ecluză de la Sitanghet? Ia să vedem. Domnul Blaze, om prudent, care nu apărea niciodată în persoană în vreuna dintre afacerile sale, avea nevoie de cineva care să acționeze pentru el. De cine? De Justin. El făcea naveta între Coasta de Azur și Paris. El îi făcea pe client să înțeleagă că dacă nu ieșau cu banul, Justin și mașina lui verde. De cine mai avea nevoie domnul Blaze? De oameni care să-l informeze despre afacerile mai mult sau mai puțin dubioase de pe piață. Și iată cum a fost ispitit Mascuvin, scrupulosul Mascuvin. Lucra la o firmă de intermediari. Acolo se negociaseră, printre altele, terenuri mari pentru construcții și expropieri, pentru care o seamă de consilieri municipali sau alte personalități își primiseră partea lor. Înțelegeți, domnule Druin, aveați dreptate când spuneați că niciun angajat n-ar putea să vă fură o bancnotă de 1000 de franci, dar copia unor scrisori compromițătoare. La asta a făcuse Mascuvin, așa obținuse banii pentru apartamentul surorii sale și pentru al lui. Din acel moment fusese prins în angrenaj, îl aveau la mână. Era omul cinstit care greșise o singură dată și care era condamnat să fie necinstit tot restul vieții.
Suferea din această pricină și, în plus, suferea din cauza indiferenței contesei de care se îndrăgostise. Era un om neliniștit, complicat. Domnul Druin o spusese cu gura lui. Un om care se credea tot timpul bănuit și care sfârșise prin a călca greșit. Cum? Ce spuneți, domnule judecător? Maigret bătu un geam. Ajunsese la intrarea în Paris. La poliția judiciară toată lumea l-aștepta. Un moment, mi-e sete. Adevărul e că mai avea nevoie de puțin timp ca să-și pregătească raportul verbal. Dar, domnișoara Jean Ghicitoarea, va întreba judecătorul. O asociată, va răspunde Maigret. Asociata cui? O figurantă, dacă vreți, o figurantă domnului Blaise. Ce informator mai bun pentru un șantajist decât o clarvăzătoare? Ei destăinui toate secretele sub pretextul că vrei să-ți se spună viitorul. Aceste secrete nu întotdeauna curate, smulse prin intermediul globului de cristal, erau adunate săptămânal de Justin, bărbatul cu mașina verde, și transmise la Morsang, apoi triate și folosite de domnul Blaise, marele șef. Înțelegeți acum, domnule judecător? Ce spuneți? Cum a ajuns domnișoara Jean să... Habar n-am. Nu uitați că mama ei a apucat-o pe căi greșite, că tatăl ei a devenit cerșetor, că ea a încercat să se descurce și n-a avut succes în afaceri. Se îndrăgostise de frumosul Justin? Urmărea oare numai banii în combinația asta? Dar vom mai găsi și alții, veți vedea, oameni care în schimbul banilor îi vindeau domnului Blaise secretele din care acesta știa să obțină sume mari. Și iată că Justin descoperă personajul falsului lui Cloaghen și dezleagă misterul casei din Bulevardul Batignol. O afacere de aur! Doamna lui Cloaghen va da banul, era victima ideală. Va plăti scump pentru venitul ei de 200.000 de franci. Maigret se așezase lângă teșghea unei cafenele, iar șoferul se întrebă dacă nu cumva adormise. Vă asigur, domnule judecător, că așa s-a întâmplat. Când domnișoara Jean a aflat că vor șantaja pe doamna lui Cloaghen și că tatăl ei avea să sufere din pricina asta, poate că a implorat, apoi a amenințat că va da totul în vileag și că denunță toată banda. Și atunci s-a hotărât uciderea ghicitoarei. Acum înțelegeți? Ea le oferise fără să vrea o afacere extraordinară. Datorită ei pusese rămâna pe găina cu ouă de aur. Cât să-i ceară doamnei lui Cloaghen? Pentru început 200.000 renta pe un an a falsului medic de marină? Atâta pagubă dacă doamna domnișoara Jean se opunea. O vor suprima. E foarte greu să găsești oameni total necinstiți, dacă mă pot exprima astfel, domnule judecător. Ca și mascovinnicia nu era îndeajuns de necinstită. Domnul Blaise s-a specializat în a se folosi de ceea ce noi la poliția judiciară numim semiborfași. Prezicătoarea va fi ucisă vineri la ora 5. Pe chei de Zorfevră, lumea își pierduse răbdarea. Judecătorul își părăsise biroul și venise în cel al lui Maigret. Șoferul comisarului își pierduse și el răbdarea pentru că lucrase toată noaptea și ar fi vrut să se ducă la culcare. Încă un rachiu de sidru, patroane. Va ucide. Banda va ucide. Bietul mascuvin știa. I se spusese, probabil, ca să fie mai bine ținut în mână și căutase un mijloc să împiedice drama cu orice preț. Intrase în cafeneaua lui obișnuită din Piața Republicii. Maigret simțea că se sufocă de furie și strângea din pumni. Pentru că dacă Mascovin n-ar fi fost un om atât de complicat, evident, nu îi se putea cere să vină și să spună direct poliției. Fac parte dintr-o bandă de răufăcători. Mâine la ora 5, banda noastră va comite o crimă, va ucide o prezicătoare căreia nu îi cunosc numele și adresa. Căutase, mintea lui lucrase, combinase, construise, inventase chestia cu sugativa ca să fie scos din joc și pentru a fi la adăpost de răzbunare a complicilor, inventase furtul la 1.000 de franci pentru care ar fi putut fi arestat un timp. Asta e, domnule judecător. Pic pus, ha, ha. Când să semneze, Mascovin se uitase distrat în fața lui și zărise o figură hilară, un Hercule de bâlci care jongla cu un șifonier. Semnat, pic pus. Iar când văzuse că asasinul altul fusese comis, idiotul nu se mai gândise decât să se sinucidă. Ei, șefule! Șoferul își scutură clientul care adormise la masă. Maigret întredeschise ochii. Unde să vă duc? Pe che de Zorfevră. Poftim? La poliția judiciară. Chiar dormea. Nu mai avea prea mult de mers ca să se trezească. Pentru el, cazul pic pus se încheiase și începea corvoada. Să-i explice magistratului, apoi... Deodată tresări. În minte i-a apărut imaginea doamnei lui Cloaghen și trebuie să recunoască în sinea lui că avea un dinte împotriva ei. Fără domnul Blaise, fără crima din strada cu Lancourt, și-ar fi continuat combinația ei josnică și-ar fi tot strâns rendere de 200.000 de franci până la moartea bătrânului cerșetor pe care nu îl lăsa să fumeze și lâncuia în camera lui.
Ce mârșăvie! Megre urcă scara de la poliția judiciară, era trist. Toată lumea vă așteaptă, domnule comisar. Na, știu, știu. Era ora prânzului. Toți l-așteptau și aveau ceva cu el, mai ales judecătorul, care considera că demnitatea lui... Expunerea dură până la 3 după amiază. E nevoie de dovezi, spuse rânjind domnul Blaze. Avem, Justin interogat de poliția din Nisa. Era adevărat. Cei de acolo îl făcuseră pe Justin să ciripească în urma interogatorului și cum se întâmpla atât de des, acesta aruncase totul în cârca șefului său, în speranța că va obține circumstanțe atenuante. Tot mai stai? Îl întrebă la telefon doamna Megre. Vin să spunem într-o oră. Ce avem la masă? Încă un mic drum de făcut. Judecătorul atrăsese atenția că pentru a o trimite în judecată pe doamna Lucluagen pentru escrocherie, era nevoie de o plângere din partea victimei. Victima era argentinianul care îi asigurase mai de mult o rentă de 200.000 de franci salvatorului fiicei sale. Dar omul murise. Fiica sa, ca multe moștenitoare bogate din America de Sud, se căsătorise cu un prinț străin și locuia la Paris. Megre, condus de un valet în pantaloni bufanți în salonul somptos al unei reședințe particulare din Place de l'Étoile, aștepta. Și așteptase o oră. Biata, doamnă Megre. Comisarul așteptase încă o oră, apoi adormise din nou. Mă scuzați, domnule comisar, a uitat să-mi spună că sunteți aici. De altfel nu înțeleg. Tânăra salvată pe vremuri de medicul Lucluagen era acum o femeie de 50 de ani îmbrăcată ca o fetișcană și cu siguranță una dintre cele mai bune cliente ale institutelor de cosmetică. Era însoțită de un tânăr curtezan. Voiam să vă întreb, vă mai amintiți poate că tatăl dumneavoastră, mai de mult, a fixat o rentă de 200.000 de franci unui medic care... da, când am avut friguri galbene, închipuiesc, Jose, că am avut friguri galbene și... Iar acest om a murit și... Bietul, cred că era încă tânăr. Păi avea... Ei, hai, era mai bine să nu vorbească despre vârstă în casa aceea. Soția lui, ca să nu piardă renta, a luat din portul Can un cerșetor care semăna cu soțul ei și... Ce amuzant! Doamne Dumnezeule, Jose, ce amuzant! Spuneți-mi, domnule comisar, și ea cu cerșetorul ăla? În fine, au trăit ca soț și soție și au avut copii? Având în vedere că e vorba despre o escrocherie a cărei victimă sunteți, am venit să vă întreb dacă faceți plângere și dacă... Să fac plângere? De ce? Pentru că ați fost deposedată în fiecare an timp de 10 ani de o sumă de... Iată, femeie, dacă mi-ar fi scris, nici măcar nu mai aminteam de renta cu pricina... Asta îi privește pe avocații și bancherii mei. Ba, nu, domnule comisar, știți? M-ar amuza să cunosc o femeie care a... E tare nostim. Un alt soț ce arată la fel. Nu ți se pare, Jose, că e foarte pasionant? Spuneți-i să-mi telefoneze ca să vină să bea o ceașcă de ceai cu mine și... În sfârșit ai venit, Megre. Mă întrebam... Am făcut friptură de vițel împănată cu meicerul la telefon. Dar comisarul, încă din hol, își scoase haina, cravata, gulerul de la cămașă și îngână. Vreau să dorm. Cum? Nu mănânci? Păi... Megre nu ascultă ce spunea. Se grăbi spre dormitor și se dezbrăcă oftând. Prea proști, înțelegi? Oamenii sunt prea proști. Auzit gemând sub el arcurile patului, încercă să-și facă un culcuș bun pentru cap în pernă, și pe jumătate a țipit, murmură. De altfel, dacă n-ar fi atât de proști, n-ar mai fi nevoie de poliție. Sfârșit. Și așa am terminat a doua carte din seria Megre. De mâine începem o nouă carte. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care mi-ați scris și care ați fost lângă mine în aceste două zile. Sincer, mi-a fost foarte, foarte rău. Acum mă simt puțin mai bine. Sper să fie din ce în ce mai bine. Pe principiul lui Megre cu oamenii sunt tare proști, vreau să vă spun că există trei useri, subscriberi sau poate doar persoane care sunt în trecere pe aici, pe acest canal, care au dat dovadă astăzi de o prostie crasă. Nu mai mă feresc să pun calificări pentru că asta este realitatea. Unul la mână, domnul Radu Octavian Florea, n-am unde să las câinele liber,
că se aude cum latră. E un câine. Asta e treaba lui, să latre. Nu-ți convine? Citește singur fără lătrat. Că nu o să dau eu drumul la câine pe stradă, îți plece câinele pe stradă ca să asculți tu fără lătrat. E un câine, ok? Nu sunt cititor profesionist, nu sunt actor, nu-ți convine, schimbă canalul. Astea scutii. Mi s-a spus astăzi că vorbesc urât. Nu vorbesc urât. Dacă eu ți explic frumos că am pus un mesaj în care am zis că nu mă simt bine și că o să continuăm și am avut bunăvoința, ca să spun așa, să postez cărțile integrale, astăzi doi simpatici useri, ca să nu-i fac proști pe față, da? Au ținut să mă critique în ultimul hal și să mă facă în fel și chip și să-mi spună că vorbesc foarte urât cu auditoriul, da? Cu drag auditoriul, pentru că ce e asta? Unde-i seria? Mi-e gre. Dar nu mi-e rușine. Băi, oameni buni, ia dați-vă cu reveneală puțin. De azi înainte, cine mai are astfel de excese de genul să mă certe, să mă tragă la răspundere? Aha, iar cealaltă doamnă s-a găsit să-mi spună că mare păcat că ea nu poate să asculte Pic Pus numărul 4 în condițiile în care peste 1100 de oameni deja ascultaseră, da? Că doar la abonament se poate și că nu-i frumos din partea mea ce fac. Băi, frate, dacă tu nu știi să folosești un site, e vina mea, mă tragi pe mine la răspundere. Întâi de toate, eu ți-am explicat frumos, stimată doamnă, da? Ca să nu mai dau nume, ți-am explicat frumos și elegant. Eu pun filmul de două ori, odată pentru membrii fără reclame, pentru cine a dorit să fie membru, iar odată pentru toată lumea. Da? Este aceeași audiție, este fix la fel, doar că unul e cu reclame, unul e fără. Că tu nu ești în stare, nu ești capabilă, nu te duce capul să găsești filmul și să-l asculți. Ea nu mai mă lua pe mine cu texte de genul, vai, da păcat, nu ți-e rușine, nu-i frumos ce faci, ia stai puțin așa de tot. De azi înainte, cine mai are probleme, știți ce o să fac? O să vă fac vedete. O să iau așa frumos comentariu, o să fac prin screen și o să-l pun în comunitate, să dezbatem pe comentarii, să vedem până unde merge prostia. Deci, repet, nu, e vorba strict de trei persoane care astăzi s-au găsit toate trei astăzi, fiind că mi-a fost foarte rău, s-au găsit toate trei astăzi să mă certe. Este inadmisibil ca în 7 mesaje să-i explic la un dobitoc care mai are și canal, da? Și să-i explic cu frumosul că a început să mă certe ce caută crizanteme pentru Erna, că îmi bagi joc de el, că ce este harababur asta, băi. Deci, dacă tu ești atât de prost încât nu pricepi că eu am pus cărțile postate integral după ce au fost citite, da? Asta e problema ta, mă, că nu ești capabil să citești trei cuvinte și mai mult, n-ai fost capabil să treci prin filtrul rațiunii, ceea ce ți-am explicat. Normal că mă lasă nervii și cu replici de genul, nu mai citi astăzi dacă te-ai enervat, că-ți verși furia în... Măi, băiatule, caută-te că ai probleme. Eu nu sunt obligată să dau explicații la nimeni de absolut nimic. Da? Ai vrut să fii vedetă, o să-ți dau și canalul dacă văd că continui și mai dai o singură dată, că ai canal de YouTube și nu-i problemă, pune mâna și citește, tocmai că ai canal de YouTube, dar nu veni să mă tragi pe mine la răspundere la mine în casă, da? Până una alta, să ne vedem fiecare de treaba lui, eu nu m-am dus să deranjez pe nimeni, pe tine, pe altul, nici să întreb vreodată pe cineva de munca lui, de timpul lui și pe treaba lui ce face, bine? Deci dacă mai scrii o singură dată un mesaj de genul, îți promit că o să-ți fac canalul public ca vedetă. Să vedem lumea ce părere are. Știi? Dă inteligența și dă prostia din creierul tău de care dai dovadă. Când ți s-a explicat cu frumosul și tu îmi spui mie că vorbesc curât, că în halul ăsta vorbesc, păi cum adică? Păi da, că dacă eu îți explic de 7 ori un lucru și tu o ții pe ta și mă jignești și vii la mine în casă și îmi vorbești în ultimul hal, mi se pare normal să mă lase nervii, nu? Că n-am nicio obligație față de tine, mă, băiatule. Sau poate fi fată, Dumnezeu știe, dacă canalul pare de băiat. Bun. Absolut toți ceilalți care mă ascultați, vă iubesc din tot sufletul meu, îmi cer scuze, există și astfel de specimene ca aceștia trei, da? Și de azi înainte, probabil că o să-i fac vedete, pentru că chiar devin deranjante chestiile de genul. Iar ca să fiu jignită, mi se pare foarte, foarte aiurea. Fără motiv și fără nicio chestie. N-am voie să mă îmbolnăvesc sau cum. Adică mi-e rău, nu pot să mă ridic din pat, dar trebuie să semnez condica. N-am ce obligație să fac asta. Doamne ferește. Bun,
Vă iubesc din tot sufletul meu, vă îmbrățișez, îmi cer scuze, dar trebuia să spun chestia asta că efectiv m-a scos din pepene astăzi. De mâine continuăm cu cartea numărul 3. Oricum, majoritatea cărților de la Megrec cred că vor fi o surpriză pentru aproape toată lumea, pentru că nu sunt cărți care se găsesc, da? Deci să sperăm că o să vă placă la fel de mult pe cât îmi doresc eu să le citesc. Vă îmbrățișez, vă iubesc, vă pup și cu tot dragul să avem un 2024 minunat împreună, fără proști, asta îmi doresc din tot sufletul meu, să am doar oameni minunați ca voi lângă mine, minus cei 3 proști de astăzi. Vă iubesc, vă îmbrățișez și până data viitoare să ne auzim cu drag. Gabriela.